Clive Staples Lewis. Cronicile din Narnia. Volumul 1. Nepotul Magicianului. Capitolul 1. Ușița tainică. Această poveste este despre ceva ce s-a întâmplat cu mult timp în urmă, când bunicul vostru era copil. Este foarte importantă fiindcă în ea se povestește cum au început toate călătoriile între lumea noastră și tărâmul numit Narnia. Pe vremea aceea, domnul Sherlock Holmes mai locuia încă pe Baker Street, iar familia Bailey căuta comoara din lui Shamroad. Pe vremea aceea, băieții trebuiau să poarte guler scrobit, iar școlile erau mai toate cu mult mai severe decât sunt acum. Mâncarea era însă mai bună, nici nu vă mai spun ce ieftine și gustoase erau dulciurile, ca să nu vă lase gura apă de degeaba. Ei bine, pe vremea aceea, trăia la Londra o fetiță pe nume Pali Plamăr. Locuia într-o casă dintr-un lung șir de case lipite una de alta. Într-o dimineață, când era în grădina din spatele locuinței, deasupra zidului care despărțea grădina lor de cea a casei vecine, apăru capul unui băiat care se cocoțase pe zid. Pali fu foarte mirată, fiindcă până atunci nu mai văzuse niciun copil în casa de alături, în care locuiau doar domnul și domnișoara Ketterley, frate și soră, bătrâni, amândoi necăsătoriți, își ridică privirea, curioasă. Fața băiatului necunoscut era foarte murdară. N-ar fi putut fi mai murdară nici dacă și-ar fi șters lacrimile cu mâinile pline de țărână. De fapt, cam asta se și întâmplase. Bună, spuse Pali. Bună, spuse băiatul. Cum te cheamă? Pali, răspunse fetița. Pe tine. Digori îi răspunse băiatul. Iauzi, ce nume caragios. Zise ea, nu e nici pe departe așa, ca scapali, spuse Digori. Ba da, îl contrazise fata. Oh, nu, zise băiatul. Eu cel puțin mă spăl pe față, zise Pali. Ceea ce ar trebui să faci și tu, mai ales după. Se opri. Fusese cât pe ce să spună, după ce ai dat apă la șoareci, dar se gândi că n-ar fi prea politicos din partea ei. Așa e, am plâns, spuse Digori cu voce tare, ca un băiat atât de amărât că nu-i mai pasă dacă află cineva ca plâns. Ai face și tu la fel, continuă el, dacă ai fi trăit toată viața la țară și ai fi avut un ponei și râu în spatele grădinii și ai fi fost adusă după aia să locuiești într-o groapă nenorocită ca asta. Londra nu e o groapă, spuse pali indignată. Dar băiatul era prea pornit ca să o bage în seamă, continuă să-și spună oful. Și dacă tatăl tău ar fi în India, iar tu ar trebui să vii să stai cu o mătușă și un unghi care i nebun, cui iar plăcea asta, fiind ca o grijă de mama ta care e grav bolnavă și e care o să moară. Fața-i se schimonosi atunci când încerci să nu pufnești în plâns. N-am știut, îmi pare rău, zise Paliumilă. După care, fiindcă nu știa ce să mai spună și ca să-l facă pe Digorii să se gândească la lucruri mai vesele, îl întrebă. Domnul Keterley chiar e nebun. Sau e nebun, îi răspunse Digori, sau e un mister la mijloc. Are o cămăruță, sus, la etaj în care mătușa Leti zice că n-am voie să intru. E ceva necurat la mijloc. Și mai e ceva, de câte ori vrea să-mi spună ceva la masă, cu ea nu vorbește niciodată, mătușa l-oprește mereu, îi zice, nu ne căji băiatul, Andreu, sau sunt sigură că nu-l interesează așa ceva pe Dicori, ori Dicori, n-ai vrea să te duci să te joci în grădină. Da, ce încearcă să-ți spună? Nu știu. N-apucă niciodată să spună prea mult. Da, mai e ceva. Într-o seară se noptase, de fapt, în drum spre camera mea, când am trecut pe lângă scara care duce la pot, nici nu-mi place să trec pe acolo. Sunt sigur că am auzit un strigăt. Poate-și ține acolo vreo nevastă nebună. M-am gândit și eu la asta, sau poate face bani falși. Sau fi fost pirat ca personajul din comoara din insulă și se ascunde de foștii camarazii. Poate ti se pare interesant, spuse Digori. Da, dacă ar trebui să dormi acolo, n-ai mai gândi la fel. Cum ți-ar plăcea să stai treaz în pat și să-l auzi pe unchiul Andreu trecând tiptil pe lângă camera ta? Și are niște ochi groznici. Așa s-au cunoscut Pali și Digori și, cum vacanța de vară de-abia începuse și niciunul dintre ei nu mergea la mare în anul acela, se întâlneau aproape în fiecare zi. Aventurile lor au început mai ales din pricină că era una din cele mai umede și mai reci veri din ultimii ani. Vremea i-a alungat în casă, sau, am putea spune, spre explorări în casă. E minunat să vezi câte lucruri poți explora într-o casă sau într-un șir de case, cu o bucățică de luminare. Pali descoperise de multă vreme că, dacă deschizi o anume ușiță din podul casei ei, dai de un rezervor de apă și în spatele lui, de un loc întunecos, în care puteai ajunge dacă te cățărai puțin, cu atenție. Locul ăsta întunecos era ca un tunel lung, cu un perete de cărămizi de o parte și cu un acoperiș în pantă de cealaltă parte. Printre țiclele de pe acoperiș pătrundeau pete mici de lumină. Tunelul n-avea podea, trebuia să pășești de pe o grindă pe alta, iar între grinzi era numai ipsos. Dacă din întâmplare călcăi pe el, te-ai fi trezit căzând prin tavan în camera de dedesubt. Pali folosise bucățica de tunel din spatele rezervorului închip de peștera hoților. Adunase acolo lăzii și cutii și scaune de bucătărie rupte și tot felul de lucruri de acest gen și le pusese între grinzi, să facă un fel de podea, își ținea aici o pușculiță în care avea tot soiul de comori, o poveste pe care o scria și, de obicei, câteva mere băuse de multe ori aici, în liniște, câte o sticlă de suc, sticlele vechme făceau locul să arate și mai mult multa peștera hoților. Lui Digorii îi plăcu peștera, Pali nu l-a lăsat să-i citească povestea, dar el era și mai interesat să exploreze. Ia uită-te aici, zise. Până unde merge tunelul ăsta? E numai cât casa ta sau merge mai departe? Merge mai departe, răspunse Pali. Da, nu știu până unde. Înseamnă că putem să mergem de-a lungul șirului de case. S-ar putea, spuse Pali. Și eu, mamă. Ce? Am putea intra în celelalte case. Sigur, să creadă oamenii că suntem hoți. Nu, mulțumesc. Nu mai face pe deșteptul. Mă gândeam la casa de după casa voastră. Cei cu ea? Cum cei cu ea? E goală. Tata spune că e goală de când ne-am mutat noi aici. Atunci cred că am putea să ne uităm prin ea, zise Digori. Era cu mult mai nerăbdător decât s-ar crede, judecând după modul în care vorbise. Fiindcă se gândea, firește, la toate motivele pentru care casa era goală de atâta vreme. La fel și pali. Niciunul dintre ei nu pomeni cuvântul bântuită și amândoi simțeau că, odată ce propuseseră să meargă acolo, ar fi fost un semn de slăbiciune să nu se mai ducă. Să mergem să încercăm chiar acum. Întrebă Digori. Bine, fu de acord, Pali. Dacă nu vrei să mergi, nu veni, zise Digori. Dacă mergi tu, merg și eu, spuse fetița. Dar acum o să știm că am ajuns în casa de după casa de alături. Hotărâră că trebuie să ajungă în dreptul de baralei și să meargă de-a lungul acesteia din grindă în grindă, în felul acesta puteau să-și dea seama cam câte grinzi erau deasupra unei camere după care adunau încă patru grinzi pentru spațiul dintre cele două poduri din casa lui Pali și același număr pentru camera de serviciu și pentru debara. Puteau afla astfel lungimea casei în grinzi. După ce parcurgeau de două ori distanța asta, însemna că au ajuns la marginea casei lui Dicori, orice ușă la care ajungeau după aceea dădea în podul casei nelocuite. Da, n aș prea crede că e chiar goală, spuse Dicori. Da, ce crezi că e acolo? Cred că locuiește cineva în secret, cineva care iese de acolo doar noaptea, cu o lanternă slabă. S-ar putea să dăm de vreo bandă de criminali disperați și o să primim o recompensă. Nu se poate să fie o casă goală atâta vreme, dacă nu-i un mister la mijloc. Tata zicea că acolo sunt probabil conducte, spuse Pali. Fui, ce lipsiți de imaginație sunt oamenii mari, spuse Dicorii. Acum că vorbeau la lumina zilei, în pot, și nu la lumina luminării din peștera hoților, li se părea mult mai puțin probabil să fie fantome în casa nelocuită. După ce măsurară podul, luară un creion ca să socotească. La început, fiecare obținu alt rezultat și chiar și după ce ajunseră la același rezultat nu fură prea siguri că e cel corect. Erau grăbiți să pornească în expediție, Trebuie să mergem în liniște, spuse Pali în timp ce se cățăra înapoi în spatele rezervorului. Fiindcă era o ocazie specială, luară fiecare câte o lumânare, Pali avea o provizie serioasă în peșteră. Era întuneric, plin de praf și era curent. Pășeau de pe o grindă pe alta întăcere. Doar din când în când își spuneau în șoaptă. Suntem la capătul podului acum. Sau? Probabil că suntem pe la jumătatea casei tale. Nici unul dintre ei nu se împiedică și nici luminările nu se stinseră. În cele din urmă ajunseră la un loc unde zăriră o în peretele de cărămizi din partea dreaptă. Bineînțeles că nu avea nici zăvor, nici clanță pe partea asta, pentru că ușa fusese făcută ca să intri în pot, nu ca să ieși, dar avea un clempuș, cum are de obicei ușa de la dulapul de bucătărie, și erau siguri că o să o poată deschide. Să încerc eu. Întrebă digorii." Dacă mergi tu, merg și eu, răspunse ea la fel ca mai înainte. Amândoi simțeau că lucrurile ajunseseră prea departe, dar niciunul nu voia să dea înapoi. Digori trase cu putere de clempuș. Ușa se deschise, iar lumina care pătrunse pe neașteptată îi făcu să clipească. După care, șocați, își dă dură seama că în fața lor nu era un pod părăsit, ci o cameră mobilată. Părea destul de goală. Și era o liniște de moarte. Curiozitatea o ajută pe palii să depășească acest moment. Stinse luminarea și pășin încăperea ciudată, mișcându-se în liniște, ca un șoricel. Avea firește, forma unui pod, dar era mobilată ca o cameră de zi. Pereții erau plini de rafturi de sus până jos, iar rafturile erau pline de cărți, încă minar de a focul, nu uitați că în anul acela vara era foarte umedă, iar în fața șemineului, cu spatele spre ei, era un fotoliu cu spătar înalt, între fotoliu și palii, ocupând aproape tot mijlocul încăperii, se afla o masă mare, pe care erau îngrămădite fel de fel de lucruri, cărți, caiete, cerneală și călimări, tocuri și ceară pentru sigiliu și un microscop. Dar ceea ce i-a atenția de la bun început fotavă din lemn roșiatic, pe care erau niște inele așezate două câte două, unul galben și unul verde, urma apoi un spațiu liber, și iar un inel galben și unul verde. Nu erau mai mari decât niște inele obișnuite, și nu se putea să nu le observi, fiindcă erau foarte strălucitoare. Erau cele mai frumoase obiecte strălucitoare pe care ți le-ai putea imagina dacă palii ar fi fost doar un pic mai mică, cu siguranță că ar fi încercat să muște dintr-unul din ele. camera era atât de liniște, încât se auzea ticăitul ceasului. Totuși, după cum își dădu acum seama, nu era chiar așa liniște de fapt. Se auzea un zumzet foarte, foarte slab dacă ar fi fost deja inventate aspiratoarele, Pali ar fi crezut că de cineva cu aspiratorul undeva departe, câteva camere mai încolo sau câteva etaje mai jos. Dar zgomotul care se auzea era mai plăcut decât cel făcut de un aspirator. Era mai muzical, doar că era atât de slab, încât aproape că nu-l putea auzi. În regulă nu-i nimeni, îi spuse Pali lui Digori, peste umăr. Nu mai vorbea în șoaptă acum. Digori intră și el în încăpere, clipind din ochi și extrem de murdar. De altfel, și Pali era la fel de murdară. N-are niciun rost, spuse el, asta nu-i o casă goală. Mai bine o ștergem de aici înainte de a veni cineva. Ce crezi că sunt alea? Îl întrebă Pali, arătând spre inelele colorate. Lasă asta, spuse Digori, cu cât plecăm mai repede. Nu mai apucă să termine ce avea de spus, fiindcă în clipa aceea se întâmplă ceva. Fotoliul cu spătar înalt din fața căminului se mișcă deodată și din el, ca un diavol ieșind de sub o trapă, se ridică amenințător trupul unchiului Andreu. Deci nu era un casa goală de fel, era un casa lui Digori, chiar în camera în care n-avea voie să intre. Copiii scoase amândoi un ouă și ștădură seama ce greșeală îngrozitoare făcuseră ar fi trebuit să-și dea seama că nu merseseră destul de departe. Unchiul Andreu era înalt și foarte slab. Avea nasul ascuțit, ochii extrem de strălucitori și un smoc mare de părcărunt ciufulit. Digori rămăsese mut, fiindcă unchiul Andreu arăta de o mie de ori mai periculos decât oricând înainte. Pali nu era încă prea speriată, dar, nu după mult timp, fușia cuprinsă de frică. Pentru că primul lucru pe care îl făcu unchiul Andreu fu să se ducă până la ușă, să o închidă și să răsucească apoi cheia îmbroască. După care se întoarse spre copii, îi fixă cu ochii lui strălucitori și le zâmbi, arătându-și toți dinții. Așa, spuse, proasta de soră mea n-are cum să vină aici. Era îngrozitor de diferit de ceea ce te-ai fi așteptat din partea unui adult. Pali nu mai putea de frică și o porniră și ea și digori, cu spatele, spre ușița pe care intraseră. Dar unchiul Andreu fu mai rapid decât ei. Ajunse în spatele lor, închise și ușa aceea și se postă în dreptul ei. După care își frecă mâinile făcând să-i trosnească încheieturile. Avea degete frumoase, albe și lungi. Sunt încântat să vă văd, spuse. Chiar asta mi doream doi copii. Vă rog, domnule Keterley începu Pali. E aproape ora mesei și trebuie să mă duc acasă. Vreți să ne lăsați să ieșim de aici, vă rog. Nu încă, răspunse unchiul Andreu. Nu pot pierde o ocazie atât de bună. Aveam nevoie de doi copii. Știți, tocmai lucrez la un experiment epocal. Am încercat pe un cobai și se pare că a mers. Dar un cobai nu-ți poate spune nimic. Și nici nu poți să-i explici cum să se întoarcă. Ascultă, unchiule Andreu, îi spuse Digori, chiar că e ora mesei. Au să înceapă să ne caute. Trebuie să ne lași să plecăm. Trebuie. Făcu unchiul Andreu. Digori și Pali se uitară unul la altul. Nu îndrăzneau să spună nimic, dar privirile pe care și le aruncau spuneau ce îngrozitor și trebuie să-i cântăm în strună. Dacă ne lăsați să mergem la masă, zise Pali, ne-am putea întoarce după ce mâncăm. Da, cine mi garantează mie că vă întoarceți? Întrebă unchiul Andreu cu un zâmbet viclean. După care păru că s-a răzgândit. Bine, le spuse, dacă trebuie să plecați, asta e, nu pot spera ca doi tineri ca voi să vrea să stea de vorbă cu un nătărău ca mine. Oftă și continuă. Habar n-aveți ce singur mă simt uneori. Da, ce contează? Duceți-vă la masă. Nu mai stați un pic, să vă dau un cadou înainte. Nu mi se întâmplă prea des să mă viziteze o fetiță în biroul ăsta vechi și prăfuit, mai ales o domnișoară frumoasă ca tine, dacă mă pot exprima așa. Pali începu să creadă că poate nu e nebun, la urma urmei. Vrei un inel, draga mea? O întrebă unchiul Andreu pe Pali. Vreți să spuneți un inel dintre acela, galben sau verde? Întrebă Pali. Ce drăguțe sunt? Verde nu, spuse unchiul Andreu. Mă tem că pe cele verzi nu le pot da nimănui. Dar aș fi încântat să-ți dau oricare dintre inelele galbene. Din toată inima. Vino și încearcă unul. Lui Pali nu-i mai era frică și era de acum sigură că bătrânul domn nu e nebun, iar inelele acelea strălucitoare te atrăgeau într-un mod ciudat. Păși spre tavă. Ia uzi, spuse, zgomotul ăla se aude mai tare aici. De parcă l-ar face inelele. Ce idee, draga mea, râse unchiul Andreu. Părea un râs foarte natural, dar digorizării se o privire de nerăbdare, aproape de lăcomie, pe chipul lui. Pali, nu fi proastă. Strigă. Nu le atinge. Prea târziu. Chiar în clipa aceea mâna lui. Pali atinse unul din inele și imediat, fără nicio săcălipire, niciun zgomot, niciun fel de semn, pali dispăru, în încăpere rămaseră numai Digori și unchiul Andreu. Capitolul 2. Digorii și unchiul Andreu. Totul fusese atât de neașteptat, atât de oribil de diferit de tot ce îi se mai întâmplase până atunci, chiar și în coșmaruri, încât Digori scoase un țipăt. Unchiul Andreu se repezi și puse palma la gură. Fără de astea. Ei șopti la ureche. Dacă faci călăgie, aude mama ta. Și știi ce i s-ar putea întâmpla dacă se sperie cum avea să povestească Digori mai târziu, răutatea asta oribilă de a șantaja pe cineva în felul ăsta îi provocă silă. Dar bineînțeles că nu mai țipă. Așa e mai bine, zise unchiul Andreu. Poate că nu te-ai putut abține. E într un șoc să vezi cum dispare cineva. Chiar și eu m-am cam speriat când a dispărut cobaiul noaptea trecută. Deci de asta ai țipat. Îl întrebă Digori. Mai auzit, care va să zică? Sper că nu mă spionezi. Bineînțeles că nu, se revoltă Digori. Da, ce s-a întâmplat cu Pali? Felicită-mă, dragul meu, spuse unchiul Andreu, frecându-și mâinile. Mi-a reușit experimentul. Fetița a plecat, a dispărut din această lume. Ce i-ai făcut? Am trimis-o, am trimis-o altundeva. Cum adică? Îl întrebă Digori. Unchiul Andreu se așeză în fotoliu. Îți spun imediat. Ai auzit vreodată de bătrâna doamnele fai? O strămătușă sau ceva de genul ăsta? Întrebă Digori. Nu chiar, îi spuse unchiul Andreu. Era nașa mea. E persoana din tabloul de acolo, de pe perete. Digori se uită într-acolo și văzu o fotografie veche a unei femei bătrâne, cu bonetă pe cap și-și aminti că o mai văzuse într-o poză dintr-un sertar vechi, acasă la el, la țară. O întrebase pe mama cine e, dar ea nu voise să vorbească prea mult pe tema asta. Nu era prea drăguță, își spuse Digori în sinea lui, deși, sigur, din pozele astea vechi nu-ți poți da seama prea bine. Era ceva ceva ciudat în legătură cu ea, unchiule Andreu. Întreba apoi cu voce tare. Depinde de ce înțelegi prin ciudat, chicoti unchiul Andreu. Oamenii sunt tare încuiați. Spre sfârșitul vieții începuse, e adevărat, să se comporte tare ciudat. Făcea tot felul de lucruri prostești. De asta o închis la un azil de nebuni. Nu, 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 răspunse unchiul Andreu șocat. Nici vorbă. La închisoare. Ah, da, ce făcuse? Întrebă Dicori. Biata femeie, spuse unchiul Andreu. Niște prosti. E vorba de mai multe lucruri, dar n-are rost să intrăm în amănunte. Era tare bună cu mine. Da, ce legătură au toate astea cu palii? Aș vrea să le. Toate la vremea lor, băiete, îl întrerupse unchiul Andreu. Au eliberat-o pe bătrâna doamnele fa înainte să moară, iar eu am fost una dintre puținele persoane pe care le-a primit să le vadă pe patul de moarte. Nu mai putea suporta oamenii obișnuiți și ignoranți. Nici eu nu-i pot suporta. Dar pe noi ne interesau aceleași lucruri. Cu numai câteva zile înainte de a muri, mi-a spus să deschid un sertar secret de la un birou din casa ei și să-i aduc de acolo o cutiuță. Mai am dat seama de cum am pus mâna pe cutie că țin un mare secret în mână. Mi-a dat-o și m-a pus să-i promit că o soart, fără să o deschid, imediat după moartea ei. Nu mai am respectat promisiunea. Ce urât din partea ta, spuse Digori. Urât, făcânchiul Andreu, privindul ușor încurcat. Ah, înțeleg. Vrei să spui că băieții trebuie să și țină promisiunile. Așa e bine și frumos, desigur, și mă bucur că și tu ai fost învățat să-ți respecti promisiunile. Dar bănuiesc că înțelegi că reguli de genul acesta, oricât de potrivite ar fi pentru băieței și pentru servitori sau pentru femei, și poate chiar pentru oameni în general, nu sunt valabile și pentru cercetătorii adevărați ori pentru mari gânditori sau înțelepți. Nu, Digori. Oamenii ca mine, care au o înțelepciune tainică, sunt absolviți de regulile obișnuite, după cum suntem lipsiți și de plăcerile oamenilor de rând. Destinul nostru, băiețel, e măreț, dar suntem condamnați la singurătate. Pe când spunea toate acestea, ofta și părea atât de serios și de nobil și de misterios, încât digori crezul pentru o clipă că spune ceva cu adevărat frumos. Dar își aminte imediat de privirea plină de răutate de pe fața unchiului lui în clipa în care dispăruse pali. Și reuși să vadă dincolo de cuvintele mari ale unchiului Andreu. De fapt, își spuse în sinea lui, își închipuie că are dreptul să facă orice ca să obțină ceea ce vrea. Bineînțeles că n-am îndrăznit să deschid cutia mult timp, continuă unchiul Andreu, fiindcă știam că s-ar putea să fie ceva foarte periculos înăuntru. Nașa mea a fost o femeie cu adevărat remarcabilă. Adevărul e că a fost printre ultimele femei din această țară care aveau sânge de vrăjitoare. Zicea că mai sunt două. O ducesă și o servitoare. Știi, Digori, s-ar putea să lai în fața ta pe ultimul om care a avut o nașă vrăjitoare. Cred că n-ai să uiți asta câte zile o să ai. Fac pariu că era o vrăjitoare rea, își spuse Digorii în gând. Dar pali. Întreba apoi, cu glas tare. Nu mă mai bate la cap cu asta făcu unchiul Andreu. De parcă asta ar avea vreo importanță. Mai întâi am studiat cutia. Era foarte veche. Și chiar de atunci mai am dat seama că nu e nici grecească, nici egipteană, nici babiloniană, nici hitită și nici chinezească. Era mai veche decât toate aceste popoare. Ziua în care am aflat adevărul a fost o zi mare pentru mine. Era din Atlantida, insula dispărută. Ceea ce înseamnă că era mai veche cu multe secole decât oricare dintre obiectele din epoca de piatră, descoperite în Europa. Și nu era primitivă ca acestea fiindcă atunci, la începutul tuturor timpurilor, Atlantida era deja un oraș măreț, cu palate și temple și oameni învățați. Se opri o clipă, așteptând parcă să-i spună Digori ceva. Dar băiatului îi plăcea de el tot mai puțin, cu fiecare clipă, așa că nu-i spuse nimic. Între timp, continuă unchiul Andreu, am învățat o mulțime de lucruri, nu se cuvine să-i spun unui copil ce anume, despre mage, în general. Așa că am ajuns să am o oarecare idee despre ce anume ar putea fi în cutie. Prin diferite teste, am redus numărul posibilităților. A trebuit să cunosc niște niște oameni foarte neobișnuiți și am trecut prin câteva experiențe tare neplăcute. De aceea am și albit. Nu e ușor să ajungi magician. M-am și îmbolnăvit. Da, m-am mai întremat. Până la urmă, am reușit să știu. Deși nu exista nici cea mai mică posibilitate să-i audă cineva, se aplecă și spuse aproape în șoaptă. În cutia din Atlantida era ceva care fusese adus din altă lume, pe vremea când lumea noastră era de-abia la început. Ce? Întrebă Digori, care devenise curios, în ciuda voinței lui. Niște praf, răspunse unchiul Andreu un praf fin și uscat. Nu părea ceva deosebit. După o viață de trudă, nu era o răsplată prea mare, mi-ai putea spune. Dar când m-am uitat la el, am avut mare grijă să nu-l ating și mai am dat seama că fiecare fir de praf fusese o dinioară în altă lume, nu în altă planetă. Planetele fac parte din lumea noastră și dacă ai merge destul de mult ai putea ajunge la ele, cu adevărat o altă lume, altă natură, alt univers, un loc în care n-ai putea ajunge nici dacă ai călători la nesfârșit prin acest univers. O lume în care nu poți să ajungi decât prin mace. Unchiul Andreu se opri și-și frecă mâinile până ce începură să-i pocnească toate încheieturile ca niște artificii. Știam, continuă el, că praful acela nu te poate duce înapoi în locul de unde provenea decât dacă îi dădeai forma potrivită. Dar tocmai asta era problema, cum să-i dai forma potrivită. Toate experimentele mele de până atunci dăduseră greș. Le încercasem pe cobai. Unii muriseră. Alții explodaseră ca niște bombițele. Ce crud din partea ta, spuse Dicori, care avusese un cobai. Nu înțelegi esențialul, spuse unchiul Andreu. Creaturile acelea pentru asta erau făcute. Le cumpărasem chiar eu. De deci ce unde rămăsesem? Ah, da. Până la urmă am reușit să fac inelele, inelele galbene. Dar acum s-a evit altă problemă. Eram sigur că orice creatură care atinge un inel galben o să ajungă în cealaltă lume. Dar la ce mi folosea asta dacă nu o puteam aduce înapoi ca să mi spună ce a găsit acolo? Dar ei? Întrebă Dicori. Ce se întâmplă cu ei dacă nu se mai pot întoarce? Privești lucrurile dintr-un punct de vedere greșit," spuse unchiul Andreu măsurându-l enervat. Nu înțelegi că e vorba de un experiment epocal." Scopul principal al trimiterii pe cineva în cealaltă lume este să aflu cum e acolo. Atunci de ce nu te-ai dus tu? Digori nu mai văzuse pe nimeni atât de ofensat și de surprins ca unghiul său. Eu? Eu? Făcu el băiatul ăsta e nebun. Un om la vârsta mea și cu sănătatea mea să risc eu șocul și pericolele unei asemenea călători într-un univers total diferit. N-am auzit ceva mai absurd de când sunt. Îți dai seama ce spui. Gândește-te numai ce înseamnă o altă lume, poți da peste orice, absolut orice. Și bănuiesc că acolo ai trimis-o pe pali, spuse Digori, cu obrașii arzându-i de furie. Deși ești unchiul meu, nu pot să nu-ți spun că te-ai purtat ca un laș. Ai trimis o fetiță într-un loc în care ție ți-e frică să te duci. Liniște, domnule! Strigă unchiul Andreu, rezemându-și capul de masă. Nu permit să-mi vorbească astfel un școlar jecos. Nu înțelegi nimic. Eu sunt marele învățat, magicianul, cel care face experimentul. E Firesc să am nevoie de subiecti pe care să pot experimenta. Doamne, mai lipsește să-mi spui că ar fi trebuit să le cer voie cobailor înainte de a experimenta pe ei, nu poți dobândi înțelepciune fără sacrificii. Dar ar fi de-a dreptul ridicol să mă duc chiar eu. E ca și când ai cere unui general să lupte ca simplu soldat. Dacă mor, ce s-ar întâmpla cu munca mea de o viață? Nu mai ea atât, spuse Digori. O aduci pe palin apoi sau nu? Tocmai voiam să-ți spun când m-ai întrerupt atât de nepoliticos, spuse unchiul Andreu, că am reușit să găsesc până la urmă o cale de a-i aduce înapoi. Inelele verzi te aduc înapoi. Dar palin are niciun inel verde. Nu, spuse unchiul Andreu zâmbind răutăcios. Deci nu se poate întoarce, strigă Digori. E ca și când ai fi omorât-o. Ba se poate întoarce, spuse unchiul Andreu, dacă se duce cineva după ea, cu un inel galben pentru el și două inele verzi, unul pentru el și altul pentru ea. Digorințele se înce capcană căzuse, îl privițintă pe unchiul Andreu, cu gura căscată, fără să scoată o vorbă. Era alb la față ca varul. Sper, spuse unchiul Andreu după scurt timp, cu glas tare și puternic, de parcă ar fi fost unchiul perfect care tocmai oferise un cadou generos și un sfat prețios. Sper, Digori, că nu ești un fricos. Mi-ar părea tare rău să aflu că un membru al familiei mele nu este destul de cavaler și de demn să sară în ajutorul unei domnișoare aflate la nanghe. Taci din gură! Strigă Dicori! Dacă ai avea destulă demnitate și toate celelalte, te-ai duce chiar tu. Dar știu că n-ai să o faci. Ești o fiară. Bănuiesc că ai pus totul la cale, ai vrut să plece fără să știe, pentru că apoi să plec și eu după ea. Bineînțeles, recunosc unchiul Andreu, zâmbind odios. Foarte bine! Mă duc! Da, mai vreau să ți spun ceva înainte. Până azi n-am crezut în mace. Acum mai am dat seama că există. Deci, dacă există, înseamnă că și toate poveștile cu vrăjitoare sunt și ele mai mult sau mai puțin adevărate. Iar tu ești un magician crud și rău, cum sunt cei din povești. Dar n-am citit nicio poveste în care oamenii ca tine să nu fie pedepsiți până la urmă și fac pariu că și tu vei plăti. Și ai să o meriți pe deplin. De data asta digorii lovise din plin. Unchiul Andreu tresări. Pe față îi se putea citi teama și, așa fiară cum era, aproape că nu se putea să nu ți se facă milă de el, dar după o clipă se liniști și spuse râzând forțat. Sigur, e normal ca un copil să gândească așa, mai ales dacă a crescut, așa ca tine, printre femei. Povești de ale babelor, nu. Nu e nevoie să te gândești la ce pericole mă așteaptă pe mine, Digori. N-ar fi mai bine să te gândești la pericolul în care se află prietena ta. A plecat de destulă vreme. Dacă sunt pericole acolo, ar fi păcat să ajungi prea târziu, fie și numai cu o clipă. Îți pasă de nu mai poți, spuse Digori înfuriat. Da, m-am săturat de trâncăneala ta. Ce trebuie să fac? Dragul meu băiat, trebuie să te controlezi, spuse unchiul Andreu calm. Altfel o să ajungi ca mătușa Leti. Acum vino cu mine. Se ridică, își puse o pereche de mânuși și se duse spre tava pe care se aflau inelele. Au efect numai dacă te ating direct pe piele. Dacă mi pun mănuși, le pot ridica așa și nu mi se întâmplă nimic. Dacă îți pui unul în buzunar, nu ți se întâmplă nimic. Numai că, firește, trebuie să ai grijă să nu-ți bagi mâna în buzunar, ca să nu-l atingi din greșeală. Cum ai atins un inel galben, cum ai dispărut din lumea asta? Când ești în celălalt loc, bănuiesc că. Desigur, n-am testat asta încă, dar bănuiesc că în clipa în care atingi un inel verde, dispar din lumea aceea și bănuiesc că apar din nou în lumea noastră. Uite, îți pun inelele astea două verzi în buzunarul drept. Nu uita în ce buzunar sunt inelele verzi. Unul pentru tine și celălalt pentru fetiță. Acum alegeți tu singur unul galben. Dacă aș fi în locul tău, mi l-aș pune în deget, ca să nu-l scap. Digori fu pe ce să atingă un inel galben, când își aduse aminte. Cum rămâne cu mama? Întrebă. Ce-i spui dacă întreabă unde sunt? cu cât pleci mai repede, cu atât o să te întorci mai repede, spuse unchiul Andreu vesel. Da, nu știi sigur dacă o să mă mai întorc. Unchiul Andreu dădu din numeri, merse până la ușă, o descuie și o deschise larg. Foarte bine, zise, cum vrei. Du-te jos la masă. Lasă pe biata copilă prada animalelor sălbatice sau să se nece sau să moară de foame în cealaltă lume sau să se piardă acolo pentru totdeauna, dacă așa vrei. Mie mie tot una. Poate că ar fi bine să te duci înainte de ceai la doamna plamăr să-i spui că nu o să mai vadă pe fata ei niciodată, pentru că ți-a fost frică să-ți pui un inel. Dumnezeule, spuse digori, ce rău îmi pare că nu sunt mai mare ca să-ți pot trage una în cap. Își încheie nasturii de la haină, respira adânc și lui inelul. Și își spuse, după cum avea să povestească după aceea, că are de ales. Capitolul 3. Pădurea de la hotarul dintre tărâmuri. Unchiul Andreu și o odăița lui dispărură pe dată. După care, pentru o clipă, totul deveni tulbure. Digori zeri o lumină slabă, verzuie, care venea de undeva de deasupra lui, de desubt, totul era ascuns în beznă. Nu stătea și nici nu pășea pe nimic. Nu se atingea de nimic. Cred că sunt în apă, își spuse Digori. Sau poate sub apă. Ceea ce îl sperie un pic, dar în aceeași clipă, își dădu seama că merge în sus. După care capul îi ieși undeva la suprafață și se trezi îndreptându-se târâși spre pământul acoperit de iarbă de la marginea unui ochi de apă. Când se ridică în picioare, își dădu seama că nu-i roia apa din haine și nici nu găfuia, cum te-ai fi așteptat în cazul unei persoane care tocmai ieșise din apă. Hainele erau perfect uscate. Se afla la marginea unui ochi de apă, care nu avea mai mult de 3 metri lungime, în mijlocul unei pături. Copacii erau atât de aproape unii de alții, iar frunșul atât de bogat, încât nu se putea vedea niciun petic de cer. Singura lumină din jur era o lumină verde, care cobora printre frunze, dar probabil că undeva sus era un soare foarte puternic, pentru că lumina aceasta verde era strălucitoare și caldă. Era cea mai liniștită pădure pe care v-ați fi putut-o imagina vreodată. Nici urmă de păsări, animale sau insecte nu adea nicio boare de vânt. Aproape că puteai auzi cum cresc copacii. Ochiul de apă din care ieșise nu era singurul din pădure. Mai erau vreo 12, câte unul la fiecare câțiva metri, cât putea cuprinde Digori cu privirea. Aproape cauzeai rădăcinile copacilor sorbind apa din pământ. Pădurea asta era plină de viață. Mai târziu, de câte ori încerca să o descrie, Digori spunea mereu același lucru. Era un loc minunat, ca o prăjitură plină cu stafide. Lucrul cel mai ciudat era că, înainte chiar de a se uita în jur, aproape uitase de ce venise acolo. Și cu siguranță că nu se gândea nici la Pali, nici la unchiul Andreu și nici măcar la mama. Nu era deloc teamă și nu era nici emoționat, nici curios dacă l-ar fi întrebat cineva de unde vine, ar fi spus probabil. Sunt aici din totdeauna. Fiindcă acesta era sentimentul pe care l-avea în locul acela, că ești acolo din totdeauna și că nu te plictisisești niciodată, deși nu se întâmpla nimic. Așa cum a spus Tigori mult timp după aceea. Nu e genul de loc unde se întâmpla ceva. Acolo doar cresc copaci. După ce privind de lung pădurea, observă că sub un copac, la câțiva metri departare de locul unde se afla el, dormea o fată. Avea o închiși, dar nu de tot, de parcă era pe punctul de a se trezi din somn se uită la ea un timp fără să spună nimic, în cele din urmă. Fata deschise ochii, se uită și ea la el o vreme, tot fără să spună nimic. După care început să vorbească, cu o voce visătoare, mulțumită de sine. Am impresia că te-am mai văzut undeva. Și eu, zise Digori, ești de mult timp aici. Da, din totdeauna, răspunse fata. Cel puțin nu știu, cred că de foarte mult timp. Și eu la fel, spuse Digori. Nu-i adevărat, îl contrazise ea. Te-am văzut ieșind din ochiul acela de apă nu de mult. Cred că ai dreptate, spuse Digori, încurcat. Uitasem, după care nu mai spuse nimic niciunul dintre ei. Știi ce, început fata dintr-o dată, nu cumva ne-am mai întâlnit undeva. Am senzația că mi-amintesc de un băiat și o fată, așa ca noi, care locuiesc într-un loc cu totul diferit și care fac fel de fel de năstrăvăni. Poate că am visat doar. Și eu am avut exact același vis, cred, spuse Dicori. Despre un băiat și o fată, care locuiau în case vecine și care se târau printre grinți. Fata era foarte murdară pe față. Nu încurci lucrurile. În visul meu, băiatul era murdar pe față. Nu mi amintesc cum era fața băiatului, spuse Dicori. Hei, ce aia? Întrebă. A, ah, e un cobai, spuse fata. Era un cobai gras, care căuta ceva prin iarbă. Cineva îi lipise cu bandă adezivă, de jur împrejur, un inel galben. Uite, strigă Dicori. Inelul? Și uite, și tu ai unul, pe deget. Și eu. Fata se ridică acum, curioasă. Se uitară fix unul la celălalt, încercând să-și amintească. Aproape în aceeași clipă, ea strigă domnul Keterley, iar băiatul strigă unchiul Andreu și își amintiră cine sunt și de unde vin și tot ce li se întâmplase. După câteva minute, înțeleseră. Digorii îi povesti ce fiară fusese unchiul lui. Și acum ce facem? Întrebă Pali. Luăm cobaiul și ne întoarcem acasă. N-avem niciun motiv să ne grăbim, spuse Digorii, căscând. Ba da, eu cred că avem, spuse Pali. Locul ăsta e prea liniștit. E foarte e ca într-un vis. Aproape că te adorme. Dacă mai stăm aici, o să ne întindem în iarbă și o să adormim pe veci. Aici e tare frumos, spuse Dicori. Da, e tare frumos, spuse și Pali. Dar trebuie să ne întoarcem. Fata se ridică și o porn încet spre cobai. După care se răzgândi. Ce-ar fi să lăsăm cobaiul aici? Întrebă. Aici e fericit dacă îl ducem înapoi acasă. Unchiul tău i-ar putea face cine știe ce lucru oribil. Fac pariu că așa ar fi, spuse Dicori. Uită-te cum s-a purtat cu noi. Apropo, noi cum ajungem acasă? Cred că intrăm înapoi în apă se duseră până la marginea apei și se uitară la suprafața ei liniștită, în care se oglindea mulțimea de frunze verzi, făcând o să pară foarte adâncă. N-avem costumele de baie, spuse Pali. N-avem nevoie de costume, prostuțo, spuse Digori. Intrăm cu hainele pe noi. Ai uitat că nu ne-am udat când am venit aici. Știi să noți. Un pic? Da, tu. Nu prea. Nu cred că trebuie să notăm, spuse Digori. Doar vrem să mergem în jos, nu. Nu le surâdea niciunuia să sară în apă, dar nu spuseră niciunul nimic. Se luară de mână și strigară. 1, 2, 3 și... Pleosc! Copiii închiseră ochii. Dar când îi deschiseră din nou, se treziră că sunt tot în pădurea cea verde, ținându-se de mână, iar apa de-abia dacă le ajungea până la glezne. Nu părea să aibă mai mult de câțiva centimetri adâncime. Săriră înapoi pe mal. Ce se întâmplă? Întrebă Pali, cu teamă în glas. Dar nu era chiar așa teamă cum ați putea crede, pentru că în pădurea aceea e greu să-ți fie cu adevărat teamă. E un loc mult prea liniștit. Știu. Strigă Digori. Sigur că n-am reușit. Avem încă inelele galbene. Astea sunt pentru când vrei să vii aici. Cele verzi ne vor duce acasă. Trebuie să ne schimbăm inelele. Ai buzunare? Bun. Pune inelul galben în buzunarul stâng. Am eu două inele verzi. Uite, unul e pentru tine. Își puse răinelele verzi și se întoarseră la ochiul de apă. Dar înainte de a încerca din nou să sară, Digori scoase un strigăt. O, oh, ce e? Întrebă Pali. Mi-a venit o idee cu adevărat nemaipomenită, spuse Digori. Ce or fi celelalte ochiuri de apă? Cum adică? Păi, dacă ne putem întoarce în lumea noastră sărind în apa asta, oare n-am putea ajunge altundeva dacă sărim într-una din celelalte? Poate că pe fundul fiecărui ochi de apă există câte o altă lume. Dar eu credeam că suntem în cealaltă lume a unchiului Andreu, sau în celălalt loc, sau cum vrei să-i spui. Nu ziceai tu că... Lasă-l pe unchiul Andreu, o întrerup Sedicori. Cred că habar n-are de ochiurile astea de apă. N-a avut curajul să vină aici. El vorbea numai de de altă lume. Dar dacă sunt de fapt zeci de alte lumi, vrei să spui că pădurea asta ar putea fi doar una dintre ele? Nu, nu cred că pădurea asta e o lume. Cred că e doar un fel de loc de trecere. Pali era nedumerită. Nu înțelegi. Întrebă Dicori. Uite, gândește-te la tunelul nostru de sub țigle, de acasă. Nu e o încăpere din niciuna dintre case. Într-un fel, nici nu aparține niciuneia dintre case. Dar odată ce ai intrat în tunel, poți merge de-a lungul lui și ajungi la oricare casă de pe stradă. N-ar putea fi și aici la fel. Un loc care nu aparține niciuneia dintre lumii, dar odată ce l-ai găsit, poți ajunge de aici în toate lumile. Bine, dar chiar dacă poți începu Pali. Și bineînțeles că asta explică totul, continuă DiGori, de parcă n-ar fi auzit-o. De aceea e totul atât de liniștit. Aici nu se întâmplă nimic. Exact ca acasă, în case, oamenii vorbesc, fac fel de fel de lucruri, mănâncă. În locurile de trecere, în spatele pereților, deasupra tavanelor, ori sub podele, sau în tunelul nostru, nu se întâmplă nimic. Dacă când ești în tunel, te poți trezi în orice casă. Cred că de aici putem ajunge absolut oriunde. Nu trebuie să sărim înapoi în aceeași apă prin care am venit. Sau în orice caz, nu încă. Pădurea de la hotarul dintre tărâmuri, spuse pali visătoare. Sună foarte bine. Hai, ce apă vrei să încercăm? Uite, știi ceva? Începu pali. Nu vreau să încerc nimic până când nu suntem siguri că putem să ne întoarcem de unde am venit. Nici măcar nu știm dacă se poate. Sigur, făcut Igori, ca să ne prindă unchiu, Andreu, și să ne ia inelele înainte să ne putem distra. Nu, mulțumesc. Da, n-am putea să mergem numai un pic. Întrebă Pali. Numai să vedem dacă se poate. Și dacă se poate, ne schimbăm inelele și ne întoarcem aici înainte de a ajunge în domnului Keterley. Oare putem să coborâm numai un pic prin ochiul de apă? Păi, a durat ceva până ce am urcat. Bănuiesc că durează și să te întorci. Digori nu prea era de acord, dar până la urmă funevoit să cedeze, pentru că Pali refuza cu înverșunare să meargă să exploreze orice altă lume înainte de a se asigura că se poate întoarce în lumea ei era la fel de curajoasă ca el când era vorba de pericole, viespile, spre exemplu, dar nu interesa tot la fel de mult să descopere lucruri de care nu mai auzise nimeni până atunci, pentru că Digori era genul de persoană care vrea să știe totul și, când s-a făcut mare, a devenit profesorul Kirk, care o să apară în următoarele cărți. După o lungă târguială, căzură de acord să și pună inelele verzi. Verdele e pentru când vrei să fii în siguranță, spuse Digori, așa că nu se poate să uiți pentru ce e fiecare inel. După care urmau să se ia de mână și să sară iar în clipa în care simțeau că se apropie de odaia unghiului Andreu, sau numai de lumea lor, Pali trebuia să strige, schimbăm, și-și scoteau amândoi inelele verzi și și le puneau pe cele galbene. Digori voia să fie el cel care să strige, schimbăm, dar Pali nu fu de acord. Își puse răinelele verzi, se luară de mână și mai strigară odată. 1, 2, 3 și... De data asta reușiră. E foarte greu de spus cum anume a fost, pentru că totul s-a întâmplat extrem de repede la început, au apărut niște lumini strălucitoare care se mișcau pe un cer întunecos. Digorii crede și acum că erau stele și jură chiar că a văzut planeta Jupiter de aproape, suficient de aproape ca să-i poată vedea luna. Dar aproape în aceeași clipă apărură șiruri întregi de acoperișuri cu hornuri și văzură catedrala Sfântul Paul, era Londra. Puteau vedea prin zidurile tuturor caselor, îl apoi pe unchiul Andreu, undeva în umbră, dar devenind tot mai clar și mai solid. Dar înainte de a deveni cât se poate de real, pali strigă. Schimbăm, Ceea ce și făcură, lumea noastră se risit ca un vis, iar lumina verde de deasupra deveni tot mai puternică, până când ajunseră la suprafața apei și ieșiră la mal. În jurul lor se vedea pădurea, verde și strălucitoare și liniștită ca totdeauna. Totul durase mai puțin de un minut. Ai văzut? Spuse Dicori. În ordine. Acum începe aventura. Putem intra în oricare ochi de apă. Hai să-l încercăm pe ăla. Stai. Făcu pali. Nu facem un semn aici. Se uitară unul la altul și se făcură alt ca dându-și seama ce lucru îngrozitor fusese răcât pe ce să facă fiindcă în pădure erau nenumărate ochiuri de apă și erau toate la fel, iar copacii erau și ei la fel, așa că, dacă plecai de la ochiul care ducea spre lumea ta fără să lași niciun semn, aveai șanse 1% să-l mai găsești vreodată. Cu mâna tremurând, Digori își desfăcu briceagul și tăie o fâșie în iarba de la marginea apei. Pământul care mirosea plăcut era maroniu roșiatic și se asorta cu verdele frunzelor. Noroc că unul dintre noi are ceva minte, zise Pali. Nu te mai lăuda acum, spuse Digori. Hai odată, vreau să văd ce în celelalte ochiuri de apă. Palii răspunse arțăgoasă, iar el îi spuse ceva și mai urât. Cearta a durat preț de câteva minute, dar ar fi plicticos să o redau în scris. Mai bine să trecem direct la momentul în care stăteau cu inimile aproape sărindu-le din piept și cu teama pe fețe la marginea unui ochi de apă necunoscut, cu inelele galbene în deget. Se luară de mână și spuseră încă o dată. 1, 2, 3 și... Pleosc. Nici de data asta nu reușiră. Apa de aici părea să fie o simplă băltoacă, în loc să ajungă în altă lume. Se treziră doar cu picioarele ude și împroșcați de apă, pentru a doua oară în dimineața aceea, dacă era într de dimineața, fiindcă în pădurea dintre tărâmuri timpul pare să stea pe loc. La naiba! exclamă Dicori. Acum ce n-am mai făcut? Doar ne-am pus inelele galbene. Așa a zis, inelele galbene pentru când vrei să ieși. Adevărul e că unchiul Andreu, care nu știa nimic despre pădurea dintre tărâmuri, avea o idee greșită despre inele cele galbene nu erau inele, care te duc în afară, și nici cele verzi nu te duceau, acasă, cel puțin, nu așa cum credea el erau făcute dintr-o substanță care provenea din pădure. Substanța din care erau făcute inelele galbene avea puterea să te aducă în pădure, era o substanță care voia să se întoarcă la locul de origine, în locul de trecere. Dar substanța din inelele verzi era o substanță care încerca să plece de la locul ei, așa că inelul verde te scotea din pădure și te ducea în altă lume. Unchiul Andreu, după cum puteți vedea, se ocupa de lucruri pe care nu le înțelegea prea bine, ca mai toți magicieni, de altfel. Bineînțeles că nici digorii nu descoperi adevărul, sau cel puțin nu prea curând. Dar după ce discutară ce ar fi de făcut, hotărâră să încerce inelele verzi, să vadă ce se întâmplă. Eu sunt gata, dacă ești și tu, spuse Pali. Dar de fapt spusese asta deoarece, în adâncul sufletului ei, era sigură că niciunul dintre inele nu o să aibă niciun efect în niciunul dintre ochiurile de apă. Așa că n-avea ce să li se întâmple, cel mult, se stropeau puțin cu apă. Nu știu sigur dacă nu cumva gândea și digorii la fel. În orice caz, după ce și puseră amândoi inelele verzi și după ce se apropiară de marginea apei și se luară iar de mână, erau evident cu mult mai veseli și mai relaxați decât fuseseră prima dată. 1, 2, 3 și... Spuse Dicorii. Capitolul 4. Clopoțelul și Ciocanul. De data aceasta nu mai încăpea nici cea mai mică îndoială că există mage. Alunecară tot mai jos, la început prin beznă și apoi printre niște siluete care ar fi putut fi aproape orice, întunericul început să se risipească și, dintr-o dată, se trezi răstând pe ceva solid. O clipă mai târziu se dezmeticiră și putură să se uite în jur. Ce loc ciudat! exclamă Dicori. Nu mi place, spuse Pali, cu tremurându-se. Lumina fu cea care le atrase atenția mai întâi. Nu se mâna cu lumina soarelui, nici cu lumina electrică și nici cu lumina luminărilor. Nu se mâna cu nicio lumină pe care o mai văzuseră până atunci. Era o lumină slabă, roșiatică, destul de mohorâtă. Nu pâlpâia nici un pic. Se aflau pe o suprafață dreaptă, pavată, și erau înconjurați de clădiri. Locul nu avea acoperiș, era un fel de curte. Cerul avea o culoare neobișnuită, un albastru atât de închis, încât aproape că părea negru. După ce te uitai la cer, te mirai cum de mai este lumină. Ce ciudat e aici, spuse Digori. Oare se pornește vreo furtună sau o să fie eclipsă? Nu mi place, spuse Pali. Vorbeau amândoi, fără să știe prea bine de ce, în șoaptă. Și deși nu mai aveau niciun motiv, se țineau în continuare de mână. Curtea era înconjurată de ziduri foarte înalte, cu multe ferestre care nu aveau geam și dincolo de care era beznă. Puțin mai încolo, erau câteva arca de mari, susținute de stâlpi, întunecate ca niște guri de tunel. Era fric. Totul părea construit dintr-o piatră roșie, dar s-ar fi putut să pară așa din cauza luminii ciudate. Era chiar foarte fric. Multe dintre pietrele de pavaj din curte erau crăpate și tocite la colțuri. Unul dintre portaluri era pe jumătate plin de molos. Copiii se tot întorceau dintr-o parte în alta, să se uite de jur împrejurul curții. Asta și din cauza că se temeau ca nu cumva cineva sau ceva să se uite la ei pe fereastră, când erau cu spatele. Crezi că locuiește cineva aici? Întrebă Digori într-un sfârșit, tot în șoaptă. Nu, îi răspunse Pali. Sunt numai ruine, nu s-a auzit niciun sunet de când suntem aici. Hai să stăm nemișcați, să vedem dacă se aude ceva, propuse Dicori. Rămaseră nemișcați, cu urechile ciulite, dar nu-și auziră decât dictacul inimilor. Locul acesta era cel puțin la fel de liniștit ca pădurea de la hotarul dintre tărâmuri. Doar că era un alt fel de liniște. Cea din pădure fusese caldă, aproape că puteai auzi cum cresc copacii și plină de viață, liniștea de aici era fără viață, rece, goală. Nu-ți putea imagina crescând nimic aici. Hai să mergem acasă, spuse Pali. Dar n-am văzut nimic încă, spuse Digori dacă toți suntem aici, trebuie să ne uităm un pic. Sunt sigură că nu-i nimic interesant. Ce rost mai are să ai un inel magic care te duce în alte lumii, dacă odată ajuns acolo ție frică să te uiți în jur? Cine vorbește de frică? Făcu Pali, dându-i drumul la mână. Mi s-a părut că nu prea ai chef să explorăm locul. Vin cu tine oriunde mergi. Putem să plecăm oricând vrem, spuse Digori. Hai să ne scoatem inelele verzi și să le punem în buzunarul din dreapta. Trebuie doar să nu uităm că inelele galbene sunt în buzunarul din stânga. Poți să-ți cât de aproape de buzunar vrei, dar ai grijă să nu bagi în buzunar, fiindcă astfel poți atinge inelul galben și dispari. După ce își puse răinelele în buzunar, se îndreptară spre unul din portalurile care dădeau spre interiorul unei clădiri. Când ajunseră acolo și se uitară înăuntru, văzură că nu era chiar așa de întuneric cum crezuseră la început, înăuntru se vedea un hol întunecos, care părea pustiu. Undeva în spate se vedea un șir de stâlp cu arcade, printre care se strecura aceeași lumină slabă, traversară holul cu multă grijă, temându-se să nu fie găuri în pietrele de pavaj sau să nu cumva să se împiedice în cine știe ce. Când ajunseră în capătul celălalt, ieșiră pe sub arcade și se treziră într-o altă curte și mai mare. E cam periculos aici, spuse Pali, arătând spre un loc unde zidul era înclinat în afară, de parcă ar fi fost gata să se prăbușească în curte, în alt loc, lipsea stâlpul dintre două arcade și porțiunea care ar fi trebuit să se sprijine de stâlpa târna în gol. Era clar că locul era pustiu de sute, dacă nu chiar de mii de ani. Dacă a rezistat până acum, cred că o să mai reziste un pic, zise Digori dar trebuie să avem grijă să nu facem gălăgie. Știi că zgomotul poate face lucrurile să cadă, cum se întâmplă cu avalanșele din alpi. Ieșiră și din curtea aceea prin alt portal, urcară un șir lung de trepte și trecură apoi prin niște camere mari, care dădeau una în alta, locul era imens. Din când în când credeau că au ajuns la ieșire și că au să vadă ce este în jurul palatului acela enorm. Numai că de fiecare dată intrau în altă curte. Curțile astea fuseseră cu siguranță minunate pe vremea când erau locuite, într-una existase pe vremuri o fântână, un monstru imens, din piatră, cu aripile întinse, stătea cu gura larg deschisă și înăuntru se vedeau niște conducte prin care cursese pe vremuri apa. Sub el era un bazin mare din piatră, în care se aduna apa, dar acum era gol. În alte părți de jur împrejurul stâlpilor, crescuse o plantă agățătoare care stricase și azidurile. Dar se uscase de mult. Nu se zărea nicio furnică, nici un păianjen, nici o ființă pe care te-ai aștepta să o vezi printre ruine, iar acolo unde se vedea pământul între pietrele crăpate, nu crescuse nici iarbă și nici mușchi. Era atât de lugubru și atât de monoton, încât până și digorii se gândi că ar fi mai bine să-și pună inelele galbene și să se întoarcă în pădurea caldă, verde și plină de viață de la hotarul dintre tărâmuri. Când iată că ajunseră în fața a două uși imense, dintr-un metal care părea să fie aur. Una din ele era ușor întredeschisă. Și, bineînțeles, intrară. Făcura amândoi un pas înapoi și respirarea adânc. Aici era, în sfârșit, ceva ce merita văzut. Timp de o clipă avură impresia că încăperea e plină de oameni, sute de oameni care stăteau pe scaune, nemișcați. Pali și Digori rămaseră și ei, firește, ne mișcați o bună bucată de vreme, privind înăuntru. Dar apoi își dură seama că nu puteau fi oameni adevărați. Nu se mișca și nu răsufla niciunul. Semănau cu cele mai frumoase figuri de ceară pe care le-ați văzut vreodată. De data aceasta Pali care a avut inițiativa, în încăperea aceasta era ceva ce o interesa mai mult pe ea decât pe Digori. Toate figurile de ceară purtau haine minunate. Dacă te interesau cât de cât hainele, cu greu te-ai fi putut abține să mergi să le vezi mai de aproape strălucirea culorilor de încă pe un aer nu chiar vesel, dar în orice caz, bogat și mai maestuos în comparație cu praful și goliciunea din restul palatului. Avea și mai multe ferestre și era cu mult mai luminată. Mie tare greu să descriu hainele. Toate figurile de ceară erau înveșmântate în haine de sărbătoare și avea fiecare o coroană pe cap. Veșmintele erau purpurii, argintii și verde aprins, brodate cu modele, cu flori și animale ciudate. Coroanele erau împodobite cu pietre prețioase de dimensiuni uimitoare și ragurile de la gât străluceau și ele. Hainele astea acum de nu s-au stricat după atâta timp. Mage, șopti digorii. Nu simți. Fac pariu că încăperea asta e plină de mage. Am simțit din clipa când am intrat. Un veșmânt ca asta ar costa sute de lire, zise Pali. Dar pe digorii îl interesau mai mult fețele, care meritau un de toată atenția. Oamenii stăteau în jilțurile lor din piatră, de o parte și de alta încăperii, iar mijlocul rămăsese liber, așa că te puteai duce să te uiți la fiecare chip în parte. Cred că erau niște oameni drăguți, spuse digorii. Pali dădu din cap aprobator. Toate fețele pe care le vedeau erau un trei de drăguțe. Atât bărbații cât și femeile aveau un aer de oameni buni și înțelepți, și păreau să aparțină unei rase de oameni cipeși. Dar după ce avansară câțiva pași, copiii de dură și de niște chipuri care arătau puțin altfel, erau foarte serioase. Aveai senzația că, dacă ai întâlni oameni ca aceștia, ar trebui să fii cu mare băgare de seamă. După ce mai merseră puțin, cam până în mijlocul încăperii. De dură de niște chipuri care nu le plăcură. Chipurile de aici păreau puternice, mândre și fericite, dar nemiloase. Puțin mai încolo păreau și mai crude iar mai încolo păreau tot crude, dar nu mai avea un aer fericit, ci disperat, de parcă persoanele cărora le aparțineau să vârșiseră niște fapte îngrozitoare și suferiseră lucruri la fel de îngrozitoare. Ultima figură era cea mai interesantă, o femeie cu veșminte mai bogate decât ale celorlalți, foarte înaltă, dar toate figurile de ceară din încăperea aceea erau mai înalte decât oamenii din lumea noastră, și cu un aer atât de mândru și de plin de cruzime, încât si se tăia respirația numai văzând-o. Cu toate acestea, și ea era frumoasă, Mulți ani mai târziu, la bătrânețe, Digori spunea că nu a văzut în toată viața lui o femeie atât de frumoasă. Trebuie însă să adaug că Pali spunea mereu că ei nu i s-a părut chiar așa de grozavă. Această femeie, după cum v-am spus, era ultima, dar după ea urmau nenumărate jilțuri goale, ca și când încăperea ar fi fost pregătită pentru o colecție mai mare de manechine. Mi-ar plăcea să știu ce s-a întâmplat, spuse Digori. Hai înapoi în mijlocul încăperii, să ne uităm la chestia aia care seamănă cu o masă. Obiectul din mijlocul încăperii nu era chiar o masă, era un stâlp pătrățos, înalt de vreun metru, de pe care se ridica un arc mic din aur, de care era atârnat un clopoțel de aur, și alături se găsea un ciocănaș de aur, cu care se lovești clopoțelul. Oare, 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 început Digori. Parcă ar fi ceva scris aici, spuse Pali, aplecându-se și uitându-se pe o latura stâlpului. Chiar, spuse Digori. Dar precis că nu o să putem citi. De ce nu? Eu nu sunt chiar așa sigură, spuse Pali. Se uitară amândoi atenți și, după cum era de așteptat, literele săpate în piatră erau ciudate. Dar se întâmplă o minune, în timp ce se uitau la litere, deși forma acestora nu se schimbă cu nimic, își dă dură seama că înțeleg. Dacă Digori și-ar fi amintit ce spusese chiar el cu numai câteva minute înainte, Când căperea aceea era fermecată, ar fi bănuit că magia începuse să și facă efectul. Dar ardea de curiozitate, așa că nu se putea gândi la asta. Își dorea tot mai mult să știe ce scrie pe stâlp. Și foarte curând afla amândoi. Scria cam așa, cel puțin acesta este sensul, deși poezia, atunci când o citeai acolo, era mai frumoasă de ești viteaz, fac acum alegerea, lovește clopotul și înfruntă primejdia sau te întreabă, prin ce nebunești, cum ar fi fost să îndrăznești. Nu te teme, spuse Pali. N-avem chef primești. primejdii. Da, nu vezi că n-avem ce face. O întrebă Dicori. Nu putem da înapoi. O să ne întrebăm mereu ce s-ar fi întâmplat dacă am fi lovit clopotul. N-am de gând să mă întorc acasă și să nebunesc gândindu-mă mereu la asta. Nici vorbă. Nu fi prost, spuse Pali. Cine crezi că vrea așa ceva? Și ce contează ce s-ar fi întâmplat? Cred că dacă ai venit până aici, nu mai ai de ales. O să te tot întreb ce s-ar fi întâmplat, până ce o iei razna. Asta înseamnă mage, nu înțelegi. Eu o simt deja acționând asupra mea. Eu nu, spuse Pali supărată. Și cred că nici tu nu o simți. Te prefaci. Ce știi tu? Făcut digorii. Ești fată, asta e și fetele habar n-au de niciunele. Știu doar să bârfească și să trâncănească despre cine cu cine s-a logodit. Parcă erai unchiul tău când ai spus asta, zise Pali. De ce tot schimbi vorba? Întrebă Digori. Noi vorbeam despre. E. Tipic pentru bărbați spuse Pali pe tonul unui adult, dar adăugă repede, cu vocea ei obișnuită. Și te rog să nu mi spui și tu acum că mă port exact ca o femeie. Nici nu mi trece prin cap să-i spun unei puștoaice ca tine că se poartă ca o femeie, spuse Digori cu nasul pe sus. Puștoaică, zău! Începu Pali, care era de acum de-a dreptul furioasă, înseamnă că n-ai nevoie de o puștoaică, să nu te deranjeze. Plec! M-am săturat de locul ăsta. Și m-am săturat și de tine. Ești un cater încăpățânat, rău și înfumurat. Gata! strigă Digori cu o voce mult mai răutăcioasă decât intenționase. Văzuse mâna lui Pali apropiindu-se de buzunar ca să ia inelul galben. Și nu pot să-i găsesc nicio scuză pentru ce a făcut mai apoi, decât poate faptul că se căi după aceea, ca mulți alții, de fapt, înainte ca mâna lui Pali să ajungă în dreptul buzunarului, o apucă de încheietură și se sprijini cu spatele de pieptul ei. După care, punându-și cotul în calea celeilalte mâini, se aplecă în față, luă ciocanul și lovi ușor în clopoțelul de aur. Ei două apoi drumul fetiței, se priveau unul pe altul, cu respirația tăiată. Palitoc mai dădea să plângă, nu de frică, nici măcar fiindcă o duruse când o strânsese de încheietura mâinii, ci de furie. Numai că asta dură numai două secunde, fiindcă imediat se întâmplă ceva care le dădu de gândit și care îi făcu să uite de ceartă. În clipa în care Digori atinsese clopoțelul, acesta scosese un sunet, un sunet plăcut, după cum probabil vă așteptați, un sunet nu foarte puternic. Dar în loc să înceteze, se repetă și pe măsură ce se repeta, devenea tot mai puternic. După numai un minut, era de două ori mai puternic decât la început. Și curând deveni atât de asurzitor, încât copiii nici nu s-ar fi putut auzi dacă ar fi încercat să și vorbească, numai că nici nu le trecea prin cap să vorbească, rămăseseră cu gurile căscate. Nu după mult timp, sunetul deveni atât de puternic, încât nu s-ar fi auzit unul pe altul nici dacă ar fi stricat. Și devenea tot mai puternic, același sunet, un sunet plăcut, continuu, deși avea ceva oribil în el în cele din urmă. Aerul din încăpere vibra în ritmul sunetului și copiii simțiră podeaua clătinându-se. Apoi sunetul început să se amestece cu un alt sunet, un zgomot nedeslușit, îngrozitor, care părul a început șuierul unui tren îndepărtat, iar mai apoi o bufnitură ca de copac care cade la pământ. Se auzeau parcă prăbușindu-se fel de fel de obiecte grele, în cele din urmă. Se auz un tunet și încăperea a început să se clatine atât de tare, încât aproape că și pierdură echilibrul. După care se prăbuși cam un sfert din tavan, căzură în jurul lor bucăți mari de tencuială, iar pereții se cutremurară. Clopoțelul tăcu. Norii de praf se risipiră. Se așternu din nou liniștea, N-au aflat niciodată dacă acoperișul căzuse din cauza magiei sau fiind că zgomotul acela surzitor pe care îl făcuse clopoțelul fusese mai puternic decât puteau suporta zidurile, care erau oricum pe cale de a se prăbuși. Acum sper că ești mulțumit, gâfâi pali. Oricum, a trecut, spuse Digori. Așa credeau amândoi, dar nu se înșelaseră niciodată atât de tare. Capitolul 5. Cuvântul deplorabil. Copiii stăteau față în față, de o parte și de alta a stâlpului de care atârna clopoțelul care încă se mai legăna, deși nu mai scotea niciun sunet dintr-o dată auziră un zgomot ușor dinspre partea încăperii care era încă întreagă. Se întoarseră repede să vadă ce este. Una dintre figurile frumos învesmântate, cea din capătul cel mai îndepărtat, femeia care îi se păruse frumoasă lui Digori tocmai se ridica din jiț. Când se ridică, își dă dură seama că e mult mai înaltă decât crezuseră. Și îți dădeai seama pe dată, nu numai după coroană și după veșminte, ci și după săcălipirea din ochi și după conturul buzelor, că e o mare regină. Se uită prin încăpere, văzut avanul prăbușit, îi văzu și pe copii, dar era imposibil să citești pe chipul ei ce credea despre toate acestea sau dacă era mirată. Se apropie de ei cu pași mari și repezi. Cine m-a trezit? Cine a rupt vraja? Întrebă. Mă tem că eu, spuse Digorii. Tu? Spuse Regina, punându-i mână pe umăr. Era o mână albă și frumoasă, dar lui Digori se păru puternică de parcă ar fi fost din oțel. Tu? Păi, ești un copil, un copil obișnuit. Se vede de la o poștă că n-ai nicio picătură de sânge nobil în tine. Cum ați îndrăznit să intrați în această casă? Venim din altă lume, prin mage, spuse Pali, care se gândea că ar fi cazul să o bage și pe ea în seamă regina, nu numai pe Dicori. Adevărat? Întrebă, uitându-se în continuare la Dicori, fără să-i arunce nici măcar o privire lui Pali. Da, e adevărat, răspunse el. Regina îi ridică bărbia cu mâna cealaltă ca să-i vadă fața mai bine. Dicori încercă să se uite și el la ea, dar fu nevoit să-și plece privirea. Era ceva în modul ei de a-l privi care era mai puternic decât el regina al studie cu atenție preț de un minut, după care își luă mâna de pe bărbia lui și spuse. Nu ești magician, nu ai niciun semn că ai fi. Ești probabil servitorul unui magician. Ai venit aici folosindu-te de magia altcuiva. Da, a unchiului Andreu, spuse Digori. În aceeași clipă se auzi, nu din încăpere, ci de undeva de foarte aproape, un bubuit mai întâi, apoi un scârțăit și imediat după aceasta un zgomot infernal de zidărie care se prăbușește, podeaua se cutremură. Suntem în mare pericol aici, spuse regina. Se prăbușește întreg palatul. Dacă nu ieșim în câteva minute, o să fim îngropați sub ruine. Vorbea calm, de parcă ar fi spus cât e ceasul. Haideți, adăugă, luându-i pe copii de mână. Pali, căreia nu-i plăcea deloc de regină și care era foarte îmbufnată, nu i-ar fi dat mâna dacă ar fi avut de ales. Dar regina vorbise atât de calm, iar mișcările ei fură extrem de rapide. Înainte ca Pali să-și dea seama de ce se întâmplă, se trezi cu mâna stingă într-o mână cu mult mai mare și cu mult mai puternică decât a ei, n-avea ce face. Ce femeie îngrozitoare, își spuse în sinea sa. E atât de puternică, încât ar putea să-mi rupă brațul cu o simplă răsucire. Și acum nici nu mai pot să-mi iau inelul galben. M-a apucat de mâna stingă dacă aș încerca să-mi întind brațul și să-mi bag mâna dreaptă în buzunarul stâng, n-aș reuși să-l apuc înainte să mă întrebe ce fac. Orice ar fi, nu trebuie să o lăsăm să afle despre inelele galbene. Sper ca digorii să aibă atâta minte și să-și țină fleanca. Ce naștea să putem sta de vorbă între patru ochi? Regina-i conduse spre un culoar lung și apoi printr-un întreg labirint de holuri și scări și curți. Din când în când auzeau prăbușindu-se părți din palat, uneori chiar foarte aproape de ei. La un moment dat o arcadă căzu cu un bufnet chiar în clipa în care ei tocmai trecuseră pe subia. Regina mergea repede, copiii trebuiau să alerge ca să poată ține pasul cu ea, dar nu dădea niciun semn cum că i-ar fi frică. E extraordinar de curajoasă, își spuse Digori în sinea lui. Și puternică. Este exact așa cum îmi închipuiam că trebuie să fie o regină. Sper că o să ne spună povestea acestui loc. Și chiar le spuse câte ceva în timp ce mergeau. Aceea este ușa spre temniță. Pasajul acela duce spre încăperile principale pentru tortură. Aceasta este sala de banchete în care străbunicul meu a invitat 700 de nobili la un ospăț și i-a ucis pe toți înainte de a avea timp să bea după pofta inimii. Avuseseră de gând să se răzvrătească. În cele din urmă ajunseră într-un hol mai mare și mai înalt decât toate celelalte pe care le văzuseră până atunci. Judecând după dimensiuni și după ușile mari din capătul celălalt, Digori se gândi că, în fine, aveau să ajungă la intrarea principală. Și a avut dreptate. Ușile erau negre-negre, din abanes sau dintr-un fel de metal negru care nu există în lumea noastră erau blocate cu niște druci, dintre care cei mai mulți erau prea sus iar alții prea grei ca să poată fi dați la o parte. Se întrebă cum au să iasă de acolo. Regina îi dădu drumul la mână și își ridică brațul, își îndreptă spatele și rămase nemișcată. Spuse apoi ceva ce nu putură înțelege, dar care suna oribil, și se făcu ca aruncă spre ușă cu ceva. Ușile mari și grele tremurară o clipă de parcă ar fi fost făcute din mătase, după care se prăbușiră până când nu mai rămase din ele decât o grămăjoară de praf. Wow! Făcut digorii! Unchiul tău, magicianul, e la fel de puternic ca mine, Întrebă regina, apucându-l din nou de mână. O să mi spui mai târziu. Până un alta, nu uita ce ai văzut. Asta pățesc lucrurile și oamenii care îmi stau în cale. Prin spațiul unde fusese ușa, năvălea acum lumină cum nu mai văzuseră încă în acel tărâm. Așa că atunci când ajunseră la ieșire, nu fură mirați că sunt în sfârșit în aer liber. Vântul care le lovia obrașii era rece, dar oarecum stătut. Era undeva pe o terasă înaltă și în jos se vedea un peisaj pomenit. Jos, aproape de orizont, se zărea un soare mare și roșu, cu mult mai mare ca soarele nostru, un soare care se apropia de sfârșitul vieții, ostenit decât privise tărâmul acela, în partea stânga a soarelui, puțin mai sus, se vedea o singură stea mare și strălucitoare. Acestea erau singurele două lucruri care se puteau distinge pe cerul întunecat, arătau deprimant. Iar pe pământ, în toate direcțiile, se întindea, cât puteai vedea cu ochii, un oraș imens, în care nu se zărea nicio ființă. Și toate templele, turnurile, palatele, piramidele și podurile aruncau niște umbre sinistre în lumina acelui soare ofilit. Pe vremuri, orașul fusese traversat de un mare fluviu, dar apele se caseră de mult și nu mai rămăsese decât un șanț larg, plin de praf cenușu. Uitați-vă bine, nu va mai exista niciodată, spuse regina. Acela a fost cearn un oraș măreț, orașul regilor și al reginelor, minunea lumii, poate a tuturor lumilor. Unchiul tău domnește asupra unui oraș măreț ca ăsta, băiete. Nu, îi răspunse Dicorii. Tocmai voia să-i spună că unchiul Andreu nu domnea asupra niciunui oraș, dar regina continuă. Acum totul e învăluit în liniște dar eu am trăit vremuri în care aerul era plin de zgomotele cearnului, zgomot de pași, scârțit de roți, pocnete de bici și gemetele săcălavilor, hurducăitul carelor și tobele care răsunau în temple. Am trăit și vremurile când, dar asta era spre sfârșit, nu se mai auzea de pe străzi decât zgomot de luptă și când fluviul din cearn s-a făcut roșu. Făcu o pauză după care adăugă. Într-o singură clipă, o femeie a distrus totul pe veci. Cine? Întrebă Digori cu voce slabă, fiindcă ghicise deja răspunsul. Eu răspunse regina, eu, Jadis, ultima regină, dar regina întregii lumii. Cei doi copii rămase rătăcuți, tremurând în bătaia vântului rece. Sora mea e de vină, spuse regina. Ea m-a făcut să distrug totul. Fie să o ajungă blestemul tuturor forțelor. Eu am vrut mereu să ajungem la pace, da, și să-i cruț și ei viața, cu condiția să-mi dea mie tronul. Mândria ei a distrus întreaga lume. Chiar și după ce începuse războiul, exista o promisiune solemnă că niciuna din părți nu va folosi magia. Dar dacă ea și-a încălcat promisiunea, eu ce puteam face? Proasta! De parcă n-ar fi știut că eu am mai multă magie decât ea știa și că eu dețin secretul cuvântului deplorabil. Ce credea ea că n-am să mă folosesc de el? Ce secret? Întrebă digori. Era secretul secretelor, îi răspunse regina Jadis. Marii regi ai rasei noastre știau de multă vreme că există un cuvânt care, dacă este rostit după anumite reguli, poate distruge toate ființele, cu excepția celei care rostește cuvântul. Dar vechii regi erau slabi și buni la inimă și au făcut legământ ca nici ei și nici urmașii lor să nu încerce să afle care este acel cuvânt. Dar eu l-am aflat totuși într-un loc secret și am plătit scump asta. Nu l-am folosit decât atunci când i-am obligat să-l folosesc. Am încercat să-mi înving prin orice mijloace. A curs mult sânge. Bestie. Mor mai pali. Ultima bătălie, continuă regina, a durat trei zile, chiar aici, în cearn. Timp de trei zile am urmărit lupta chiar din locul acesta. Nu mai am folosit puterea decât după ce mi-a murit și ultimul soldat și când blestemata aceea de femeie, sora mea, în fruntea rebelilor ei, ajunsese deja la jumătatea scărilor care duceau dinspre oraș spre terasă. Atunci am așteptat până când s-a apropiat destul de mult ca să ne putem vedea fețele și a aruncat o privire oribilă și răutăcioasă și a spus. Victorie, da, am zis, Victorie, dar nu a ta, după care am rostit cuvântul deplorabil. Un moment mai târziu, eram singura ființă sub soare. Și oamenii, întrebă Digori cu sufletul la gură. Care oameni, băiete? Întrebă regina. Oamenii de rând, spuse Pali, cei care nu-ți făcuseră niciun rău. Femeile și copiii și animalele. Chiar nu înțelegi, spuse regina, care încă vorbea doar cu Digori. Erau toți oamenii mei care era rostul lor acolo dacă nu acela de a se supune dorințelor mele? Totuși, n-a fost prea bună soarta cu ei, spuse el. Am uitat că ești un băiat obișnuit. Cum să înțelegi tu treburi de stat? Trebuie să știi, băiete, că tot ceea ce nu se cade să faci tu sau orice alt om de rând are voie să facă o regină atât de importantă cum sunt eu. Lumea se sprijină pe umerii mei. Trebuie să fiu în afara oricărei legi. Destinul meu este măreț și unic. Digori și aminti că unchiul Andreu folosise exact aceleași cuvinte dar acestea sunt seră mult mai măreți spuse de Jadis. Poate că din pricină că unchiul Andreu nu era înalt de peste 2 metri și nici ne mai pomenit de cipeș. Și ce le-ai făcut? O întrebă Dicori. Făcusem deja vrăji în holul în care se aflau figurile de ceară ale strămoșilor mei. Și aceste vrăji aveau harul de a mă face să dorm printre ei, ca o figură de ceară, care n-are nevoie de nimic, deși trebuia să stau acolo printre ei o mie de ani, până când urma să vină cineva să lovească clopotul și să mă trezească. E din pricina cuvântului deplorabil că soarele este așa cum e. Întrebă Dicori. Cum anume, Întrebă Jadis. Mare, roșu și rece. Așa a fost întotdeauna, îi răspunse Jadis. Cel puțin de sute de mii de ani. În lumea voastră aveți altfel de soare. Da, mai mic și mai galben. Și dă mult mai multă căldură. Regina făcu. Aha. Digori observă pe fața ei aceeași privire înfometată și la comă pe care o văzuse de curând pe fața unchiului Andreu. Care va să zică, lumea voastră e o lume mai nouă. Se opri și mai aruncă o privire spre orașul părăsit. Dacă se caia pentru răul pe care îl făcuse acolo, cu siguranță că știa să-și ascundă regretele. Acum haideți să mergem, spuse apoi. E frică aici, la sfârșitul tuturor epocilor. Unde mergem? Întrebarea amândoi copiii. Cum unde? Repetă Jadis, surprinsă în lumea voastră, firește. Pali și Digori se uitară unul la altul, cu gura căscată. Lui Pali nu-i plăcuse de regină de la bun început și chiar și Digori, acum, după ce auzise povestea, avea sentimentul că o văzuse deștul. Fără îndoială, nu era genul de persoană pe care să vrei să o duci la tine acasă. Și chiar dacă ar fi vrut să cu ei, nu prea vedeau cum s-ar fi putut. Ceea ce își doreau era să plece ei acasă, dar Pali nu putea ajunge la inelul din buzunar, iar Digori nu putea pleca fără ea. Digorii se înroși la față și începu să se bâlbâie. A, ah. în lumea noastră, nene, nu știam că vrei să mergi acolo. Da, voi nu de asta ați fost trimiși aici, să mă luați în lumea voastră. Întrebă Jadis. Sunt sigur că nu o să ti placă lumea noastră deloc, început Digori. Nu e genul ei, nu-i așa, Pali. E foarte plicticos. N-ai ce vedea, pe cuvânt. O să ai ce vedea când o să o conduc eu, îi răspunse Jadis. Da, n-ai să poți, spuse Digorii. Nu e cum crezi tu. N-au să te lase. Regina zâmbi disprețuitoare. Mulți regi importanți au crezut că se pot pune în calea casei de cearn. Dar au căzut cu toții și nimeni nu le mai știe numele. Băiat prost ce ești? Crezi că eu, cu frumusețea și cu magia mea, nu o să reușesc să am lumea voastră la picioare într-un an. Pregăteșteți incantațiile și duma acolo imediat. E de-a dreptul înspăimântător, îi spuse Digorii lui Pali. Poate ți-e teamă pentru unchiul ăla al tău, spuse Jadis dar dacă mă onorează cum se cuvine, o să rămân în viață și o să și poată păstra și tronul. Nu am de gând să lupt împotriva. Lui, trebuie să fie un magician foarte mare dacă a reușit să afle cum să vă trimit aici. E regele întregii lumii sau doar al unei părți. Nu e rege nicăieri, îi răspunse Dicorii. Minți, spuse regina. Magia merge mână în mână cu sângele nobil. Cine a mai pomenit ca un om simplu să fie magician? Eu știu care e adevărul, chiar dacă nu mi-l spui. Unchiul tău este marele rege și marele magician al lumii voastre prin arta lui, a reușit să-mi vadă chipul într-o oglindă magică sau într-un lac fermecat, încântat de frumusețea mea, a făcut o vrajă care a cutremurat lumea voastră din temelii și va trimis pe voi peste marea prăpastie care desparte tărâmurile să mă rugați să merg la el, spuneți-mi, nu-i așa că așa a fost. Nu tocmai, spuse Dicori. Nu tocmai, strigă Pali. E o prostie de la un capăt la altul. Servitori ce sunteți? Strigă regina și se întoarse furioasă spre Pali, apucând-o de păr exact de acolo unde doare mai tare. Dar în aceeași clipă, le dădu drumul la mândurora. Acum, strigă Dicori. Repete, strigă și pali. Își vârâra amândoi mâinile în buzunar. Nici n-a mai fost nevoie să-și pună inelele. În clipa în care le atinseră, lumea aceea înspăimântătoare dispăru cu totul din fața ochilor lor. Goneau în sus, apropiindu-se de o lumină caldă și verde. Capitolul 6. Încep necazurile unchiului Andreu. Dă-mi drumul, dă-mi drumul, strigă pali. Dar nici nu te ating. Riposte Dicori într-o clipită ieșiră din ochiul de apă și, încă o dată, se simțiră înconjurați de liniștea însorită din pădurea de la hotarul dintre tărâmuri, care părea acum mai bogată, mai caldă și mai liniștită ca oricând, după ruinele și urăciunea locului pe care de-abia îl părăsiseră. Cred că dacă ar mai fi putut, ar fi uitat încă o dată cine sunt și de unde vin și s-ar fi culcat pe jos, ascultând, bucuroși, pe jumătate adormiți, cum cresc copacii. Numai că de data asta era ceva care îi ținea cât se poate de treși, fiindcă de îndată ce ieșiră din apă, își dă dură seama că nu sunt singuri. Regina sau vrăjitoarea, cum vreți să-i spuneți, venise cu ei, ținându-se strâns de părul lui Pali. De aceea ți pase Pali, dă-mi drumul. Ceea ce scoase la iveală încă un secret despre inele, secret pe care unchiul Andreu nu-l cunoștea. Ca să poți trece dintr-o lume în alta cu ajutorul inelelor, nu era nevoie să-l porți sau să-l atingi tu personal, era suficient să atingi o persoană care atinge inelul. Astfel, acționau ca un magnet și oricine știe că, dacă ridici un cu un magnet, orice care atinge primul ac se va ridica și el. Acum, în pădure, regina Jadis arăta altfel. Era mult mai palidă ca înainte, era atât de palidă, încât îi dispăruse aproape toată frumusețea. Și era adusă de spate și era parcă greu să respire, de parcă aerul de acolo ar fi năbușit-o. Copiilor nu le mai era frică de ea deloc. Dă-mi drumul! Dă-mi drumul la păr! Spuse Pali. Ce înseamnă asta? Nauzi? de i drumul! Imediat spuse și Digori. Se întoarse amândoi și începură să se lupte cu regina. Era mai puternici decât ea și numai câteva secunde fă obligată să-i dea drumul lui Pali. Se clătină, găfâind și în ochii se putea citi frica. Repede, Digori spuse Pali. Schimbă inelele și hai în ochiul de apă care duce acasă. Ajutor! Ajutor! Fie vă milă! Strigă vrăjitoarea cu glas stins, clătinându-se în urma lor. Luați-mă cu voi! Nu mă puteți lăsa în locul ăsta oribil. O să mor! E interes de stat, îi spuse Pali cu ciudă. Ca atunci când ea i-a omorât pe oamenii din lumea ta. Grăbește-te, Digori! Își puse răinelele verzi, dar Digori spuse. La naiba! Ce ne facem acum? era totuși un pic milă de regină. Nu fi prost, spuse Pali. Fac pariu că se preface. Hai odată! Și amândoi copiii săriră în apa care ducea acasă. Ce bine că am însemnat locul, se gândi Pali. Dar în clipa în care săreau, Digori simți două degete mari și rece apucându-l de ureche. Și în timp ce coborau și începeau să zărească formele vage ale lumii noastre, cele două degete îl strângeau tot mai tare. Vrăjitoarea părea să și revină. Digori încercă să scape, dădu din picioare, dar în zadar, într-o clipă se treziră în unchiului Andreu. Unchiul Andreu rămase cu ochii ațintiți la minunata creatură pe care o adusese Digori de dincolo de lumea noastră. Și chiar avea de ce să o privească. Digorii și Pali se uitau și ei la ea. Era evident că regina își revenise, acum în lumea noastră, înconjurată de lucruri banale, îți tăia respirația, în cearn, li se păruse o ființă de temut, dar acum în Londra, era de-a dreptul înfricoșătoare, în primul rând, de-abia acum își dă dură seama cât era de mare. n zice că e ființă umană, se gândi Dicori, pe to, întâi din Kit Shault textul lui Vindo. Și nu era departe de adevăr, fiindcă se spune că în venele celor din familia regală de cean curce și ceva sânge de uriaș dar înălțimea era nimic pe lângă frumusețea, sălbăticia și cruzimia reginei. Părea de zece ori mai vie decât marea majoritate a oamenilor din Londra. Unchiul Andreu dădea din cap, își freca mâinile și arăta ce e drept, extrem de speriat. Părea o stârpitură pe lângă vrăjitoare. Cu toate acestea, după cum avea să spună Pali mai târziu, exista o asemănare între fața lui și a ei, expresia lor avea ceva în comun. Era genul de privire pe care l-au numai magicieni, semnul pe care spusese Jadis că nu-l vede pe fața lui Dicori. Singurul lucru bun era că, uitându-te la amândoi, cum stăteau așa, unul lângă altul, știai că nu o să-ți mai fie frică niciodată de unchiul Andreu, în orice caz nu mai tare decât de un vierme după ce te-ai întâlnit cu un șarpe sau de o vacă după ce ai văzut un taur nebun. Fui, își spuse Digori în gând. Auzi, el și Megician. Nu s-ar prea spune. Acum ea este un Megician adevărat. Unchiul Andreu se tot apleca și și tot freca mâinile. Încerca să spună ceva politicos, dar gura îi se uscase atât de tare, încât nu mai putea să vorbească. Experimentul cu inelele, cum îi spusese el, se dovedise cu mult mai reușit decât ar fi vrut, fiindcă, deși se ocupase de mage de ani și ani, lăsase pericolele, în măsura posibilului, pe seama altor oameni. Nu îi se mai întâmplase așa ceva niciodată. Deodată, jadis spuse. Unde este magicianul care m-a chemat în această lume? Nu vorbise prea tare, dar era ceva în vocea ei care făcu o daia să se cutremure. A, stimată doamnă, începu unchiul Andreu, cu răsuflarea tăiată, mă simt onorat deosebit de încântat, e o plăcere neașteptată, dacă aș fi putut face unele pregătiri eu, eu. Unde e medicianul, prostule? Întrebă Jadis. Eu sunt, stimată doamnă. Sper că nu v-au supărat copiii aceștia. Vă asigur că n-am avut nici cea mai mică intenție. Tu? Făcu regina cu o voce și mai înspăimântătoare. Apoi, traversă încăperea dintr-un singur pas, îl apucă pe unchiul Andreu de părul cărunt și de capul pe spate astfel încât să stea cu fața spre a ei. După care îi studie chipul așa cum făcuse cu digorii în palatul din cearn. Unchiul Andreu clipea și-și lingea buzele neliniștit în cele din urmă, îi dădu drumul, dar atât de brusc, încât acesta se de perete. Ești și tu un fel de magician, zise ea plină de dispreț. Ridică-te, câine, nu sta acolo tolănit de parcă ai sta de vorbă cu niște egali. De unde știi despre mage? Bac mâna în foc că n-ai sânge regesc. Uh, poate că nu, strict vorbind, se bâlbâi unchiul Andreu. Nu tocmai regesc, stimată doamnă. Familia Keterle este, totuși, o familie foarte veche. O familie veche din Dorseșir, doamnă. Liniște, spuse vrăjitoarea. Văd foarte bine ce ești un magician mărunt de duzină, care face magii după reguli și cărți. N-ai niciun strop de magie adevărată nici în sânge, nici în inimă. Cei de teapa ta au fost stârpeiți acum o mie de ani în lumea mea. Dar aici o să-ți dau voie să fii servitorul meu. Aș fi foarte fericită. Îngândat să vă stau la dispoziție e o plăcere, vă asigur. Liniște! Vorbești mult prea mult. Uite ce ai de făcut mai întâi. Văd că ne aflăm într-un oraș mare. Fă imediat de o caleașcă sau de un covor zburător ori un dragon bine dresat sau orice folosesc persoanele din familia regală sau nobilii din această țară după care va trebui să mă duc în locurile unde îmi pot căsi haine și bijuterii pe măsura rangului meu. Mâine voi începe cu lumii. O să o să comand o trăsură imediat, spuse unchiul Andreu cu răsuflarea tăiată. Stai, spuse vrăjitoarea, chiar când unchiul Andreu ajunsese la ușă. Să nu care cumva să-ți treacă prin cap să mă trădezi. Eu văd prin ziduri și în mințile oamenilor. O să te urmăresc oriunde te-ai afla la primul semn de nesupunere, o să-ți fac asemenea vrăși încât oriunde te-ai așeza o să-ți se totul din fier înroșit în foc și, de câte ori ai să te întinzi în pat, o să simți blocuri de gheață la picioare. Acum du-te! Bătrânul plecă, arăta ca un câine cu coada între picioare. Copiilor le era teamă să nu le spună Jadis ceva despre cele întâmplate în pădure. Totuși, după cum avea să se dovedească, nu pomeni nimic despre asta, nici atunci, și nici mai târziu. Cred și la fel crede și Dicori, că mintea ei nu-și putea aminti nimic din locul acela liniștit și că, ori de câte ori ai duce-o acolo și ori cât de mult ai lăsau să stea acolo, tot nu și-ar aminti nimic. Acum că rămăsese singură cu copiii, nici nu-i băgă în seamă pe niciunul dintre ei. Și asta era tot ceva care ținea de modul ei de a fi. În nu o băgase în seamă pe Pali, decât la urmă de tot, pentru că nu voia să se folosească decât de Dicori. Acum că l-avea pe unchiul Andreu, nu-l mai băga în seamă pe Dicori. Cred că așa sunt toate vrăjitoarele nu le interesează decât lucrurile sau oamenii de care se pot folosi. Sunt cât se poate de pragmatice, în încăpere se așternu liniștea preț de câteva minute. Dar se vedea din cum lovia podeaua cu vârful piciorului că e tot mai neliniștită. Deodată spuse, ca pentru sine. Ce naiba face prostul la bătrân? Ar fi trebuit să aduc un bici. Ești mai estuasă din cameră, în căutarea unchiului Andreu, fără să arunce nicio privire spre copii. Uf, făcu palii răsuflând ușurată. Trebuie să mă duc acasă. E îngrozitor de târziu. Au să mă certe. Bine, dar întoarce-te cât poți de repede, spuse Digori. E pur și simplu sinistru cu ea aici. Trebuie să punem ceva la cale. Asta e treaba unghiului tău de acum, spuse Pali. El a început toată încurcătura asta cu magia. Dar totuși, ai să vin apoi, nu-i așa? Ce naiba, doar nu mă poți lăsa singur în buclucul ăsta în care am intrat. Mă duc acasă prin tunel, spuse Pali cu răceală, cred că e drumul cel mai scurt. Și dacă vrei să mă întorc, n-ar fi mai bine să mi ceri scuze. Scuze! exclamă Dicori. Numai o fată se putea gândi la asta. Da, ce-am făcut? Nimic desigur, răspunse Pali sarcastic. Doar că aproape mi-ai sucit mâna în încăperea aceea cu figuri de ceară, ca un laș. Doar că ai lovit cu ciocanul în clopot, ca un idiot. Doar că te-ai întors în pădure dându-i timp să se agate de tine înainte să sărim în apă. Nimic mai mult. Oh, făcut digorii, mirat. Bine, atunci o să-mi cer scuze. Și chiar îmi pare rău pentru ce am făcut în sala cu figuri de ceară. Gata, mai am cerut scuze. Iar tu fi bună și întoarce-te. Nu știu ce mă fac dacă nu te întorci. Nu văd ce ți s-ar putea întâmpla ție. Domnul Keterley este cel care o să stea pe scaune din fier înroșit în foc și cu gheață la picioare în pat. Nu tu. Nu asta e problema, spuse Dicori. Sunt îngrijorat din cauza mamei. Dacă se duce creatura asta la ea în cameră, s-ar putea speria de moarte. A, ah, înțeleg, spuse Pali cu o voce total schimbată. Bine, hai să facem o înțelegere. Dacă pot, vin. Dar acum trebuie să mă duc acasă și ieși pe ușița care dădea în tunel, locul acela întunecost dintre grinzi, care îi se păruse atât de interesant și de plin de aventură cu câteva ore înainte, îi se păru acum familiar și bâlând. Să ne întoarcem însă la unchiul Andreu. Inima îi spărgea pieptul în timp ce cobora pe scările dinspre pot și se tot ștergea la frunte cu Batista. Când ajunse în dormitor, cu un etaj mai jos, se încui acolo. Și primul lucru pe care îl făcu fu să-și cotocească în șifonier după o sticlă și un pahar pe care le ținea ascunse acolo, să nu le găsească mătușaleti. Își turnă un pahar din băutura aceea groaznică, pe care o beau oamenii mari, și o dădu pe gât dintr-o înghițitură. După care respira adânc. Zău își spuse. Sunt groaznic de tulburat. Ce ne plăcut. La vârsta mea. Își mai turnă un pahar și îl bău și pe acesta. După care începu să-și schimbe hainele. Voi n-ați văzut așa haine niciodată, dar eu mi le mai amintesc, își puse un guler foarte înalt, strălucitor și tare, care te face să-ți ții bărbia ridicată tot timpul, își puse o veste albă și ar de aur de la ceas, își puse cel mai bun frac, cel pe care îl ținea pentru nunți și în mormântări. Scoase cel mai bun joben și îl scutură de praf. Pe masa de toaletă era o vază cu flori, pe care o pusese acolo mătușa Leti, luă o floare și și-o prinse la butonieră. Luă o batistă curată, una foarte frumoasă, cum nu se mai găsesc în zilele noastre, din micuțul sertar din stânga și puse câteva picături de colonie pe ea. Își luă monoclul și îl puse la ochi și se uită în oglindă. Copiii sunt proști în felul lor, după cum știți, iar adulții sunt și ei proști în felul lor. În acest moment, unchiul Andreu începea să fie prost ca adulții. Acum că vrăjitoarea nu mai era în aceeași cameră, uite repede cât de tare îl speriase și se gândea tot mai mult la cât era de frumoasă, își tot spunea. O femeie tare faină, domnule, tare faină. O creatură superbă. Reușise să uite oarecum și că, de fapt, copiii fuseseră cei care aduseseră această creatură superbă, se simțea de parcă el ar fi fost cel care o adusese, prin mage, din lumii cunoscute. Andreu băiatule își spuse privindu-se în oglindă, ești un tip care se ține foarte bine pentru vârsta lui. Un bărbat distins, domnule. Vedeți deci că bătrânul începuse chiar să creadă, în prostia lui, că vrăjitoarea o să se îndrăgostească de el probabil că și cele două pahare pe care le bău se contribuiseră la asta, precum și hainele lui cele mai bune. În orice caz, era vanitos cât în cape, de asta se și făcuse magician. Descuie ușa, coborâ pe scări, îi spuse servitoarei să cheme o birjă. Pe vremea aceea toată lumea avea mulți servitori și se uită în camera de zi unde se afla, după cum se așteptase, mătușa Leti. Repara o saltea pe care o pusese pe jos, lângă fereastră, și stătea în genunchi pe ea, Leti, draga mea, trebuie să plec, îi spuse unchiul Andreu. Fi bună și împrumută mi vreo cinci lire. Nu, Andreu, dragă, spuse mătuța Leti cu vocea ei liniștită și fermă, fără să-și ridice privirea. Ți-am spus de nenumărate ori că nu-ți dau bani cu împrumut. Hai, te rog, nu mi face necazuri, fi fată bună, continuă unchiul Andreu. E foarte important. Dacă nu mi dai, o să mă pui într-o situație foarte neplăcută. Andreu spuse mătușa Leti, privindu-l în ochi, mă mir că nu-ți rușine să-mi ceri mie bani cu În spatele acestor cuvinte era o poveste veche, pentru oameni mari. Tot ce trebuie să știți voi este că, având grijă de afacerile bietei leti și ne muncind niciodată, cheltuind enorm pe băutură și țicări, din banii mătușii leti, unchiul Andreu reușise să o facă să fie cu mult mai săracă decât fusese cu 30 de ani înainte. Draga mea, spuse unchiul Andreu, nu înțelegi. Astăzi o să am niște cheltuieli neprevăzute. Am niște invitați. Haide, nu mă obosi. Și ce invitați ai, mă rog? Îl întrebă mătușa leti. Un invitat deosebit de distins, care tocmai a sosit. Distins pe naiba, spuse mătușa leti. N-a sunat nimeni la ușă în ultima oră. În clipa aceea ușa se deschise larg. Mătușa le întoarse capul și văzu cu uimire o femeie enormă, îmbrăcată superb cu o rochie fără mâneci, cu ochi scânteietori, care se oprise în pragul ușii. Era vrăjitoarea. Capitolul 7. Ce s-a întâmplat la ușa de la intrare? Ascultă, să cât trebuie să mai aștept să-mi aduci caleașca. Tună vrăjitoarea. Închiul Andreu făcu un pas înapoi. Acum, când era cu adevărat prezentă, toate gândurile prostești care îi trecuseră prin minte când se privise în oglindă începură să se risipească. Mătușa le tisări în picioare și se duse drept în mijlocul camerei. Andreu, cine e persoana aceasta, dacă nu te superi? Întrebă mătușa Leti cu o voce ca de gheață. O străină distinsă o pepe pe persoană fefe. Foarte importantă, se bâlbâi el. Ai ureli? Făcu mătușa Leti. Se întoarse apoi spre vrăjitoare. Ești afară din casa mea în clipa asta, tărătură, îi spuse. Dacă nu, chem poliția. Credea că vrăjitoarea e de la vreun circ și, oricum, nu-i plăceau femeile care umblă cu brațele coale. Cine e femeia asta? Întrebă Jadis. În genunchi, creatură, până nu te fac praf. În casa asta nu se folosesc cuvinte urâte, duduie, dacă nu te superi, spuse mătușa Leti. lui Andreu îi se păru că regina deveni pe loc și mai înaltă. Ochii îi scoteau scântei, își ridică în aer brațul cu același gest și cu aceleași cuvinte îngrozitoare care transformaseră porții de palatul în tărână. Dar nu se întâmplă nimic, numai că mătușa Leti, crezând că vorbele acele oribile erau în engleză, îi spuse. Eram sigură. Femeia asta e beată. Beată. Nici măcar nu poate să vorbească clar. Vrăjitoarea trecea printr-un moment îngrozitor, își dăduse seama că puterea ei de a transforma oamenii în țărână, care fusese cât se poate de real în lumea ei, aici nu mai avea niciun fel de efect. Dar nu-și pierdu cumpătul nicio clipă. Ne lăsându-se învinsă de deziluzie, se întinse în față și o apucă pe mătușa Leti de după gât și de după genunchi, o ridică deasupra capului ca pe o păpușă și o aruncă în celălalt capăt al camerei, în timp ce mătușa Leti zbura încă prin aer. Servitoarea, care avusese o dimineață plină de evenimente plăcute, își vârâ capul pe ușă, spunând: Fiți amabil, domnule, a sosit birja ia o înainte, să călăvule, îi spuse vrăjitoarea unchiului Andreu. Acesta începuse să mormăie ceva despre violență regretabilă, îmi mă simt obligat să protestez, dar fu destul ca Jadis să-i arunce o singură privire și tăcu pe dată. Ieșiră din cameră și apoi din casă. Digori, care venise alergând pe scări, nu mai văzu decât ușa de la intrare închizându-se. Mamă, spuse, umblă liberă prin Londra, cu unchiul Andreu. Cine știe ce o să se întâmple acum? O, oh, conașule, spuse servitoarea, care chiar avea o zi minunată. Cred că doamna Keterlei s-a lovit. De dura amândoi buzna în camera de zi să vadă ce s-a întâmplat. Dacă mătușa Leti ar fi căzut pe podea sau chiar și pe covor, cred că și-ar fi rupt toate oasele, dar, din fericire, căzuse pe saltea. Mătușa Leti, ca mai toate mătușile din vremea aceea, era o mătușă foarte rezistentă. După ce mirosi niște săruri și stătu liniștită câteva minute, spuse că n-are nimic în afară de niște zgârieturi. Foarte curând era din nou stăpână pe situație. Sarah îi spuse servitoarei, care nu mai trăise așa o zi în viața ei, du imediat la poliție și spune-le că a scăpat o nebună periculoasă. O să-i duc eu mâncarea doamnei Kirk. Doamna Kirk era, desigur, mama lui Digori. După ce-i duse mâncarea, Digori și mătușa le mâncară și ei. Apoi, Digori începu să se gândească. Problema era cum să facă să o ducă pe vrăjitoare înapoi în lumea ei sau, în orice caz, să o scoată din lumea noastră, cât mai curând posibil. Orice ar fi, nu trebuia lăsată să umble prin casă. Mama nu trebuia să o vadă. Și în măsura posibilului, nu trebuia lăsată nici să umble prin Londra. Digori nu fusese în camera de zi când vrăjitoarea încercase să o facă praf pe mătușa Leti, dar o văzuse, făcând praf porțile cearmului, știa ce puteri îngrozitoare are, dar nu și că le pierduse venind în lumea noastră. Și mai știa și că are de gând să ne cucerească lumea. Din câte putea bănui, acum putea foarte bine să facă praf Palatul Buckingham sau Parlamentul, și era aproape sigur că mai mulți polițiști fusese răfăcuți deja țărână. Iar el nu avea ce face. Dar inelele par să acționeze ca un magnet, se gândi Digori dacă aș putea să o ating doar și apoi să-mi pun repede inelul galben, am ajunge amândoi în pădurea de la hotarul dintre tărmuri. Mă întreb dacă s-ar simți din nou slăbit acolo. Oare a fost din cauza locului sau a fost numai șocul că ieșise din propria lume? Cred că o să trebuiască să risc. Da unde o fi? Nu cred că mătușa Leti să mi dea voie să ies din casă, dacă nu-i spun unde mă duc. Și n-am decât doi peni. Mi-ar trebui niște bani pentru autobuz și tramvai, dacă vreau să mă duc să o caut prin Londra. Și oricum, habar n-am unde să o caut. Mă întreb dacă unchiul Andreu mai e cu ea. Până la urmă, își dădu seama că singurul lucru pe care îl putea face era să stea și să spere că unchiul Andreu și vrăjitoarea au să se întoarcă. Dacă se întorceau, atunci trebuia să iasă repede afară, să pună mâna pe vrăjitoare și să-și pună inelul galben înainte ca aceasta să poată intra în casă. Asta însemna că trebuie să pândească ușa de la intrare fără să se dezlipească de acolo. Nu avea curaj să plece nicio clipă, așa că se duse în camera de zi și șlit fața de fereastră. Era o fereastră arcuită, de la care se vedeau treptele care duceau la ușa de la intrare și strada, astfel că nu putea veni nimeni la ușă fără să-l vezi. Ce o fi făcând pali? se întrebă Digori. Se gândi mult la asta în prima jumătate de oră, care părea că de-abia trece. Dar voi nu trebuie să vă întrebați ce făcea pali, pentru că o să vă spun eu. Întârziase la masă și avea pantofi și ciorapiuzii. Și când o întrebară pe unde umblase și ce făcuse, le răspunse că s-a jucat cu Digori Kirk. După mai multe insistențe, le spuse că s-au dat la picioare într-un ochi de apă, într-o pădure, întrebată unde era pădurea asta, le spuse că nu știe. Iar când o întrebară dacă era într-un parc, le răspunse, fără să mintă prea tare, că ar fi putut fi un fel de parc. Din toate acestea, mama lui Pali duse că fusese, fără să spună nimănui, într-o parte a Londrei pe care nu știa și că intrase într-un parc unde se distrase sărind în băltoace. Drept care îi spuseră că fusese un copil rău și că, dacă se mai întâmplă, nu o să mai aibă voie să se joace cu chircăla. După care prinde mâncare, fără desert, și fu trimisă la culcare pentru două ore bune. Copiilor li se întâmpla adesea așa ceva pe vremea aceea. Așa că în timp ce Digori se uita pe fereastra camerei de zi, Pali stătea în pat și amândoi se gândeau la cât de groaznic de încet poate trece timpul cred că eu aș fi preferat să fiu în locul lui Pali. Pentru că ea nu avea nimic altceva de făcut decât să aștepte să treacă două ore, pe când Vigorii tresărea la fiecare câteva minute când auzea vreo birjă sau vreo furgonetă ori vreun ajutor de la măcelărie care livra carnea la domiciliu, și de fiecare dată se gândea, vine, dar descoperea că de fapt nu era ea. Iar între aceste false alarme, timp care părea nesfârșit, ceasul ticăia într-una și o muscă imensă bâzeia undeva în dreptul ferestrei, prea sus ca să ajungă la ea. Casa era dintre acelea care devin foarte liniștite după amiaza și care parcă miros întotdeauna a carne de oaie. În timpul acestei lungi așteptări se întâmpla totuși ceva despre care aș vrea să vă spun, pentru că din pricina acestui ceva se petrec un lucru important mai târziu. O doamnă i-a duse mamei lui Digori niște struguri și, cum ușa camerei de zi era deschisă, Digori nu putu să nu le audă pe mătușa Leti și pe doamnă vorbind în hol. Ce struguri minunați! Se auzi vocea mătușii Leti. Sunt sigură că dacă ar putea ajuta ceva, atunci strugurii ăștia ar fi aceea. Dar biata mei băl, mă tem că numai niște fructe din tărâmul tinereții ar mai putea ajuta. Nimic din lumea asta nu mai poate face nimic pentru ea după care amândouă începură să vorbească în șoaptă despre lucruri pe care el nu le mai putu auzi. Dacă ar fi auzit despre tărâmul tinereții cu câteva zile înainte, ar fi crezut că mătușa Leti vorbea doar așa, fără să se refere la ceva anume, așa cum fac oamenii mari, și nu i-ar fi trezit interesul. Aproape că nici acum nu i se păru ceva de îndeluat în seamă. Dar deodată îi veni în minte că acum știe, chiar dacă mătușa Leti nu știa, că există și alte lumi și că el însuși fusese într-una din ele. Înseamnă că undeva putea să existe și o lume a tinereții. Ar putea exista aproape orice, ar putea exista chiar și niște fructe, undeva în altă lume, care ar putea o vindeca pe mama lui. Și știți și voi cum e când începi să speri ceva ce îți dorești cu disperare. Aproape că începi să lupți cu speranța, pentru că ți se pare că ar fi prea frumos să poată fi adevărat. Ai fost dezamăgit de prea multe ori. Exact așa simțea și Digori. Nu avea niciun rost să-și înăbușe această speranță. Poate chiar era adevărat. Doar se întâmplaseră deja atâtea lucruri ciudate. Și avea inelele magice. Probabil că existau și alte lumii în care puteai ajunge prin fiecare din ochiurile de apă din pădure. Ar fi putut merge în toate. Și apoi mama ar putea fi iar sănătoasă. Totul ar fi fost din nou bine. Uită cu totul de vrăjitoare. Era deja cu mâna la buzunarul în care avea inelul galben, când auzi apropiindu-se ceva în galop. Hei! Ce se întâmplă? Se întrebă digori, Pompierii. Oare ce casă a luat foc? Doamne, aici vine! O, oh, ea e! Nu cred că mai e nevoie să vă spun despre care ea era vorba. Mai întâi apăru birja. Pe locul birjarului nu era nimeni pe acoperiș, nu stând jos, ci în picioare într-un echilibru perfect, în ciuda vitezei cu care birja luă colțul cu o roată în aer, era însă și Jadis, regina reginelor și teroarea cearnului. Venea cu gura deschisă, lăsând să-i se vadă dinții, ochii îi străluceau ca focul, iar părul îi zbura în spate de parcă ar fi fost coada unei comete. Biciuia fără milă calul deja spumegând, ale cărui nări erau larg deschise. Acesta se apropie în galop de ușa de la intrare, trecând la un milimetru de felinarul de pe stradă, și se ridică pe picioarele din spate. Birja se iz de felinar și se făcu bucățele. Vrăjitoarea sărise în ultima clipă de pe birjă pe spatele calului. Se apleca apoi în față și spuse ceva la ureche. Probabil ceva menit nu să-l liniștească, ci să-l nebunească și mai tare. Calul se ridică iar pe picioarele din spate, iar nechezatul lui păru un strigăt. Se zvârcolea atât de tare că numai un călăreț extraordinar ar fi putut să-l călărească. Înainte ca digorii să-și revină, se mai întâmplară o mulțime de alte lucruri. Apăru un viteză o a doua birjă, din care săriră un domn gras în frac și un polițist după care se ivi și o a treia birjă, cu alți doi polițiști, urmată de vreo 20 de persoane, majoritatea comisionari, pe biciclete, toți claxonând, huiduind și fluierând. La urmă de tot apăr o mulțime de oameni care veneau pe jos, erau toți în cinci de atât alergat, dar era evident că se distrau. La toate casele de pe stradă se deschiseră ferestrele. Servitoarele și majordomie și rănuși, să vadă ce se întâmplă. Între timp, printre ruinele primei birje, apăr un domn bătrân, care încerca să se ridice. Mai mulți oameni se repeziră să-l ajute, dar cum fiecare trăgea de el în altă direcție, probabil că s-ar fi ridicat mai repede fără ajutorul lor. Digori i că domnul era probabil unchiul Andreu, dar nu-i putea vedea fața peste care îi căzuse jobenul. Băiatul de buzna afară. Ia e, ia e, striga domnul cel gras, arătând spre Jadis. Făți datoria, domnule polițist. Mi-a furat din magazin marfă de nidelire. Vezi și ragul la de perle pe care îl poartă la gât. E al meu. Și mi-a mai și învinețit un ochi pe deasupra. Asta se vede, șefu. Strigă cineva din mulțime, e un ochi învinețit pe cinste. A lucrat meseriaș. Mamă, da, știu care forță. Ar trebui să-ți pui o bucată de carne crudă la ochi, domnule, zise ajutorul de măcelar. Spuneți-mi, se auzi vorbind cel mai important dintre polițiști, ce se întâmplă? Da, v-am spus că a început domnul cel gras, dar fu întrerupt de cineva care strigă. Prindeți-l pe bătrânul din birjă. El a pus totul la cale. Bătrânul, care era unchiul Andreu, tocmai reușise să se ridice și-și pipăia Spuneți-mi, domnule, îl întrebă polițistul întorcându-se spre el, ce se întâmplă? de sub Joben se auziră niște sunete înfundate. Fără de astea, făcu polițistul cu severitate. N-avem timp de glumit. Scoateți-vă Jobenul ăla. Ușor de spus, dar mai greu de făcut. Unchiul Andreu se chinui să-și scoată Jobenul, dar în zadar, așa că doi polițiști se apropiară și îl smulseră de pe cap. Mulțumesc, domnilor, spuse unchiul Andreu cu voce slabă. Mulțumesc. Sunt foarte zguduit. Dacă mi-ar -mi da cineva un păhăruț de coniac, Fiți amabil și ascultați-mă cu atenție, îi spuse polițistul, scoțând un carnețel gros și un creion micuț, dumneavoastră aveți grijă de tânăra aceea. Păzea! Strigară mai multe voci. Polițistul se dădu înapoi la tank. Calul fusese cât pe să-i tragă un picior, ceea ce probabil l-ar fi omorât. După care vrăjitoarea întoarse calul astfel încât să poată sta cu fața spre mulțime și cu picioarele din spate pe trotuar. Avea în mână un cuțit lung și strălucitor, cu care tăiase hățurile care legau pe cal de resturile birșei. În tot acest timp, Digori încerca să ajungă destul de aproape de vrăjitoare, ca să o poată atinge, ceea ce nu era chiar ușor, pentru că pe partea aceea străzii se aflau mulțime de oameni. Și ca să ajungă în partea cealaltă, ar fi trebuit să treacă printre copitele calului și peste grilajul care înconjura casa. Dacă știți ceva cât de cât despre cai sau dacă ați fi văzut în ce hal era calul acela, vă veți da seama că ar fi fost mult prea periculos. Digori știa multe despre cai, dar își lua inima în dinți și se pregăti să se repeadă spre acesta de îndată ce se ivea un moment favorabil. Un bărbat cu melon reușise să-și facă drum până în fața mulțimii. Hei, domnule polițist, strigă el, calul pe care îl călărește e al meu, iar trăsura aceea făcută zobie birja mea. Pe rând, vă rog, spuse polițistul. Da, nu mai e timp, spuse birjarul. Eu cunosc calul ăsta mai bine ca dumneata. Nu-i un cal ca toți cai. Taică său a fost al unui ofițer din cavalerie. Și dacă femeia aia l mai asmute mult, o să se lase cu morți. Dați-mi voie să mă apropii de el. Polițistul fu bucuros că are motiv să se îndepărteze de cal. Birjarul făcu un pas înainte, se uită la Jadis și spuse cu o voce nu chiar nepoliticoasă. Ascultă, drăguțo, lasă-mă să-l apuc de căpăstru și de te jos. Ești o doamnă, nu. Fără îndoială că vrei să mergi acasă, să bei un ceai bun și să te liniștești puțin. O să te simți mult mai bine. În același timp își întinse mâna spre capul calului și spuse. Ușurel, căpșunel, ușurel, băiete. Pentru prima dată grăi și vrăjitoarea ceva. Chine. Se auzi vocea ei rece și limpede, care acoperi toate celelalte zgomote. Chine ia mâna de pe calul maiestății sale, împărăteasa Jadis. Capitolul 8. Lupta de lângă felinar. Iauzi, împărăteasă. Vedem noi imediat. Se auzi o voce. De trei ori ura pentru împărăteasa lui Papură Vodă. Se auzi o alta, după care mai multe voci se alăturară. Împărăteasa se înroși și, și înclină ușor capul. Dar strigătele se transformară în hohote de râs și își dădu seama că își băteau joc de ea. Expresia feței se schimbă pe dată și și mută cuțitul strălucitor în mâna stângă după care, fără niciun avertisment, făcu un lucru nemaipomenit, își întinse brațul drept și, cu cea mai mare ușurință, de parcă ar fi făcut cel mai firesc lucru din lume, smulse una din barele transversale ale estpului de felinar. Chiar dacă și pierduse puterea magică, forța nu și-o pierduse, putea rupe o bară de fier cum mai rupe o acadia, își aruncă nouă armă în sus, o iar și o roti în aer. De dupinte în calului. Acum e momentul, își spuse Digori. Fuge repede printre cal și grilaj. Dacă animalul ar fi stat măcar o clipă locului, ar fi putut să o apuce pe vrăjitoare de călcăi. În timp ce alerga, auze o pocnitură și apoi o lovitură surdă. Vrăjitoarea îl pocnise pe polițistul șef cu bara de fier în cap. Acesta căzu jos grămadă. Repete Digori. Trebuie să facem ceva, se auze o voce din spatele lui. Era Pali, care venise cât putuse de repete, de îndată ce avusese voie să se scoale din pat. Ești o fată nemaipomenită, spuse Digori. Ține mă strâns. Tu trebuie să atingi nelul. Cel galben, nu uita. Și nu ți-l pune decât atunci când îți spun eu. Se mai auze o pocnitură și mai căz un polițist. Dinspre mulțime se auze un urlet furios. Dați-o jos! Aduceți niște pietre! Chemați armata! Dar cei mai mulți se îndepărtau cât puteau. Birjarul, totuși, evident cea mai cum se cade și cea mai curajoasă persoană de acolo, rămase aproape de cal, ferindu-se din calea barei și încercând să-l apuce pe căpșunel de căpăstru. Mulțimea huidui și urlă iar. O piatră trec un zbor pe lângă capul lui Dicorii. Se auze apoi vocea vrăjitoarei, cristalină și răsunătoare. Părea aproape fericită. Gunoaielor, veți plăti scump pentru asta după ce vă cuceresc lumea. Nu să mai rămână întreagă nicio piatră din orașul ăsta. O să-l distrug cum am distrus cearnul, felinda, sorloisul și bramandinul. Digori reuși în fine, să o apuce de gleznă. Ea izvând spate cu călcâiul și-l lovi în gură. De durere îi dădu drumul. Avea buza spartă și gura plină de sânge. De undeva de foarte aproape se auzi vocea unghiului Andreu, care strigă cu glas tremurând. Doamnă, stimată doamnă, potolițivă, pentru numele domnului. Digori se repezi din nou la călcâiul ei, dar fu iar lovit. Alți oameni căzuseră la pământ, izbiți cu bara de fier. Digori mai încercă o dată, oprinse de călcâi, strânse cât putu el de tare și strigă lui Pali. Acum, după care slavă Domnului, chipurile furioase și speriate dispărură. Vocile furioase și speriate se risipiră undeva în depărtare. Nu se mai auzea decât vocea unchiului Andreu, care, de undeva din spatele lui Digori, se tot văicărea. Of, ce nebunia asta! O fi sfârșitul! Nu mai pot suporta! Nu-i cinstit! Eu n-am vrut niciodată să fiu magician. E o neînțelegere. Numai nașa mea e de vină, o să protestez. Un om cu sănătatea șubredă, ca mine, dintr-o familie respectabilă. Firar să fie. Nu pe el voiam să-l luăm cu noi. Mamă, ce încurcătură! Pali, ești aici. Da, da, nu mai lovi. Nu lovesc pe nimeni, început Igori. Dar nu mai apucă să spună nimic, pentru că se treziră sub razele calde și verzi ale pădurii. După ce ieșiră din apă, Pali strigă. Ia te uită! Am adus și calu. Și pe domnul Cheterlei. Și pe birjar. Ce mai zăpăceală? Când își te du seama că a ajuns din nou în pădure, vrăjitoarea se făcu albă ca varul și se apleca atât de tare în față, încât chipul său atinse coama calului. Era clar că e groaznic de rău. Unchiul Andreu tremura, dar căpșunel, calul, dădu din cap și necheză vesel. Se pare că el se simțea în largul lui. Era pentru prima dată, de când îl văzuse dicorii, când stătea liniștit. Urechile până acum a plecate, reveniseră la poziția lor normală, iar privirea părea și ea calmă. Așa, băiete, îi spuse birjarul, mângându pe gât. așa e mult mai bine. Ușurel căpșunel făcu lucrul cel mai faiersc. Cum era foarte însetat, nici nu de mirare, se duse încet până la cel mai apropiat ochi de apă și intră în el digori o ținea încă pe vrăjitoare de călcâi, iar Pali îl ținea pe digori de mână. Birjarul avea o mână pe căpșunel, iar unchiul Andreu, care încă mai tremura, tocmai l-a pe birjar de cealaltă mână. Repete, spuse Pali, uitându-se spre digori. Inelele verzi. Așa că bietul cal nu mai apucă să bea nicio gură de apă. Toată ceata se trezia fundându-se în beznă. Căpșunel necheză, unchiul Andreu scoase un scâncet. Am avut mare noroc, zise digori, după un moment de tăcere, Pali întrebă. N-ar trebui să ne cam apropiem de acum. Parcă am ajuns undeva, spuse Digori. Eu, cel puțin, stau pe ceva solid. Chiar și eu la fel, dacă mă gândesc mai bine, zise Pali. Da, de ce e așa întuneric? Crezi că am intrat în alt ochi de apă? Poate că suntem în cearn, spuse Digori. Doar că de data asta am ajuns aici în miez de noapte. Nu e ciarn, se auz vocea vrăjitoarei. Suntem pe un tărâm pustiu. Aici e nimic. Locul se foarte tare a nimic. Nu lumina nici ostea. Erau o atât de adâncă, încât nu se puteau vedea unul pe altul, nici nu conta dacă țineai ochii închiși sau deschiși, oricum nu vedeai nimic. Stăteau cu picioarele pe ceva rece și plat, ceva ce ar fi putut fi pământ și care nu era, în niciun caz, iar orile. lemn. Aerul era rece și uscat și nu adia o boare de vânt. Mi-a sosit sfârșitul, spuse vrăjitoarea cu o voce îngrozitor de calmă. De ce vorbiți așa? Bolborosi unchiul Andreu. Draga mea doamnă, vă rog să nu spuneți așa ceva. Nu poate fi chiar atât de rău. Birjarule, dragul meu, nu cumva ai o sticlă la tine, mi-ar face bine o gură de ceva tare. Acum gata, se auzi vocea birjarului, o voce fermă și puternică. Fiți calmi, atâta vă spun. Și a rupt cineva ceva. Bun. Imediat o să ni se întâmple și ceva bun. Ceva mai bun decât ne-am putea aștepta după ce am căzut la o adâncime atât de mare. Acum, dacă am căzut în niște săpături, parcă am fi într-o stație nouă de metrou, o să vină imediat cineva și o să ne scoată de aici. Și dacă murim până atunci, ceea ce nu pot nega că s-ar putea întâmpla, nu uitați totuși că e și mai rău pe mare și că, oricum, toți murim odată și odată și nici n-ai de ce să-ți fie frică dacă ai dus o viață decentă. Și dacă vreți să știți, eu cred că ar fi cel mai bine dacă ne-am petrece timpul cântând. Ceea ce și făcu. Începu să cânte un imn de recunoștință, despre recolte care fusese strânse cu bine. Nu se potrivea prea bine cu un loc unde se părea că nu crescuse nimic niciodată de la începutul lumii, dar era singurul pe care și-l putea aminti în întregime. Avea o voce plăcută și copiii începură să cânte cu el le dădea curaj. Închiul Andreu și vrăjitoarea tăceau. Spre sfârșitul cântecului, Digori simți că îl trage cineva de cot și, după mirosul de tutun, coniac și haine bune, deduse că e probabil unchiul Andreu. Unchiul Andreu îl trase discret într-o parte și șopti în ureche. Acum, băiete, pune ținelul. -ți Hai să plecăm. Dar vrăjitoarea avea urechi foarte bune. Prostule, îi se auzi vocea. Ai uitat că eu aud gândurile oamenilor. Întrebă, descălecând. dă drumul băiatului. Dacă încerci să mă trădezi, o să mă răzbun cum nu s-a mai pomenit în nicio lume de la începutul timpului. Și dacă ți închipui că sunt așa de egoist, încât să plec și să o las pe pali, și pe birjar, și calul într-un asemenea loc, te -nșeli. Ești un băiețel obraznic și impertinent, îi spuse unchiul Andreu. Șeșete! Făcu birjarul! Ciuliră cu toții urechile! În sfârșit se întâmpla ceva. Undeva, foarte departe. Digorii nu se putu hotărâ din ce direcție venea zgomotul. Uneori, părea că vine din toate direcțiile în același timp. Alteori, că vine din pământul de sub ei. Nu erau cuvinte. Nu puteai spune nici măcar că e o melodie dar era, fără îndoială, cel mai frumos zgomot pe care l-auzise vreodată. Era atât de frumos, încât aproape că nu putea să-l suporte. Se pare că și calul lui îi plăcu, scoase un nechezat de calcare, după ani și ani de tras la birjă, se trezește din nou pe câmpul pe care zburda când era mâns și vede pe cineva drag, de care n-a uitat, venind spre el cu un cup de zahăr. Oh, făcu birjarul! Nu-i așa că-i minunat! După care se întâmplă două minuni într-o singură clipă, începură să se audă mai multe voci, atât de multe, încât era imposibil să le numeri. Când au toate cu prima voce, dar ceva mai sus, erau niște voci reci ascuțite, după care bezna de deasupra fuluminată de stele. Nu răsăriseră una câte una, așa cum se întâmpla în serile de vară. Cu o clipă înainte nu fusese nimic decât beznă, acum apăruseră mii, mii de puncte luminoase, stele, constelații și planete, mai mari și mai strălucitoare decât cele din lumea noastră. Nu era niciun nor. Vocile se auziseră exact în clipa în care apăruseră stelele. Dacă le-ați fi auzit și văzut și voi, ca dicori, ați fi fost siguri că stelele erau cele care cântau și că prima voce fusese cea care le făcuse să apară și să cânte. Doamne, exclamă birjarul. Dacă aș fi știut că există așa ceva, aș fi fost un om mai bun toată viața. Vocea de pe pământ se auzea acum mai tare și triumfătoare, dar vocile din cer, după ce cântară cu ea o vreme, deveniră tot mai slabe. Și acum se întâmplă altceva. Departe undeva la orizont, cerul începu să se lumineze. Se simțe o adiere de vânt. Și în locul acela, cerul începu să devină, încet, tot mai palid. Se puteau desluși contururile unor dealuri. Și în tot acest timp, vocea continua să cânte. Curând se lumină destul de tare, acum se puteau vedea unii pe alții. Birjarul și cei doi copii rămăseseră cu gura căscată. le străluceau. Parcă sorbeau din ochi sunetul acela care părea să le amintească de ceva. Unchiul Andreu rămăsese și el cu gura căscată, dar nu de bucurie. Arăta mai degrabă de parcă îi căzuse falca. Stătea cu umerii aplecați și tremurau genunchii. Nu-i plăcea vocea. Dacă ar fi putut să se ascundă, să nu mai audă, undeva într-o gaură de șobolan, ar fi făcut-o. Vrăjitoarea părea că înțelege muzica aceea mai bine decât ei toți. Stătea cu gura închisă, cu buzele strânse și cu pumnii încleștați de când începuse să se audă cântecul, simțise că tărâmul acesta era plin de o magie altfel decât a ei, de o mage mai puternică. Nu-i plăcea deloc. Ar fi strobit întreaga lume, sau chiar toate lumile, numai să poată opri cântecul ăsta. Calul stătea cu urechile ciulite. Forneia din când în când și izbea pământul cu copitele. Nu mai era calul obosit de la birjă. Acum se vedea că tatăl lui luase parte la lupte. Înspre răsărit, cerul se preschimba din alb în rozaliu și apoi în auriu. Vocea devenit tot mai puternică, până când aerul începu să vibreze. Și în clipa în care se auz sunetul cel mai puternic și mai măreț de până atunci, răsări soarele. Digorii nu mai văzuse niciodată una asemenea soare. Soarele de deasupra cearnului fusese mai bătrân decât cel din lumea noastră. Cel de aici arăta mai tânăr. Aveai senzația că râde de bucurie. Și când razele lui începură să lumineze pământul, călătorii noștri putură vedea în sfârșit unde se află. Era o vale în care curgea, spre răsărit, un râu cu albia largă și apere pe În partea de sud se ridicau munți, la nord erau niște dealuri mai joase. Dar era o vale alcătuită numai din pământ, piatră și apă, nu se vedea nici un copac, nici un tufiș, nici măcar un fir de iarbă. Pământul avea diferite culori, toate vișe prinse, îți dădea o senzație de agitație, dar asta numai până în clipa când a apărut cântărețul în persoană și toate fură date uitării. Cam la 300 de metri în fața lor se afla un leu uriaș, cu blana aspră și strălucitoare, care stătea cu fața spre soarele care se ridica pe cer. Cânta cu gura larg deschisă. Aici e o lume îngrozitoare, spuse vrăjitoarea. Trebuie să fugim imediat! Pregătiți magia! Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă, spuse unchiul Andreu. E un loc foarte neplăcut. Complet sălbatic. Dacă aș fi mai tânăr și dacă aș avea o pușcă. Doamne, se miră birjarul. Doar nu-ți închipui că l-ai putea împușca. Da, ar putea cineva. Întrebă Pali. Pregătește magia, prostule, zise Jadis. Imediat, doamnă, spuse unchiul Andreu și ret. Trebuie să vină copiii amândoi lângă mine. Dicori, puneți imediat inelul de mers acasă. Voia să plece, fără vrăjitoare. Aha, deci e vorba de inele. Strigă Jadis și ar fi băgat mâna în buzunarul lui Digori cât ai zice pește, dar Digori o apucă pe palii de mână și strigă. Fiți atenți! Dacă se apropie vreunul din voi un centimetru măcar, dispărem și rămâneți aici pe veci. Da, am în buzunar un inel care o să ne ducă pe palii și pe mine acasă. Uitați-vă, mâna mea e pregătită. Așa că stați la distanță. Îmi pare rău de tine, spuse uitându-se spre birjar și de cal, dar n-am ce face. Cât despre voi, zise uitându-se spre unchiul Andreu și spre vrăjitoare, ar trebui să vă placă să trăiți împreună, doar sunteți magicieni amândoi. Da, mai țineți-vă pliscul, spuse birjarul, vreau să ascult muzica. Leul cânta acum alt cântec. Capitolul 9. Descoperirea Narniei. Leul mergea de colo-colo, cântând. De data aceasta, cântecul era mai dulce și mai vesel decât cel cu care aduse stelele și soarele. Era idoma unui murmur bâlând. Și în tot acest timp, valea se acoperea de iarbă verde. La început se zări doar o pată de culoare de jur împrejurul leului. După care aceasta se întinse pe colinele joase și, în numai câteva minute, începu să se cațere pe povărnișurile munților din depărtare. Și cu fiecare clipă, tărâmul acela tânăr devenea tot mai bâlând. Vântul adia acum prin iarbă. Curând apărură și alte lucruri. Povărnișurile mai înalte se acoperiră de arbuști verzi, în vale începură să se zărească pete de un verde mai aspru. Digorinu și dădu seama ce anume erau decât în clipa în care, chiar lângă el, începu să crească o tulpiniță din care țâșniră zeci de brațe care înfrunziră și care creșteau mereu, cu vreo 2-3 cm la fiecare două secunde, în jurul lui crescuseră acum zeci de asemenea plante. Când fură la fel de înalte ca el, își dădu seama ce erau. Copaci! exclamă, Ceea ce era enervant, după cum avea să povestească Pali mai târziu, era că nu puteai să stai să te uiți la toate astea în liniște. Pentru că, de îndată ce Digori spuse, copaci, fu să sară într-o parte, unchiul Andreu se apropiase din nou de el și voia să-i bage mâna în buzunar. Nu că i-ar fi fost de mare folos unchiului Andreu dacă ar fi reușit să o facă, fiind că el voia să-i umble în buzunarul din dreapta, crezând că inelele verzi erau și acum inelele de întoarcere acasă. Dar bineînțeles că Digori nu voia să se dea bătut. Stop! Strigă vrăjitoarea, înapoi! Nu, și mai înapoi! Dacă se mai apropie cineva de copii, îl pocnesc de isar creierii. Apucă și mai bine bara de fier pe care o smulsese de la stâlpul de pe stradă, gata să lovească. Nu se îndoia niciunul dintre ei că la o adică putea meri perfect ținta. Așa care va să zică. Spuse. Vrei să pleci hoțește înapoi în lumea ta, cu băiatul, și să mă lași aici. Unchiul Andreu reuși în sfârșit să-și învingă teama. Da, doamnă, exact, zise. Bineînțeles că așa aș face. Și aș avea tot dreptul. Am fost tratat în modul cel mai rușinos, cel mai abominabil cu putință mai am dat silința să fiu cât se poate de politicos. Ați jefuit, exact așa, repet, ați jefuit un bijutier respectabil. Ați insistat să mâncăm un prânz extraordinar de scump, ca să nu spun exorbitant, deși am fost obligat să-mi amanetez ceasul și lanțul. Și dați-mi voie, doamnă, să vă spun că nimeni din familia mea nu și-a amanetat lucrurile, poate doar vărul Eduard, cel care trăia la țară, în timpul acelei mese indigeste, încă mi mai e rău și acum. Purtarea și modul dumneavoastră de a vorbi au atras atenția tuturor celor prezenți. Am fost făcut de râs în public nu o să mai pot apărea în restaurantul acela niciodată. Ați atacat poliția. Ați furat. -l. Gura, șefu, gura, strigă birjarul. Acum ne uităm și ascultăm, nu vorbim. Și aveai ce să vezi și ce să asculți. Copacul pe care îl văzuse Digori crescând era acum un fag mare, cu crengile aplecându-se ușor în bătaia vântului. La picioare li se așternuse un covor de iarbă verde, cu mănunchiuri de margarete și piciorul cocoșului. Puțin mai încolo, pe malul râului, creșteau sălcii în partea cealaltă, înfloreau coacăzi, liliecii, trandafirii sălbatici și rododendroni. Calul se înfructa din iarba proaspătă. În tot acest timp, leul continua să cânte și să umble maestuos de colo, colo Ceea ce îi neliniștea însă era că se tot apropia de ei. Lui Pali cântecul îi se părea tot mai interesant, fiindcă avea impresia că acum reușise să înțeleagă care era legătura dintre muzică și ceea ce se întâmpla. Întâi se păru că între apariția unui șir de brazi undeva în și un șir de note prelungi cântate de leu cu doar o secundă înainte există o legătură directă iar când acesta a început să cânte o serie rapidă de note mai vesele nu fu deloc surprinsă să vadă răsărind de jur împrejur ciuboțica cucului. Cutremurându-se, își dădu seama că toate lucrurile veneau, după cum avea să povestească palii mai târziu, din capul leului. Dacă îi ascultai cântecul, auzeai lucrurile pe care le crea, dacă te uitai în jur, le vedeai. Era atât de fascinată, încât nici nu mai avea timp să-i fie frică. Dar digorii și birjarul erau destul de neliniștiți văzând cum leul se apropie tot mai mult. Cât despre unchiul Andreu, lui era atât de frică, încât îi dinții din gură și, din pricină că îi tremurau genunchii, nu putea să o ia la goană. Deodată, vrăjitoarea făcu un pas spre leu. Acesta continuă să se apropie, cu pași rari și greoi, cântând într-una. Era la numai 10 metri de ei. Vrăjitoarea ridică brațul și aruncă bara de fier drept în capul leului. Nimeni, și cu atât mai puțin jadis, n-ar fi putut rata de la așa o distanță. Bara liz pe leu drept între ochi, după care căzu cu o bufnitură în iarbă. Leul se apropia. Nu mergea nici mai repede, nici mai încet decât înainte, nici nu puteai să-ți dai seama dacă simți și lovitura deși pășea fără zgomot, se auzea pământul zguduindu-se sub greutatea lui. Vrăjitoarea scoase un țipăt și o luă la goană, în câteva clipe dispăru printre copaci. Unchiul Andreu se întoarse și el, vrând să facă același lucru, dar se împiedică de o rădăcină și căzucu. Fața într-un izvoraș care se vărsa în râu. Copiii stăteau nemișcați. Nici nu știau dacă vor să facă vreo mișcare sau nu. Leul nici nu-i băga în seamă. Avea gura roșie larg deschisă, dar cânta, nu dădea semne că ar vrea să-i atace. Trecu atât de aproape de ei, că i-ar fi putut pune mâna pe coamă. Le era groaznic de frică să nu se întoarcă și să se uite la ei, deși, în mod ciudat, aproape că și doreau să se întâmple așa. Dar el trecu pe lângă ei de parcă ar fi fost invizibil sau inodori. Mai merse apoi câțiva pași, după care se întoarse, trecu din nou pe lângă ei și se duse spre est. Unchiul Andreu, tușind și mormâind, se ridică de pe jos. Digori, acum am scăpat de femeie, bestia asta de leu a plecat. Haide, dă-mi mâna și pune ținelul. -ți nu te apropia. Strigă Digori, făcând câțiva pași înapoi. Pali, ai grijă, vino lângă mine. Unchiul Andreu, fii atent, dacă mai faci un singur pas, dispărem. Fă imediat ce ți-am spus, spuse unchiul Andreu. Ești un copil foarte neascultător și prost crescut. Nu-ți fie frică, îi spuse Digori. Vrem să stăm să vedem ce se întâmplă. Credeam că vrei să știi cum e în alte lumi. Nu-ți place aici. Să mi placă, exclamă unchiul Andreu. Nu vezi în ce hal sunt. Era cea mai bună haină pe care o aveam. Și cea mai bună vestă într-adevăr, arăta jalnic pentru că, firește, cu cât ești mai bine îmbrăcat la început, cu atât arăți mai rău după ce te tărăsti dintr-o birjă făcută praf și după ce ai căzut într-un pârâu plin de noroi. Nu vreau să spun că nu e un loc foarte interesant, adăugă, dacă aș fi fost mai tânără. Poate aș putea aduce aici un tânăr plin de viață. Un vânător viteaz. S-ar putea face multe aici. Clima e încântătoare. N-am mai respirat asemenea aer niciodată. Cred că mi-ar fi făcut tare bine. În alte împrejurări, mai favorabile. Ce n să avem o pușcă? La naiba cu puștile, spuse birjarul. Mă duc să văd ce face căpșunel. Calul ăsta are mai multă minte decât unii oameni pe care îi știu eu. Și se îndreptă spre căpșunel. Chiar mai crezi că poți să omori leul ăsta cu o pușcă? Îl întrebă Dicori. Nu prea i-a păsat de bara de fier. O fi având defecte, spuse unchiul Andreu, dar a fost tare curajoasă. A făcut un lucru înțelept. Își frecă mâinile pocnindu-și din încheieturi, de parcă ar fi uitat din nou cât de frică îi fusese de vrăjitoare când era lângă el. A fost foarte urât din partea ei, spuse Pali. ce i făcut, leul? Hei, ce se întâmplă? Întrebă digori. O luă la goană să se uite la ceva la câțiva metri în fața lui. Pali, vino să vezi. Unchiul Andreu veni și el nu pentru că ar fi fost curios să vadă și el, ci pentru că voia să stea lângă copii, sperând că reușește să le fură inelele. Dar când văzu la ce se uita Digori, chiar și el păru impresionat. Era un model în miniatură al unui felinar. Nu avea mai mult de un metru înălțime, dar devenea tot mai înalt și mai gros văzând cu ochii, creștea exact cum crescuseră cu și copacii. E o luminează, vreau să spun, zise Digori. Și chiar așa era, deși în lumina soarelui, era greu să baci de seamă dacă nu-ți cădea umbra peste lampă. Remarcabil, absolut remarcabil, mormăi unchiul Andreu. Nici măcar eu nu mai am putut imagina asemenea mace. Ne aflăm pe un tărâm unde totul, chiar și felinarele, prinde viață și crește. Oare din ce sămânță cresc felinarele? Tu nu vezi. Aici a căzut bara ai bara pe care a smuls-o de la stâlpul de acasă. A intrat în pământ și acum crește din ea un stâlp micuț. Nu mai era chiar așa micuț. În clipa în care Digori rostise cuvintele acestea, stâlpul era deja cât el. Exact, Uluitor, uluitor! Spuse unchiul Andreu, frecându-și mâinile mai tare ca oricând. Ha, ha! Au râs de magia mea! Proasta aia de soră mea crede că sunt nebun. Acum ce au să mai zică? Am descoperit un tărâm unde totul mustește de viață. Toată lumea vorbește despre Columb. Dar America e nimic pe lângă. Lumea asta. Locul ăsta are un potențial comercial de nebănuit. Aduci câteva bucăți de fier vechi, le îngropi și din ele cresc locomotive nou-nouțe, vase de război, tot ce vrei. Pe gratis. Și le pot vinde apoi în Anglia pe bani buni. O să fiu milionar. Și clima. Mă simt cu mult mai tânăr acum. Aș putea face aici o stațiune balneoclimaterică. Un sanatoriu bun mi-ar putea aduce vreo 20.000 de lire pe an. Bineînțeles că ar trebui să le mai dezvălui secretul unor persoane. Dar mai întâi trebuie să împușc animalul ăsta. Ești exact ca vrăjitoarea, spuse Pali. Nu te gândești decât la omorât. Iar în ceea ce mă privește, continuă unchiul Andreu ca într-un vis fericit, nu se știe cât aș putea trăi dacă mă stabilesc aici. Și asta e de avut în vedere, mai ales când ai deja 60 de ani. Nu m-ar mira dacă n-aș mai îmbătrân nici măcar cu o zi aici. Uluitor! Tărâmul tinereții! Tărâmul tineretii! Exclamă Digori. Chiar crezi că ăsta e tărâmul tinereții? Bineînțeles, își amintise ce-i spusese mătușa Leti doamnei care adusese strugurii și se simți din nou cuprins de speranță. Unchiule Andreu, crezi că există aici vreun leac care să o vindece pe mama? Îl întrebă. Ce-ți trece prin cap? Doar nu suntem la farmacie. Dar, așa cum spuneam, nu-ți pasă nici cât negru sub unghie de ea, spuse Digori furios. Credeam că s-ar putea să-ți pese cât de cât, la urma urmei, e sora ta. Dar nu nimic. O să mă duc să-l întreb pe leu dacă mă poate ajuta. Se întoarse și o porni spre acesta. Palistă tu pe loc o clipă, după care se duse pe urmele lui. Hei, opriți-vă! Veniți înapoi! Băiatul ăsta a luat o razna, strigă unchiul Andreu. Se duse după copii, dar rămase la o oarecare depărtare, fiindcă n-avea chef să fie nici prea departe de inelele verzi, dar nici prea aproape de leu. Digoria ajunse la marginea pădurii în câteva minute. Se opri. Leul cânta în continuare, dar melodia se schimbase iar. Era ceea ce am putea numi o melodie, dar era cu mult mai sălbatică. Ascultând-o, îți venea să-ți să fugi, să te catari, îți venea să țipi. Îți venea să te repezi la ceilalți oameni și să-i strângi la piept sau să te iei la trântă cu ei. Digorii se înroși la față. Melodia a avut efect și asupra unchiului Andreu, pe care Digorii l-au spunând. Ce fată curajoasă, domnule! Păcat că are așa un temperament. Da, e o femeie a de frumoasă. Efectul pe care l-a vusese cântecul asupra oamenilor era nimic pe lângă efectul pe care l-a avut asupra peisajului. Vă puteți imagina o fâșie de pământ acoperit de iarbă clocotind ca apa într-o oală fiindcă asta este cea mai bună descriere a ceea ce se întâmpla. Peste tot creșteau cocoașe din pământ, care mai mari, care mai mici. Unele erau cam cât un mușuroi de cârtiță, altele cât o roabă, două erau cât niște căsuțe. Și cocoașele astea se tot mișcau de colo-colo și se tot umflau, mai tare și mai tare, până ce pocniră. Țărâna se risic în toate direcțiile și din fiecare cocoașă, ieși câte un animal. Cârtițele ieșiră exact așa cum iese o cârtiță din pământ în lumea noastră. Crini începură să latre de cum își scoaseră capul în lumină se chinuiau să iasă așa cum i-ați văzut făcând când încearcă să treacă printr-o crăpătură mică dintr-un gard. Cel mai interesant era să te uiți cum ies cerbii, fiindcă le vedeai mai întâi coarnele rămuroase cu mult. Înainte de a le vedea restul corpului, la început digorii crezu că sunt copaci. Broaștele care apărură toate chiar lângă râu, sărire imediat în apă orăcând cât puteau de tare. Panterele, leoparzii și alte animale de acest fel se apucară imediat să se curețe de bulgărași și de pământ, după care se duseră spre copaci să-și ascută colții. Din copaci zbura răstoluri întregi de păsări. Văzduhal era plin de fluturi. Albinele porniră la lucru, din floare în floare, zorite nevoie mare. Dar de-abia acum urmă momentul cel mai spectaculos. Cea mai mare dintre cocoașe se zgudui ca de un cutremur și din ea se viră, pe rând, spinarea arcuită, apoi capul imens și înțelept, precum și cele patru picioare groase ale unui elefant. Cântecul leului aproape că nu se mai distingea, din toate părțile, se auzeau alte creaturi croncănind, ciripind, nechezând, lătrând, behăind și făcând tot felul de alte zgomote. Deși nu mai putea auzi pe leu, Digori îl mai vedea însă era atât de mare și de strălucitor, încât nu-și putea lua ochii de la el celorlalte animale nu părea să le fie frică de el întreidevăr. adevăr. Chiar în acea clipă, digoriaus a zgomot de copite în spatele lui. O secundă mai târziu, calul de la birjă trec un galop pe lângă el, alăturându-se celorlalte animale. Aerul de acolo îi pria și lui asemenea unchiul lui Andreu. Nu mai era bietul săclav bătrân din Londra, galopa elegant și, și ținea capul drept. Acum, pentru prima dată, leul tăcu de tot. Începu să se plimbe printre celelalte animale. Din când în când se apropia de două dintre ele, întotdeauna de două în același timp, și își freca nasul de-al lor. Alese doar doi castori dintre toți castorii, doi leoparzi dintre toți leoparzii, un cerb și o căprioară dintre toți cerbii și toate căprioarele. Alte animale rămaseră nebăghete în seamă, dar perechile pe care le atinse plecară pe dată de lângă celelalte animale, urmândul. După o vreme, leul se opri și toate creaturile pe care le atinsese se așezară în cerc în jurul lui. Celelalte pe care nu le atinsese plecară în treaba lor. Zgomotele se îndepărtară. Animalele care rămăseseră nu scoteau nici ele nici un sunet, stăteau cu privirile ațintite spre leu. Felinele mai mișcau ușor din coadă, dar altfel toate celelalte stăteau nemișcate. Pentru prima dată în ziua aceea se făcuse liniște de plină. Nu se auzea decât susurul apei. Lui Digorii bătea inima gata să-i sară din piept. Era sigur că se va întâmpla ceva solemn. Nu uitase de mama, dar știa că nici măcar pentru ea nu putea întrerupe un lucru ca acesta. Leul se uita atât de fix la celelalte animale, încât aveai senzația că o să le ardă cu privirea. Încet, acestea începură să se schimbe. Cele mai mici, iepurii, cârtițele și celelalte, crescură. Cele foarte mari, se vedea cel mai bine la elefanți, se făcură puțin mai mici. Multe animale se ridicară pe picioarele din spate. Multe și-a plecară capul într-o parte, de parcă ar fi făcut eforturi să înțeleagă ce se întâmplă. Leul își deschise gura, dar nu se auzi niciun sunet. Respiră cald și respirația lui păru să clatine toate animalele, așa cum clatină vântul copacii. De undeva de departe, din spatele vălului de cer albastru care le ascundea, se auziră din nou cântând stelele. Era o melodie pură, rece, greu de înțeles după care locul fost străbătut de o rază fierbinte, ca un foc, dar nu arse nimic, care venise dinspre cer sau chiar dinspre leu. Copiii tresăriră până în adâncul sufletului la auzul celei mai profunde și mai sălbatice voci pe care o auziseră vreodată. Narnia, 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 trezește-te, spunea vocea. Iubește, gândește, glăsuiește, copaci, umblați, jivine, cuvântați, ape, fiți sfinte. Capitolul 10. Prima glumă și alte întâmplări. Era, desigur, vocea leului copiii aveau de mult convingerea că vorbește. Cu toate acestea, fură plăcut surprinși când îl auziră glăsuind. Din păduri ieșiră oameni sălbatici, zei și zeițele pădurii, odată cu ei, apărură și fauni, satiri și pitici. Din râu se ridică zeul râului, însoțit de naiade. Și toți aceștia, împreună cu toate animalele și cu toate păsările îi răspunseră, fiecare pe limba lui. Te salutăm, Aslan. Am auzit. Vom face tocmai. Ne-am trezit. Iubim. Gândim. Cuvântăm. Știm. Numai că încă nu știm prea multe. Se auze o voce forneită. De data aceasta copiii chiar către săriră, mirați, fiindcă era vocea calului de la birjă. Bietul căpșunel, spuse Pali. Ce bine mi pare că a fost unul dintre animalele alese să fie animale cuvântătoare. Iar birjarul, care era acum în spatele copiilor, exclamă. Firaș al naibii. Totdeauna mi s-a părut că-i deștept calul ăsta. Creaturi, vă dăruiesc pe voi vouă în șpatru. Se auzi vocea puternică și fericită a lui Aslan. Vă dau pentru totdeauna tărâmul acesta numit Narnia. Vă dau codrii, poamele și apele de aici. Vă dau stelele și pe mine însu. Animalele necuvântătoare pe care nu le-am ales sunt și ele ale voastre. Purtați-vă cu milă cu ele și îndrăgiți-le. Dar nu vă comportați ca ele, fiindcă altfel veți înceta să mai fiți animale cuvântătoare. Căci ați fost și voi ca ele și puteți deveni ca ele din nou. Aveți grijă să nu se întâmple astfel. Nu, Aslan, nu ne vom purta ca ele, spuseră toate animalele într-un glas. Doar o stâncuță țanțoșă se trezia adăugând cu voce tare. Nu vă temeți. Cum toate celelalte animale tăcuseră chiar în clipa în care aceasta începuse să vorbească, vorbele sale se auziră foarte clar în liniștea care se așternuse, și poate că știți și voi ce ne plăcut poate fi dacă ți se întâmplă așa ceva la vreo petrecere, spre exemplu. Stâncuța se simțea atât de prost încât își ascunse capul sub o aripă, de parcă ar fi dormit. Și toate celelalte animale începură să scoată fel de fel de zgomote, care de care mai ciudate, fiindcă fiecare animal avea modul său de a râde. La început au încercat să se abțină, dar Aslan le spuse. Nu vă fie teamă să râdeți, creaturilor acum că nu mai sunteți mute și proaste, nu trebuie să fiți mereu serioase. fiind că odată cu darul vorbirii, ați căpătat și darul de a glumi și de a împărți dreptatea. Așa că începură toate să râdă. Și râdeau cu atâta poftă, încât până. Și stâncuța prinse curaj, zbură pe capul calului de la birjă, I se așeză între urechi, de din și spuse. Aslan, Aslan, nu-i așa că eu am făcut prima glumă? Nu-i așa că de acum o să afle toată lumea cum am făcut eu prima glumă? Nu, micuța mea prietenă, răspunse leul. Nu ai făcut prima glumă. Ai fost prima glumă, Toată lumea râse și mai tare. Dar stâncuței nu-i pasă și râse și ea atât de tare, încât bietului Cali se cutremură capul, iar stâncuța își pierdu echilibrul și căzu. Noroc că și aminti care Aric. era ceva nou pentru ea înainte de a ajunge la pământ. Acum, după ce am pus treburile la cale în Narnia, spuse Aslan, nu ne mai rămâne decât să ne gândim cum să o apărăm. O să vă convoc pe unele dintre voi la sfat. Să vine la mine piticul șef, zeuleului, stejarul și bufnița, amândoi corbi și elefantul. Trebuie să ne sfătuim fiindcă, deși lumea noastră nu există decât de cinci ore, ne paște deja un pericol. Creaturile pe care le numise ieșiră în față și plecară cu el spre est. Celelalte începură să vorbească, întrebându-se. Ce zicea că ne paște? Un ricol. Ce ai ricol? Ba nu, n-a spus un ricol, a spus ricol. Asta ce o mai fi? Ascultă, Pali, îi spuse Digori, trebuie să mă duc după el, după Aslan, după Leu, vreau să spun. Trebuie să vorbesc cu el neapărat. Crezi că ai să reușești? Îl întrebă Pali. Eu n-aș îndrăzni. Trebuie, spuse Digori e vorba de mama. Dacă o poate ajuta cineva, atunci el e acela. Vin și eu cu tine, spuse birjarul, îmi place de el și nu cred să se repeadă la noi creaturile celelalte. Și vreau și eu să-i spun ceva lui Căpșunel. Porniră toți trei curajos, mă rog, cât de curajos puteau, spre adunarea animalelor. Creaturile erau atât de absorbite de conversație și atât de ocupate să se împrietenească între ele, încât nici nu-i observară pe cei trei decât când se apropiară foarte tare, nici pe unchiul Andreu nu-l auziră. Acesta stătea tremurând mai departe și striga, dar nu cât putea el de tare. Digori, Vino înapoi. Vino înapoi imediat când îți spun. Nu mai face niciun pas mai departe. Când ajunseră chiar în mijlocul animalelor, acestea tăcură și se holbară la ei. Ei făcu castorul în cele din urmă, dar ăștia ce mai sunt pentru numele lui Aslan? Vă rog început Igorii cu răsuflarea tăiată, dar fu rupt de un iepure. Cred că sunt un fel de salată verde și mare, eu așa cred, spuse acesta. Nu-i adevărat, pe cuvântul meu că nu suntem salate, se repezi palii. Nu suntem bun de mâncat. Ia te uită. Făcu cârtița. Vorbesc. Cine a mai pomenit salate vorbitoare? Or fi a două glumă, sugeră stâncuța. O panteră, care până atunci se spălase pe față, se opri o clipă și spuse. Chiar dacă sunt, nu sunt nici pe departe o glumă așa bună cum a fost prima. Eu una nu văd nimic amuzant. că și-și văzu mai departe de spălat. Vă rog, spuse Digori. Mă grăbesc foarte tare. Trebuie să vorbesc cu leul. În tot acest timp, birjarul încercase să să-i atragă atenția lui Căpșunel. Ceea ce, în sfârșit, reuși. Căpșunel, dragul meu, începui el doar știți cine sunt. Sper că n-ai de gând să stai acolo și să te faci că nu mă cunoști. Despre ce vorbește lucrul ăla, calule? Întrebară mai multe voci. Nu știu nici eu prea bine, spuse calul foarte rar. Cred că niciunul dintre noi nu știe prea mult încă. Dar am o bănuială. Cred că am fost și eu un lucru ca asta înainte. Am sentimentul că am mai trăit undeva, sau că am fost altceva, înainte să ne fi trezit pe toți aslan acum câteva minute. E foarte încălcit totul. Ca într-un vis. Dar în vis erau lucruri ca astea trei. Cum? Făcu birjarul. Nu mă recunoști. Pe mine, care ți aduceam terci cald când nu te simțeai bine. Eu, care te curățăm cât puteam de bine. Eu, care nu uitam niciodată să te acopăr când stăteai în fric. Nu mă așteptam la una casta asta din partea ta. Parcă încep să-mi amintesc, spuse calul gânditor. Da, stai puțin. Știu, mă puneai să trag un lucru negru, oribil, și mă loveai ca să alerg, și oricât de departe fugeam, obiectul acela negru venea mereu în urma mea, hurducă se Trebuia să ne câștigăm existența, spuse birjarul. Și a ta, și a mea. Dacă n-am fi avut de lucru și dacă n-am fi avut bici, n-am fi avut nici grajd, nici fân, nici terci, nici o văz. Fiindcă-ți plăcea o văzul când aveam bani să-ți cumpăr. Și nu pot să zici că nu-ți cumpăram. O văz. Întrebă calul, ciulindu-și urechile. Da, parcă-mi amintesc ceva. Da, îmi amintesc tot mai mult. Tu stăteai undeva în spatele meu, iar eu fugeam mereu, te trăgeam și pe tine, și obiectul acela negru. Știu că eu făceam toată munca. Vara, da, de acord, spuse birjarul. Tu munceai la căldură, iar eu stăteam la răcoare. Dar iarna, dragul meu, când ție ți era cald, iar eu stăteam sus pe capră, cu picioarele reci ca gheața și cu nasul înghețat și pișcat de vânt, cu mâinile înțepenite de nu mai puteam nici să țin frul. Era un loc rău, spuse căpșunel. Nu era nici un pic de iarbă. Numai piatră tare. Adevărat, amice, adevărat, spuse birjarul. Era tare greu. Eu am spus mereu că pietrele alea nu sunt bune pentru cai. Nici mie nu mi plăceau. Tu erai un cal de țară și eu eram tot de la țară. Am cântat și încor la mine în sat. Dar a trebuit să plec de acolo, să-mi câștig pâinea. Vă rog, vă rog, spuse Digori. Ne dați voie să trecem. Leul se îndepărtează tot mai mult. Și eu trebuie să vorbesc neapărat cu el. Ascultă, căpșunel, spuse birjarul. Tânărul ăsta are o problemă și trebuie să vorbească cu leul, cel căruia îi spuneți Aslan. Ce zici, n-ai putea să-l lași să te călărească, o să-ți fie recunoscător pentru asta și să-l duci tu până la leu. Fetița și cu mine o să venim pe jos. Să mă călărească. Întrebă căpșunel. Ah, da, îmi amintesc. Adică să-l car în spate, îmi amintesc cum mă călărea un biped micuț ca voi, cu mult timp în urmă îmi dădea niște cubulețe albe și tari. Erau tare bune, minunate, erau mai dulci ca iarba. O fi fost zahăr, spuse birjarul. Te rog, căpșunel, îl imploră digori, te rog, lasă-mă să te încalec și dumă la aslan. Bine, n-am nimic împotrivă. Hai, urcă! Dragul de căpșunel, îi spuse birjarul. Hai, tinere, te ajut să încaleci. Digorii încalecă repede. Se simțea destul de în largul lui pe căpșunel, fiindcă mai călărise fără șape pe lui de acasă. Di, căpșunel, spuse. N-ai cumva niște cubulețe din ale albe la tine? Îl întrebă calul. Îmi pare rău, n-am, spuse digorii. Nu-i nimic, zise căpșunel și porniră. În clipa aceea, un buldog mare, care tot mirosise și se tot uitase în toate părțile, spuse. Nu cumva mai e o creatură din asta ciudată acolo, pe malul râului, sub copaci. Toate animalele se uitară într-acolo și îl zăriră pe unchiul Andreu, care stătea nemișcat printre rododendroni, sperând să nu-l vadă nimeni. Hai să vedem! Strigară mai multe voci. Așa că în timp ce căpșunel galopa cu digori într-o direcție, iar palii și birjarului urmau pe jos, majoritatea creaturilor se năpustiră spre unchiul Andreu cu gemete, lătrături, guițături și diferite alte zgomote prin care își manifestau curiozitatea. Acum însă trebuie să ne întoarcem un pic și să vedem cum se petrecuseră lucrurile din perspectiva unchiului Andreu. Impresiile lui fuseseră diferite de cele ale copiilor și ale birjarului. Ceea ce auzi și vezi depinde în mare măsură de locul în care te afli, precum și de ce fel de persoană ești. Din momentul în care apăruseră animalele, unchiul Andreu se făcuse tot mai mic în pădure, de acolo urmărea totul cu multă atenție, firește. Dar pe el nu-l interesa ce anume făceau, ci numai dacă au să se repeadă la el sau nu. La fel ca vrăjitoarea, avea un simț practic neobișnuit. Nici nu observase că Aslan alesese câte o pereche din fiecare specie de animale. El nu văzuse decât o mulțime de animale sălbatice periculoase, care umblau încoace și încolo. Și se tot întreba cum de nu fug celelalte animale de leu. Din momentul măreț în care animalele începuseră să cuvânte, el nu înțelesese nimic, și aceasta dintr-un motiv foarte interesant. Când leul începuse să cânte, chiar la început, când era încă beznă, își dăduse seama că e vorba de un cântec. Un cântec care nu-i plăcuse deloc, fiindcă îl făcuse să se gândească și să simtă lucruri la care nu voia să se gândească și pe care nu voia să le simtă. Apoi, când se ridicase soarele pe cer și văzuse că era vorba de un leu, e doar un leu, își spusese în sinea lui, încercase din răsputeri să creadă că de fapt nu cântă și că nici nu cântase niciodată, ci doar răgea așa cum ar face orice leu la grădina zoologică din lumea noastră. Bineînțeles că nu se poate să fi cântat cu adevărat, își spusese. Mi s-a părut, fără îndoială. Mi-a luat o mintea razna. Cine a mai auzit de lei care cântă? Și cu cât cânta mai mult și mai frumos leul, cu atât mai tare se chinuia unchiul Andreu să se convingă că nu auzea decât un răcet. Necazul e că, dacă încerci să fii mai prost decât ești de fapt de cele mai multe ori și reușești. Ceea ce se întâmplă și în cazul unchiului Andreu. Curând nu mai auzi decât răgetul lui Aslan. Și nu-i mai trebuia mult să nu mai poată auzi nimic altceva, nici să fi vrut. Și când în cele din urmă, leul vorbise și spusese în arnia, trezește-te, el nu auzise niciun cuvânt, ci doar un fel de lătrat iar când animalele îi răspunseră, el nu auzit decât lătrături, el și zbierete. Când răseseră, ei bine, cred că vă puteți imagina. Asta îi se păru cu mult mai groaznic unchiul lui Andreu decât tot ce se întâmplase până atunci. Întâi se părea că nu mai văzuse în viața lui așa o adunătură de fiare oribile, crude, flămânde și furioase. După care, spre marea lui oroare, văzu cu stupefacție cum celelalte trei ființe umane o porniseră spre animale. Proști! își spusese, fiarele alea au să mănânce când au să-i pe copii și nu o să mă mai pot întoarce acasă niciodată. Ce egoist poate fi digoria asta? Ceilalți doi nu sunt nici ei mai buni. Dacă au chef să moară, n-au decât. Dar eu? La mine nu se gândesc. Nimănui nu-i pasă de mine. Văzând că toate animalele se năpustesc spre el, o luă la fugă cât putu de repede. Acum, oricine putea vedea că aerul acestei lumii tinere chiar îi pri acestui bătrânel. La Londra fusese mult prea bătrân ca să mai poată alerga. Acum alerga cu o viteză cu care ar fi câștigat cu siguranță cursa de 100 de metri de la orice școală din Anglia. Coada fracului îi flutura în spate. Dar firește, fugea degeaba. Multe din animalele care veneau în urma lui erau bune alergătoare. Era prima dată că alergau și erau nerăbdătoare să-și încerce mușchi. După el, după el, țipau. Poate el e răul. Haideți, încercuiți-l. Nu vă opriți. Ura. În numai câteva minute unele animale i-o luaseră deja înainte. Se așezară în linie în pălea lui și barară drumul. Altele l atacară din spate. Era înconjurat. Deasupra capului, zări coarnele renilor și fața imensă a unui elefant, în spate, mormăiau niște ursi furioși și niște porci mistreți leoparzii și panterele îl priveau sarcastic, cel puțin așa îi se părea lui, și dădeau din coadă. Ceea ce îl șoca însă cel mai tare fu numărul gurilor deschise. Animalele deschise de fapt gura ca să respire, dar lui îi se părea că vor să-l înghită pe el. Unchiul Andreu tremura, nu știa încotro să o apuce. Nu-i plăcuseră niciodată animalele, nici în momente mai bune, fiindcă de obicei era frică. Și firește, după atâția ani de experiențe crude pe animale, ajunsese să le urască și să se teamă de ele și mai mult. Deci, domnule, începu buldogul, pe tonul lui de om de afaceri, sunteți animal, plantă sau mineral? El asta îl întrebase, dar unchiul Andreu auzi un fel de jură. Re re, 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 Capitolul 11. Digorii și unchiul lui dau de belea. Poate că vă întrebați cum de nu puteau animalele să-și dea seama că unchiul Andreu era același fel de creatură ca birjarul și cei doi copii. Dar nu uitați că ele n-aveau nici cea mai vagă idee despre haine. Ele credeau că rochița lui Pali, costumul lui Digori și pălăria birjarului sunt un fel de blană sau de pene. Nici nu s-ar fi gândit că sunt toți același fel de creaturi. Dacă nu i-ar fi auzit vorbind și dacă nu le ar fi spus căpșunel. Iar unchiul andreu era cu mult mai înalt decât copiii și mult mai slab decât birjarul. Era îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu excepția vestei, care era albă, de fapt. Nu mai era chiar așa albă, iar smocul de păr pe care îl avea în vârful capului nu se de deloc cu podoaba capilară a celorlalți trei. Așa că nu e de mirare că animalele erau nedumerite. Cel mai rău era că părea să nu poată vorbi. Încercase. Când îi vorbise buldogul, sau, după cum îi se păruse, lui, când mârâise la el, întinse o mână tremurândă și spusese cu răsuflarea tăiată. Cățeluș drăguț, dragul de el. Dar animalele nu mai putură înțelege nici ele ce spune, după cum nici el nu înțelegea ce spuneau ele. Nu reușeau să deslușească niciun cuvânt, doar un zgomot vac, de parcă ar fi sfărit ceva. Și poate că e mai bine că nu-l înțelegeau, fiindcă n-am cunoscut niciun câine, și cu atât mai puțin un câine cuvântător din Narnia, căruia să-i placă să-i se spună cățeluș drăguț. În orice caz, nu mai mult decât v-ar plăcea vouă să șase se spună puișor. După care unchiul Andreu leșină și căzu. Ah, spuse un porc mistreț. E copac. Eram sigur. Nu uitați că animalele nu mai văzuseră niciodată pe cineva leșinând sau căzând. Buldogul, care îl tot adulmecase pe unchiul Andreu, spuse, ridicându-și capul. E animal. E cu siguranță animal. Și probabil din aceeași specie cu ceilalți trei. Mie nu mi se pare, zise unul dintre urși. Un animal nu s-ar prăbuși la pământ. Noi suntem animale și noi nu ne prăbușim la pământ. Noi stăm drepte. Așa. Se ridică pe labele din spate, făcu un pas înapoi, se împiedică de o creagă mai joasă și căzulat pe spate. A treia glumă, a treia glumă, a treia glumă. Strigă stâncuța, amuzată. Eu cred totuși că e un fel de copac, spuse porcul mistreț. Dacă e copac, spuse celălalt urs, ar putea avea un roi de albine în el. Sunt sigur că nu e copac, spuse castorul. Mi s-a părut că a vrut să spună ceva înainte de a cădea. Era vântul prin crenci, zise porcul. Doar nu crezi, îi spuse stâncuța castorului, că e un animal care cuvântă. N-a rostit niciun cuvânt. Totuși, începu elefantița, soțul ei, după cum probabil vă amintiți, plecase cu aslan, totuși s-ar putea să fie un fel de animal până la urmă. Guguloiul la alb din capăt n-ar putea fi un fel de cap. Iar găurile alea ochii și gura. Firește, n-are nas. Dar mă rog, n-ar trebui să avem vedere atât de înguste. Nu mulți dintre noi au ceea ce s-ar putea numi nas. Și și arătă trompa în toată lungimea ei cu îndreptățită mândrie. Nu sunt de acord deloc, spuse buldogul. Elefântița are dreptate, spuse tapirul. Știți ce? Făcu măgarul luminându-se la chip. Poate că e un animal care nu poate să vorbească, dar crede că poate. Nu-l putem face să stea în picioare. Întrebă elefantița gânditoare. Apucă trupul inert al unchiului Andreu cu trompa, ținându-l în poziție verticală, nu mai călținea din păcate cu capul în jos, așa că-i căzură toți banii din buzunar. Dar degeaba. Unchiul Andreu căzu la loc. Clar. Se auziră mai multe voci. N-are cum să fie animal. Nu e viu. Credeți-mă că e animal, insistă buldogul. Adulmecați-l și voi. Mirosul nu e totul, îl contrazise elefantița. Cum adică? Făcu buldogul. Dacă nu poți avea încredere nici în propriul tău nas, atunci în ce mai poți avea încredere? În creier, poate, răspunse ea bâlând. Nu sunt de acord, se opuse buldogul. Trebuie să facem ceva, spuse elefantița. Fiindcă s-ar putea să fie răul, și atunci trebuie să-i arătăm lui Aslan. Ce credeți? Este animal sau un fel de copac? Copac, copac. Se auziră vreo 10-12 voci. Foarte bine, zise elefantița. Dacă e copac, atunci trebuie plantat. Să facem o groapă, cele două cârtițe rezolvară acest aspect al problemei foarte repede. Urmă oarecare dispută dacă să-l planteze cu capul în sus sau în jos și fură cât pe ce să-l planteze cu capul în jos. Mai multe animale credeau că picioarele erau crengile și că partea aceea gri și pufoasă, se refereau la cap, era rădăcină. Dar altele se opuseră, spunând că partea ramificată era mai plină de noroi și că se întindea mai mult, așa cum fac rădăcinile. Până la urmă îl plantară cu capul în sus și îngropară picioarele până la genunchi. Arată foarte ofilit, spuse măgarul. Bineînțeles, trebuie udat, zise elefantița. Și cred că por spune, fără să jignesc pe nimeni, că poate, pentru acest fel de muncă, nasul meu. Nu sunt de acord, făcu buldogul. Dar elefantița se duse calmă spre râu, își umplu trompa cu apă și se întoarse să lude pe unchiul Andreu. Și făcu asta cu multă sârguință, turnând litri de apă peste unchiul Andreu, ale cărui haine și roiau de parcă ar fi făcut bai îmbrăcat. Până la urmă, fure adus la viață. Se trezi. Dar ce trezire? Să-l lăsăm acum însă să se gândească la fapta lui răutăcioasă, dacă mai era în stare să facă un lucru rațional și să ne întoarcem la lucruri mai importante căpșunel merse la trap, cu digori în spate, până când se îndepărtară mult de zgomotul animalelor. Grupul format din Aslan și cei aleși de el era deja aproape. Digori știa că nu poate da buzna în timpul unei ședințe atât de importante, dar nici nu fu nevoit să o facă. La o vorba lui Aslan, elefantul, corbi și toate celelalte animale se dă dură într-o parte. Digori coboră de pe cal și se trezi față în față cu Aslan. Și Aslan era mai mare, mai frumos, mai strălucitor și mai înfricoșător decât crezuse. Nu îndrăzni să-i se uite în ochi. Vă rog că, domnule leu. Aslană domnule început digorii, ați putea, aș putea. Vă rog, vreți să-mi dați niște fructe magice de pe acest tărâm, care să o facă bine pe mama. Sperase cu disperare că leul o să spună, dar îi fusese îngrozitor de teamă că ar putea spune nu. Dar când acesta nu spuse nimic, fu șocat. Acesta e băiatul, spuse Aslan uitându-se nu la Digori, ci la sfetnici. Acesta este băiatul care a făcut-o. Doamne, se gândi Digori, ce o fi făcut? Fiul al lui Adam, spuse leul. Pe acest nou tărâm al Narniei se află o vrăjitoare rea, venită de pe alt tărâm spune acestor animale cum a ajuns aici. Îi trecură o mulțime de răspunsuri prin cap, dar a avut destulă minte să spună adevărul adevărat. Eu am adus-o, Aslan, răspunse cu voce slabă. Cu ce scop? Voiam să o scot din lumea mea și să o duc înapoi în lumea ei. Am crezut că o duc înapoi în lumea ei. Și cum a ajuns în lumea ta, fiul al lui Adam? Prin prin mage. Leul nu spuse nimic, dar Digori își du seama că nu spusese destul. Unchiul meu Andreu, continuă el, ne-a trimis din lumea noastră cu niște inele magice, sau, în orice caz, eu am fost nevoit să plec fiind o trimisese pe pali mai întâi, și după aceea ne-am întâlnit cu vrăjitoarea într-un loc numit Cearn și ea s-a ținut de noi când. V-ați întâlnit cu vrăjitoarea? Întreba Aslan încet, dar glasul lui păru amenințător ca un urlet. S-a trezit, zise Digori speriat și devenind tot mai palid. Adică, am trezit-o eu. Fiind că am vrut să văd ce se întâmplă dacă lovesc un clopot. Pali nu m-a lăsat. Ea n-are nicio vină. A mea am am lovit-o. Știu că n-ar fi trebuit să o fac. Cred că am fost oarecum fermecat de ceea ce scria sub clopot. Crezi? Întreba Aslan, cu vocea la fel de pătrunzătoare. Nu, răspunse Digori. Îmi dau seama că de fapt nu eram. Mă prefăceam doar. Urmă o lungă pauză. Digorii și tot spunea în sinea lui. Am stricat totul. Acum nu o să-i mai pot duce nimic mamei. După o vreme, leul început să vorbească din nou, dar nu cu Digori. Vedeți, prieteni, spuse, lumea pe care v-am dăruit-o nu are nici șapte ore și o forță a răului a și pătruns O forță trezită și -a dus aici de acest fiu al lui Adam. Animalele, chiar și căpșunel, se întoarce spre digorii, care își dori, în clipa aceea, să-l înghită pe loc pământul. Dar nu vă speriați, continua Aslan, adresându-se în continuare animalelor. Acest rău va provoca alte rele, dar mai e până atunci, iar eu voi avea grijă să iau răul asupra mea. Până un alta, haideți să ne îngrijim ca acest tărâm să fie timp de sute de ani tărâmul veseliei într-o lume a veseliei. Și cum rasa lui Adam a făcut răul, tot ei să fie și cei care să ne ajute să-l vindecăm. Hei, voi doi, apropiați-vă și voi! Cuvintele acestea din urmă le fusese adresate lui Pali și birjarului, care tocmai sosiseră. Pali, numai ochi și urechi, se uita fix la Aslan, ținându-l strâns de mână pe birjar. Birjarul se uită spre leu și-și scoase melonul. Nu-l mai văzuse nimeni fără pălărie. Arăta mai tânăr și mai cipeș, semănă mai mult cu un țăran decât cu un birjar din Londra. Fiule, îi se adresa Aslan birjarului. Te cunosc de multă vreme. Tu mă știi. Nu, domnule, răspunse birjarul. Cel puțin, nu așa cum mai zice că știi pe cineva. Dar am totuși senzația, dacă mă pot exprima așa, că ne-am mai întâlnit. Bun, spuse leul. Știi mai multe decât crezi că știi și o să ajungi să mă cunoști și mai bine. Cum îți place tărâmul acesta? E o minune, domnule, spuse Birjarul. ți ar plăcea să trăiești aici. Știți, domnule, sunt însurat, răspunse Birjarul. Dacă ar fi și soția mea aici, niciunul din noi n-ar mai vrea să se întoarcă la Londra, sunt sigur. Noi suntem amândoi de la țară. Aslan își înălță capul ciufulit, deschise gura larg și scoase un sunet lung, nu foarte tare, dar plin de putere. Lui Palii trezaltă inima când-l auzi. Era sigură că e o chemare și că oricine ar fi auzit-o o să vrea să-i se supună și, mai mult de atât, o să-i se poată supune, indiferent de câte lumii sau ere i-ar fi despărțit. Așa că, deși era uimită peste poate, nu fu prea șocată când văzu apărând dintr-o dată, din senin, lângă ea, o femeie tânără și drăguță. Paliște dusea mai imediat că e nevasta birjarului, adusă din lumea noastră nu cu niște inele magice, ci repede, simplu și bâlând ca zborul unei păsări spre cuib. Tânără femeie părea să fi fost întreruptă de la spălat rufe, căci purta șorți, avea mânecile suflecate până la coate și mâinile pline de clăbuci. Dacă ar fi avut timp să-și pună hainele bune, pălăria ei cea bună era împodobită cu imitații de cireșe, ar fi arătat groaznic, dar așa cum era acum, arăta foarte drăguță. Bineînțeles că ei se părea că visează. De asta nu fugi spre bărbatul ei să-l întrebe ce se întâmplă. Dar când văzu leul, nu mai fu la fel de sigură că visează, cu toate acestea, nu se știe de ce, nu dădea de că i-ar fi prea frică făcu o reverență, cum numai fetele de la țară știau să facă în vremea aceea. După care se apropie de birjar și la pucă de mână. Rămase lângă el, uitându-se timid în jur. Dragii mei copii, le spuse Aslan privindu-i fix, voi veți fi primul rege și prima regină din Narnia. Birjarul rămase cu gura căscată, iar nevasta lui se înroși până în vârful urechilor. Veți conduce și veți da nume tuturor acestor creaturi și le veți face dreptate și le veți apăra de dușmani atunci când apar. Și vor apărea pentru că a pătruns o vrăjitoare rea pe acest tărâm. Birjarul înghiți în sec de vreo două ori, după care își trese vocea. Vă rog să mă iertați, domnule, începu el, vă mulțumesc din tot sufletul. Și la fel și nevasta mea, dar eu nu sunt potrivit pentru așa o funcție. Eu n-am niciun fel de dedicație. Dar știi să mânuiești un hârleț și un plug ca să faci pământul să rodească. Da, domnule, asta știu să fac, asta am învățat cum se face. Ești în stare să conduci peste aceste creaturi cu bălândețe și cu dreptate, fără să uiți că nu sunt sclavi ca animalele necuvântătoare din lumea în care te-ai născut, ci animale care cuvântă și supuși liberi. Înțeleg, domnule, răspunse birjarul. Aș încerca să fiu drept cu toate. Și o să-ți înveți copiii și nepoții să facă și ei la fel. Voi încerca, domnule. O să fac tot ce pot. Nu-i așa, Anelie? Și nu o să ai favoriți nici printre copiii tăi și nici printre aceste creaturi și nu o să lași pe nimeni să ne dreptățească pe nimeni sau să se folosească de cineva în mod greșit. N-aș putea tolera asemenea lucruri, domnule, ăsta e adevărul. Le arăt eu lor dacă îi prind făcând așa ceva, spuse birjarul. În timpul acestei conversații, vocea sa devenise mai bogată și rostea cuvintele mai rar. Semăna tot mai mult cu vocea pe care o avusese probabil în copilărie. Nu mai era ascuțită și repezită ca aceea unui orășean. Și dacă ar veni dușmani, fiindcă vor veni, și ar începe un război, ai fi primul care să lupte și ultimul care să se retragă. Domnule, spuse birjarul foarte rar, asta nu poți ști până nu ești pus la încercare. S-ar putea să nu fiu prea curajos. Nu m-am luptat niciodată decât cu pumnii. Aș încerca, sper ca să încerca să-mi fac datoria. Atunci, spuse Aslan, înseamnă că vei face tot ceea ce trebuie să facă un rece. În va avea loc imediat și tu, și copiii, și nepoții tăi veți fi binecuvântați, și unii vor ajunge regi ai Narniei, iar alții vor fi regi ai tărâmului numit Arken, care se întinde dincolo de munții de sud. Iar tu, draga mea fică, spuse întorcându-se spre Pali, ești binevenită. L-ai iertat pe băiat pentru ce ți-a făcut în sala imaginilor din palatul părăsit din blestemata lumea cearnului. Da, Aslan, ne-am împăcat, răspunse Pali. Bine, spuse Aslan. Iar acum să trecem la băiat. Capitolul 12. Aventura lui Căpșunel. Digorită cea Se simțea tot mai puțin în largul lui, spera ca măcar indiferent de ce s-ar întâmpla, să nu facă vreo gafă sau să nu se facă de râs. Fiul al lui Adam i se adresa Aslan. Ești gata să repari răul pe care l-ai făcut acestui minunat tărâm al Narniei din chiar ziua în care a fost creat. Dar nu văd ce aș putea face, spuse Dicori. Regina a fugit și eu. Eu te-am întrebat dacă ești gata, spuse leul. Da, răspunse Dicori. Avusese preț de o clipă ideea nebunească să spună. Promit să vă ajut dacă mi promiteți că o veți ajuta pe mama dar își dădu seama la timp că leul nu era nici pe departe genul de creatură cu care puteai să te tocmești. Când spusese că e gata, se gândea de fapt la mama lui și la speranțele pe care le avusese și care acum muriseră toate. Întâi se puse un nod în gât, iar ochii se umplură de lacrimi. Dar vă rog, vă rog, izbucni, dați-mi ceva care să o facă bine pe mama. Până acum se uitase la labele și la ghearele imense ale leului, dar acum, disperat, își ridică privirea și îl privi în ochi. Ceea ce văzul miră cum nu-l mai is nimic vrodată. Fața maronie se aplecase deasupra feței lui și minunea minunilor, Ochii leului erau plini de lacrimi. Erau niște lacrimi atât de mari și atât de strălucitoare, comparate cu cele ale lui Dicori, încât acesta crezu pentru o clipă că leului era mai milă de mama lui decât îi era lui însuși. Dragul meu băiat, dragul meu băiat, spuse Aslan. Știu, e foarte dureros. Dar numai noi doi știm asta. Hai să fim buni unul cu altul. Eu însă trebuie să mă gândesc la sute de ani de viața în arniei. Vrăjitoarea pe care ai adus-o pe acest tărâm se va întoarce. Dar nu imediat, Vreau să plantez în Narnia un pom de care nu va avea curaj să se apropie, iar pomul acesta va apăra Narnia, de ea multă vreme. Așa că acest tărâm va avea o dimineață strălucitoare lungă și va mai trece multă vreme până când nori grei îi vor umbri soarele. Iar tu trebuie să-mi aduci sămânța din care va crește acest copac. Bine, domnule, spuse Digori. Nu știa cum o să o aducă, dar era sigur că va reuși. Leul respira adânc, își aplecă și mai mult capul și îl sărută. În acea clipă, Digori se simți cuprins de putere și de curaj. Dragul meu băiat, îi spuse Aslan, o să-ți spun ce ai de făcut, întoarce-te spre apus și spune-mi vezi. Văd niște munți foarte înalți, Aslan, spuse Digorii. Văd o apă care coboară peste stânci într-o cascadă. Dincolo de stânci sunt dealuri inverzite, acoperite de păduri. Dincolo de ele se văd niște lanțuri și mai înalte, care par negre. Și undeva în depărtare se zăresc niște munți mari, acoperiți de zăpadă, cu crestele înghesuite una în alta, parcă ar fi o poză alpilor. Iar dincolo de ei nu se mai vede decât cerul. Exact, spuse leul, Tărâmul Narniei se sfârsește în dreptul cascadei. Când ajungi sus pe creasta munților, te vei afla dincolo de Narnia, în vestul sălbatic. Va trebui să străbați munții aceia până ce dai de o vale verde, cu un lac albastru, împrejmuit de un zid de munți din gheață. Pe malul lacului este un deal abrupt, verde. Iar pe creasta acelui deal o să dai de o grădină, în mijlocul căreia se află un pom. Ia un măr din pomul acela și adumil. Da, domnule, spuse din nou Dicori. Habar n-avea cum o să urce pe creasta munților și cum o să găsească drumul, dar nu putea spune asta de teamă că ar fi fost bănuit că încearcă să găsească scuze dar până la urmă îndrăzni să rostească. Aslan, sper că nu sunteți foarte grăbit, fiindcă nu cred că o să mă pot întoarce prea curând. Micuțule fiu al lui Adam, vei fi ajutat, îi spuse Aslan. Se întoarse spre calul care stătuse în tot acest timp în spatele lui, alungind muștele cu coada și stând cu capul ușor aplecat, de parcă era vorba de o conversație mai grea, la care trebuia să fie foarte atent. Dragul meu, îi spuse Aslan calului, vrei să fii cal înaripat. Ar fi trebuit să-l vedeți pe acesta, cum și-a scuturat cu ama și cum și-a umflat nările, și cum a izbit pământul cu copita din spate. Era clar că și dorea foarte tare să fie cal naripat, dar nu spuse decât. Dacă așa vreți, Aslan, nu știu de ce tocmai eu. Eu nu sunt un cal prea deștept. Fi naripat. Fi tatăl tuturor cailor în aripați, tu Aslan, facând să se cutremure pământul. Numele tău va fi fulg. Calul tresări, așa cum tresării se poate pe vremea când trăgea la birjă. După care scoase un răget ca de leu. Își încorda gâtul de parcă l-ar fi pișcat o muscă de spate și ar fi vrut să se scarpine iar apoi, așa cum se-i animalele din pământ, tot așa, din umerii lui Fulc, crescură două aripi care se făcură tot mai mari, mai mari decât ale unui vultur, mai mari decât ale unei lebede, mai mari ca aripile unui înger de pe fereastra bisericii. Penele erau castania De Dădu din aripi și se ridică în aer. La vreo 10 metri deasupra lui Aslan și a lui Dicori, fornei, necheză și începu să sară. După care zbură în cerc deasupra lor și coboră din nou pe pământ, cu copitele apropiate, ușor nedumerit și mirat, dar evident încântat. Îți place, Fulg? Îl întreba Aslan, da, e minunat, răspunse calul. Vrei să-l duci pe acest băiețel al lui Adam până la munții de care am vorbit? Cum? Acum? Chiar acum? Întrebă căpșunel sau fulg, căci de acum așa trebuie să-i spunem. Ura! Hai, micuțule, am mai dus eu în spate unii ca tine. Cu mult timp în urmă. Peste câmpuri verzi, când primeam zahăr. Despre ce vorbesc în șoptă cele două fiice ale Evei? Întreba Aslan, întorcându-se brusc către Palii și nevasta birjarului, care încercau de fapt să se împrietenească. Dacă nu vă e cu supărare, domnule, spuse regina Helen, căci așa o chema acum Penelie, nevasta birjarului, cred că fetița ar vrea să meargă și ea, dacă n-are nimeni nimic împotrivă. Ce spui, Fulg? Îl întrebă leul. Oh, nu mă deranjează dacă sunt doi, mai ales când sunt micuți, spuse Fulg. Dar sper că nu vrea să vină și elefantul. Elefantul n-avea asemenea dorințe și noul rege al Narniei îi ajută pe copii să încalece, pe digorii îl împinse puțin, dar pe palio așeză călare cu așa o grijă, de parcă ar fi fost făcută din porțelan și s-ar fi putut sparge. Gata, căpșunele! Fulk, adică, puteți pleca. Să nu zbori prea sus, îi mai spuse Aslan. Să nu încerci să zbori peste crestele munților de gheață, încearcă să zbori pe deasupra văilor înverzite. Pe acolo vei găsi mereu un loc de trecere. Și acum fiți binecuvântați. Drum bun. Oh, Fulk, spuse Digori, aplecându-se să mângâie gâtul strălucitor al calului. E minunat. Ține-te bine de mine, Pali. În clipa următoare, pământul rămase de desubtul lor, Fulk, ca un porumbel uriaș, se roti dată sau de două ori deasupra narniei înainte de a o porni spre apus. Pali privi jos, dar regele și regina de abia dacă se mai puteau zări, și chiar și Aslan părea doar o pată galbenă, strălucitoare, pe iarba verde, în curând, începură să simtă vântul atingându-le fața, iar fulg plutea deja în văzduh. Tărâmul narniei, plin de culoare, cu pașiști și stânci și iarbă neagră și tot felul de copaci, se așternea undeva în depărtare, străbătut de râu ca de o panglică de argint viu. Se zăreau deja dealurile mai joase care se ridicau spre nord, undeva în dreapta lor. Dincolo de aceste dealuri, se întindea un teren mâlăștinos până la orizont, în partea stângă, munții erau mult mai înalți, dar din când în când puteai zări, printre pădurile abrupte de pini, tărâmurile de dincolo de ei, albăstrui și depărtate. Acolo trebuie să fie tărâmul numit Arken, spuse Pali. Da, dar uite te în față. Îi spuse Digori. În fața lor se ridica o barieră de creste muntoase. Copiii aproape că fură orbiți de lumina soarelui care dansa pe apele cascadei prin care rul se revărsa vuind și scânteind spre Narnia, venind dinspre ținuturile muntoase din vest, de unde izvorăște zburau deja atât de sus, încât scomotul cascadei nu se auzea decât foarte slab. Dar nu zburau destul de sus ca să poată trece peste crestele munților. Aici o să trebuiască să facem un mic zigzag, le spuse Fulc. Țineți-vă bine! Începu să zboare încolo și încoace, ridicându-se tot mai sus de fiecare dată. Aerul era tot mai rece și de undeva de sub ei, de departe, se auzeau strigătele vulturilor. uită te în spate! Strigă Pali! Se vedea întreaga valea Narniei, care se întindea până la locul unde se zărea un licăr de mare. Iar acum erau atât de sus încât nu mai vedeau decât niște munți pitici în partea de nord-vest și niște câmpii acoperite parcă de nisip în partea de sud. Mi-ar plăcea să ne spună cineva ce sunt locurile acelea pe care le vedem, spuse Digori. Nu cred că sunt niște locuri, spuse Pali. Vreau să spun că nu e nimeni acolo și că nu se întâmplă nimic. Lumea a început de-abia azi. Da, dar au să ajungă și acolo oamenii, îi spuse Dicori. Și au să aibă o istorie a lor. Oricum, e bine că nu au încă nicio istorie, spuse Pali. Fiindcă nu poți obliga pe nimeni să învețe bătălii și date și prostii de genul ăsta. Erau acum deasupra vârfurilor de munte și în numai câteva minute Valea Narniei dispăru undeva în depărtare. Zburau deasupra unui ținut sălbatic, cu dealuri abrupte și păduri întunecoase, urmând cursul râului. Munții cu adevărat înalți de abia acum începeau să se zărească, dar soarele le venea în ochi și călătorii noștri nu puteau vedea prea clar în direcția aceea căci soarele coboră tot mai jos până când cerul dinspre apus păr un cuptor imens plin de aur topit, în cele din urmă apuse în spatele unei creste stâncoase, care se ridica dreaptă și ascuțită în fața strălucirii sale, de parcă ar fi fost din carton. Nu s-ar putea spune că e prea cald aici, spuse Pali. Și au început să mă doară aripile, spuse Fulc. Nici urmă de valea cu lac, despre care ne-a spus Aslan. Ce-ar fi să coborâm și să căutăm un locșor unde să putem dormi noaptea asta? N-avem cum să ajungem astă seară. N-avem cum și în orice caz, e vremea cinei, nu, spuse Dicorii așa că Fulg coborâ tot mai mult. Și cu cât se apropiau mai tare de pământ, printre dealuri, aerul se făcea tot mai cald, după atâtea ore, în care nu auziseră decât fâlfitul aripilor lui Fulg Zgomotele familiare de pe pământ fură o surpriză plăcută, bolborosea la apei curgând prin albia stâncoasă, foșnetul copacilor în bătaia vântului. Fură învăluiți de o mireasmă de pământ copt la căldura soarelui, de iarbă și de flori, în sfârșit, Fulk teriza Digorii coborâ repede și o ajută pe palii să descalece. Erau amândoi fericiți că și pot dezmorți picioarele. Valea în care coborâseră era în chiar inima munților, deasupra lor se ridicau vârfuri acoperite de zăpadă, unul chiar părea trandafiriu în lumina sfințitului. Mie foame, spuse Dicori. Servește-te, îl îndemnă fulc, luând o gură de iarbă. După care și înălță capul și, mestecând, cu fire de iarbă ieșindu-i din gură de o parte și de alta, de parcă ar fi avut favoriți, le spuse. Haideți, ce mai stați? Nu fiți așa rușinoși. E destul pentru toți. Dar noi nu mâncăm iarbă, spuse Dicori. Atunci începu fulc, cu gura plină. Atunci nu prea știu ce o să faceți. Da, e bună iarba asta. Pali și Digori se priviră disperați. Eu cred că ar fi putut să se ocupe cineva de mâncarea noastră, spuse Digori. Sunt sigur că ar fi aranjat aslan, dacă l-ai fi rugat, spuse Fulc. Da, nu știa și fără să fie rugat. Întrebă Pali. Ba sunt sigur că știe, răspunse Calul, tot cu gura plină. Dar am senzația că îi place să fie rugat. Și noi ce naiba facem acum? Întrebă Digori. Eu unul habar n-am, îi răspunse Fulc. Ai putea să încerci iarba asta. S-ar putea să-ți placă mai mult decât crezi. Of, nu vorbi prostii, zise Pali, bătând cu piciorul în pământ. Oamenii nu mănâncă iarbă, tot așa cum tu nu mănânci friptură de oaie. Dumnezeule, nu mai vorbi despre oaie și chestii din astea, spuse Digori. Mi se face și mai foame. Digori zise că ar fi mai bine ca Pali să se ducă acasă cu unul dintre inele și să mănânce ceva. El nu putea merge, fiindcă îi promisese lui Aslan că se duce direct unde fusese trimis și, dacă ar fi apărut acasă, cine știe ce s-ar fi putut întâmpla și nu s-ar mai fi putut întoarce. Dar Pali spuse că nu-l lasă singur și Dicori comentă că e foarte frumos din partea ei. Ah, făcu palii, mai am niște caramele în buzunarul de la jachetă. E mai bine decât nimic. Mult mai bine, spuse Dicori, dar ai grijă să nu atingi inelul când bagi mâna în buzunar. Era greu, dar reușiră până la urmă. Punguța de hârtie era foarte șifonată și lipicioasă când o scoaseră în fine din buzunar, așa că trebuie să rupă punga de pe caramele în loc să scoată caramelele din pungă. Unii oameni mari, știți și voi ce fasoane pot face când e vorba de asemenea lucruri, ar fi preferat să meargă la culcare nemâncați decât să mănânce caramelele acelea. Erau nouă cu totul iar Digoria avu ideea fantastică să mănânce fiecare câte patru și să o pună în pământ pe a noua, căci, spuse el, dacă din bara de la felinar crescuse un felinar, de ce n-ar crește și din caramea un pom care face caramele? Așa că făcură o gaură mică printre ierburi și îngropară acolo carameaua. Mâncarea apoi celelalte caramele, încercând să le facă să țină cât mai mult. Era o masă sărăcăcioasă, cu tot cu hârtia pe care era obligat să o mănânce. După ce-și termină cina excelentă, fulg se culcă. Copiii se așezară de o parte și de alta, lipindu-se de trupul lui cald și, acoperiți cu câte o aripă, se simțiră destul de confortabil, în timp ce stelele tinere și strălucitoare ale acelei lumii noi apărură pe cer. Ei vorbiră despre fel de fel de lucruri, cum Digori sperase să găsească un leac pentru mama lui și cum acum fusese trimis cu această misiune. Și și repetară unul altuia toate semnele după care aveau să recunoască locurile pe care le căutau, lacul albastru și dealul cu grădină. Conversația tocmai începuse să se mai domolească, le era somn, când paliser deodată și spuse. PSST. Ascultară toți cu urechile ciulite. Poate a fost vântul prin copaci, spuse Digori. Nu sunt prea sigur, spuse Fulg. Oricum, așteptați. Se aude din nou. Dumnezeule, e ceva. Calul se ridică în picioare cu zgomot. Copiii erau și ei deja în picioare. Fulg mergea încoace și încolo, fornând și nechezând. Copiii pășeau în vârful picioarelor de colo-colo, uitându-se după fiecare boschet sau copac. Li se tot părea că văd câte ceva, iar Palifu chiar sigură la un moment dat că văzuse o siluetă înaltă și întunecoasă care se îndepărtare pe spre apus dar nu reușiră să prindă nimic și până la urmă fulg se culcă din nou, iar copiii se așezară iar confortabil, dacă acesta este cuvântul potrivit, sub aripile lui. Adormiră pe dată. Fulc mai rămase treaz multă vreme, mișcându-și urechile în întuneric și tresărind din când în când de parcă l-ar fi deranjat o muscă, dar până la urmă adormi și el. Capitolul 13. Întâlnire neașteptată. Scoală-te, Digori, scoală-te, Fulc, se auzi vocea lui Pali. Chiar a crescut un pom din cara mea. E o dimineață minunată, Primele raze ale soarelui se strecurau printre copacii din pădure, iarba era acoperită de rouă, iar pânzele de păianje împăreau din arcint. Chiar lângă ei se ridica un copac micuț, cu lemnul închis la culoare, cam cât un măr. Frunzele erau albicioase și păreau din hârtie, ca iarba căreia îi se zice iarba zburătorului, iar crâncile se aplecau sub greutatea fructelor maronii, care se mânau cu curmalele. Ura! Strigă digorii! Da, mai întâi mă duc un pic la scăldat. Dădu printre tufișurile înflorite până pe malul apei. V-ați scăldat vreodată într-o apă de munte care curge prin cataracte, peste pietre roșii și albastre și călbui, strălucind în lumina soarelui. E la fel de frumos ca la mare, poate chiar mai frumos. Sigur, a trebuit să se îmbrace fără să se șteargă, dar a meritat. După ce s-a întors el, s-a dus și pali să se scalde, cel puțin, asta a spus ea că a făcut, dar cum noi știm că nu prea poate să nuate, ar fi mai bine să nu punem prea multe întrebări. Fulg se duse și el, dar se opria aproape de mal, se aplecă să ia o înghițitură bună de apă, după care își scutură coama și de câteva ori. Pali și Digori se ocupară de pomul cu caramele. Fructele erau delicioase, nu chiar cum sunt caramelele, ci mai moi și mai zemoase, dar se mânau cu acestea. Și Fulga avut un mic dejun excelent, gustă și el o caramia și spuse că-i bună, dar că el preferă iarbă dimineața. Apoi, cu puțin efort, copiii îl încălecară și porniră din nou la drum. Era chiar mai bine decât în ziua anterioară, pe de o parte fiindcă toți se simțeau odihniți și, pe de altă parte, pentru că soarele care tocmai răsărise era în spatele lor și, firește, totul arată mai frumos când îți vine lumina din spate. Era o călătorie minunată. Peste tot se vedeau munți înalți acoperiți de zăpadă. Văile erau atât de verzi, iar apele care se îndreptau, printre ghețari, spre râu, atât de albastre, încât copiii aveau senzația că zboară deasupra unor bijuterii uriașe. Tare le-ar fi plăcut ca această parte a călătoriei să dureze mai mult. Dar curând simțiră cu toții un miros și începură să se întrebe. ce asta? Simți ceva? De unde vine? De undeva de deasupra invălui o mireasmă celestă, caldă și aurie, care venea parcă de la cele mai delicioase fructe și flori din întreaga lume. Vine dinspre valea aceea în care este lacul, le spuse Fulc. Așa e, spuse și Digori. Uite, pe malul celălalt al lacului se ridică un deal înversit. Și uite ce albastră e apa. Aici trebuie să fie locul acela, spuseră toți trei. Fulc coborâ tot mai jos, în cercuri mari. Vârfurile ghețarilor rămâneau tot mai sus, deasupra lor. Aerul era tot mai cald și mai îmbietor, atât de îmbietor cât de deau lacrimile. Fulc plutea acum cu aripile larg întinse, nemișcate, încercând să atingă pământul cu copitele. Dealul verde și abrupt se apropia de ei în viteză. O clipă mai târziu, aterizară, destul de brusc. Copiii căzură în iarba caldă și fină, dar nu se loviră. Când se ridicară în picioare, gâfâiau puțin. Mai aveau cam un sfert din distanță până în vârful dealului și porniră să urce pe dată. Nu cred că fulg ar fi putut să urce dacă n-ar fi avut aripile care le echilibrau și cu care mai putea zbura câte puțin din când în când. De jur împrejurul vârfului se ridica un zid înalt de ierburi. Dincolo de zid creșteau copaci. Crengile lor se întindeau peste zid în bătaia vuitului, frunzele verzi aveau nuanțe argintii și albăstrui. Când călătorii noștri ajunseră în vârf, fură nevoit să conjoare gardul ca să găsească poarta, o poartă înaltă, din aur, închisă, în partea de est. Cred că până în acea clipă Fulc și Pali crezuseră că au să intre și ei cu digori. Dar acum nu mai credeau. Era un loc atât de al încât numai un prost și ar fi putut dori să intre dacă nu fusese trimis cu o misiune foarte specială. Digoriște își seama și el că Fulc și Pali nu voiau și nici nu puteau să intre cu el se duse spre poartă singur. Când ajunse în dreptul ei, văzu niște cuvinte scrise cu argint pe aurul porții, scria ceva în genul. Intră pe această poartă de aur, de nu, de ea stai cât mai departe. Poți lua din poame de o faci pentru alții, de nu, fugi de pe această cărare. Căci toți cei ce fură sau cei ce s-ar gardul avea vor parte. De ce și-au dorit de când lumea, dar fi vor cuprinși de disperare? Poți lua din poame de o faci pentru alții, își repetă Digori în gând. Eu asta voi face. Bănuiesc că asta înseamnă că nu am voie să mănânc eu din poamele astea. Da, nu înțeleg ce vrea să spună primul vers. Intră pe această poartă de aur. Cine ar vrea să sară gardul, dacă poate intra pe poartă? Da, acum să o fi deschizând poarta? O atinse cu mâna și aceasta se deschise pe dată, fără nici cel mai mic zgomot. Acum că putea vedea înăuntru, locul îi se păru mai timp ca oricând. Păși solemn, uitându-se în jur. Era liniște de plină. Chiar și fântâna din mijlocul grădinii de-abia susura. Mireasma aceea minunată îl înconjură din toate părțile. Era un loc plin de fericire, dar și foarte solemn. Își dădu seama care era copacul de care avea nevoie pe dată. Pe de o parte, pentru că era chiar în mijlocul grădinii și, pe de altă parte, pentru că merele cu care era încărcat, mari și argintii, străluceau atât de tare, încât aruncau lumina lor proprie în locurile umbroase unde soarele nu putea ajunge. Se duse drept la el, culese un măr și îl puse în buzunarul de la piept al hăinuței. Dar, înainte de asta, nu se putea obține să nu-l miroasă. Ar fi fost mult mai bine dacă l-ar fi pus direct în buzunar. cuprins de o sete și de o foame îngrozitoare, ei era tare poftă să guste din măr. Îl puse repede în buzunar, dar mai era o mulțime. Oare chiar nu trebuia să guste nici măcar unul? La urma urmei, se gândi el, poate că versurile de pe poartă nu trebuiau luate prea în serios, poate erau doar un sfat, și cui îi pasă de sfaturi. Și chiar dacă ar fi un ordin, oare chiar l-ar fi încălcat mâncând un măr? Respectase deja prima parte, aceea cu luatul poamelor, pentru alții. În timp ce se gândea la toate acestea, își ridică privirea printre crengile pomului. Deasupra capului lui, pe o ramură, moțăia o pasăre minunată. Spun moțăia pentru că părea că doarme, dar poate că nu era chiar așa. Unul dintre ochi era un pic deschis, Pasărea era mai mare ca un vultur, avea penele de pe piept galbene ca șofranul, pe cap avea pene roșii, iar coada era violet. Asta dovedește, spunea Digori mai târziu, povestindu-le altora despre aventura lui, că nu poți fi niciodată destul de precaut când te afli în asemenea locuri fermecate. Nu se știe niciodată ce ochi sunt ațintiți asupra ta. Dar eu cred că Digori n-ar fi luat un măr pentru sine în niciun caz. Lucruri ca să nu furi li se băgau mult mai mult în cap băiețeilor pe vremea aceea. Cu toate acestea, nu putem fi prea siguri. Digori tocmai se întorcea spre poartă când se opri să se mai uite dată în jur și avu un șoc îngrozitor. Nu era singur. La numai câțiva metri de el stătea vrăjitoarea. Tocmai aruncase cotorul unui măr pe care îl mâncase. Zeama era mult mai închisă la culoare decât v aștepta și se murdărise groaznic la gură. Digoriște du imediat seama că vrăjitoarea sărise gardul. Și începu să înțeleagă că probabil ultimul vers, cel cu ceea ce-ți dorești de când lumea și cu disperarea, era plin de înțeles. Căci vrăjitoarea arăta mai puternică și mai mândră ca oricând și chiar, într-un fel, triumfătoare, dar era cadaverică la față, era albă cavarul. Toate acestea îi trecură prin minte într-o clipită, după care își luă picioarele la spinare și fugi spre poartă cu toată viteza, vrăjitoarea după el cum ieși, poarta se închise în urma lui. Ceea ce îl ajută să ia un oarecare avans, dar nu prea mare. Când ajunse la ceilalți, le strigă. Repede, Pali calecă. Ridică-te, fulg. Vrăjitoarea sărise gardul, sau zburase peste el și era iar foarte aproape de el. Stai unde ești, îi strigă Digori, întorcându-se spre ea. Dacă te apropii un pas măcar, o să ne facem nevăzuți. Copil prost ce ești, îi spuse vrăjitoarea. De ce fugi de mine? Nu-ți vreau răul. Dacă nu stai să asculți ce am să-ți spun acum, o să pierzi ceva ce te-ar fi putut face fericit toată viața. N-am nevoie, mulțumesc, spuse Digori. Dar o ascultă. Știu după ce ai venit aici, continuă vrăjitoarea. că ieri seară, când stăteați de vorbă, eram aproape de voi, în pădure. Ai luat o poamă din grădină. E în buzunar. Și vrei să-i o duci leului, fără să guști din ea, ca să guste el din ea, ca să o folosească el prostule. Știi ce fruct este ăsta? Îți spun eu, este mărul tinereții, mărul vieții. Eu știu, pentru că eu am gustat și simt deja cum ceva se schimbă înăuntrul meu. Acum știu că nu o să mai îmbătrânesc și nu o să mor niciodată. Mănâncă și tu din el, băiete. Și vom trăia mândoi pe veci și vom fi regele și regina acestei lumi, sau ai lumii tale, dacă ne hotărâm să ne întoarcem acolo. Nu, mulțumesc, spuse Dicori. Nu cred că vreau să trăiesc după ce mor toți cei pe care îi cunosc. Prefer să trăiesc cât trăiește toată lumea, să mor și să ajung în rai. Dar acum rămâne cu mama ta, pe care pretinzi că o iubești. Ce are ea de a face cu toate astea? Nu înțelegi, prostule, că o bucățică din mărul ăla ar vindeca -o. Îl ai în buzunar. Suntem singuri, leul e departe. Folosește-te de mage și întoarce-te în lumea ta. Într-un minut poți fi lângă patul mamei tale și să-i dai să muște din măr. În numai cinci minute ai să vezi cum îi revine culoarea în obraș. O să-ți spună că nu mai doare nimic. Apoi o să-ți spună că se simte mai puternică. După care va adormi, gândește-te, va dormi un somn dulce, fără durere, fără medicamente. Și a doua zi toată lumea o să spună că s-a însănătoșit și că arată minunat. Curând o să fie iar sănătoasă. Casa ta va fi iar plină de fericire. Vei fi și tu în rând cu ceilalți băieți. Oh, făcut Igori de parc ar fi fost rănit și și duse mâna la cap. Fiindcă acum avea de luat cea mai grea hotărâre. Ce-a făcut leul pentru tine ca să-i fi săcălav? Îl întrebă vrăjitoarea. Ce-ți mai poate face odată ce te întorci în lumea ta? Și ce-ar crede mama ta dacă ar afla că ai fi putut să o scapi de dureri și să-i redai viața și să-l faci fericit pe tatăl tău, dar n-ai vrut să o faci? Că ai preferat să asculți ordinul unui animal sălbatic dintr-o lume ciudată, în care n-ai ce căuta? Nu, nu cred că e un animal sălbatic, spuse Digori cu voce slabă. El nu știu. Atunci e ceva și mai rău, spuse vrăjitoarea. Uite te ce ți-a făcut deja, uite cât de nemilos te-a făcut. Asta le face tuturor celor care îi se supun. Băiat fără inimă, ce ești? Prefer să-ți lași mama să moară. Taci, spuse bietul Digori, cu voce la fel de slabă. Crezi că eu nu mi -i dau seama, dar i-am promis. Dar nu știai ce promiți. Nimeni nu te poate opri. Nici mamei, spuse Dicori, găsindu-și cu greu cuvintele, nici mamei nu i-ar plăcea, e foarte strictă în privința promisiunilor, și mi-a spus să nu fur, și altele de genul ăsta. Dacă ar fi aici, chiar ea mi-ar spune să nu fac așa ceva. Dar nu trebuie să afle niciodată, spuse vrăjitoarea cu glas mai dulce decât v-ați putea închipui că ar fi putut avea cineva cu un chip atât de fioros. Nu-i nevoie să-i spui de unde ai mărul. Nici tata nu trebuie să afle. Nimeni din lumea ta nu știe nimic de toată această aventură. Și nu trebuie să o iei nici pe fată înapoi cu tine. Aici vrăjitoarea comise o greșeală fatală. Bineînțeles că Digori știa că Pali se poate întoarce cu inelul ei, tot așa cum și el se putea întoarce cu al lui. Dar se pare că vrăjitoarea nu știa asta. Și răutatea care se ascundea în spatele sfatului solase o lase pe Pali acolo îi arătă băiatului că tot ceea ce-i spusese până atunci fusese fals, o minciună de la un capăt la altul. În ciuda amărăciun care îl cuprinsese, mintea ei se lumină dintr-o dată și spuse, cu o voce total diferită și mult mai puternică. Ia ascultă, dar pe tine ce te interesează ce fac eu? De când ți așa mult la mama? Ce legătură ai tu cu ea? Ce urmărești? Bravo, Dix, îi șopti palii la ureche. Repete, hai să plecăm acum. Nu îndrăznise să spună nimic în tot acest timp, pentru că numai mama ei era pe moarte. Sus, strigă Digori, ajutând o să încalece pe fulg și încălecând apoi și el cât putu de repede. Calul își întinse aripile. Plecați, proștilor, strigă vrăjitoarea în urma lor. O să-ți aduci aminte de mine, băiete. Când o să zaci bătrân și slăbit pe moarte, o să-ți amintești cum ai dat cu piciorul șansei de a fi veșnic tânăr. Nu o să ți se mai ofere o asemenea șansă. Erau deja atât de sus, încât de-abia mai puteau auzi. Dar nici vrăjitoarea nu-și pierdu timpul uitându-se după ei, o văzură fugind pe coasta dealului, spre nord. În dimineața aceea porniseră la drum de vreme și nu stătuseră prea mult în grădină, așa încât și Fulg și Pali erau siguri că pot ajunge înapoi în Narnia înainte de a se nopta. Digorită cu tot drumul înapoi, iar ceilalți nu avură curajul să deschidă ei discuția. Era foarte trist și nu era sigur că făcuse ceea ce trebuia să facă, dar de câte ori își amintea de lacrimile din ochii lui Aslan, devenea sigur. Fulc zbură ziua întreagă nustenit, spre răsărit, călăuzindu-se după albia peste munți și peste dealuri împădurite, și apoi peste cascadă și spre pădurile Narniei, umbrite de stânca măreață, în cele din urmă, când cerul începuse să se înroșească în lumina apusului, acum rămas în urma lor, se zări un loc în care erau adunate mai multe creaturi pe malul apei. Și curând îl văzură și pe aslan în mijlocul acestora. Fulc pe deasupra lor, își întinse cele patru picioare, își strânse aripile și ateriza. Copiii de scălecară. Digori văzu cum toate animalele, piticii, satirii, ninfele și toate celelalte se dau în lături ca să-i facă loc să treacă. Se duse la Aslan îi mână mărul și spuse. V-am adus mărul pe care l-ați cerut, domnule. Capitolul 14. Plantarea pomului. Bravo, spuse Aslan cu o voce care cutremură pământul. Digorii ștădusema că toți locuitorii Narniei l-auziseră și că de acum încolo povestea lor va fi transmisă din tată în fiu în acea lume nouă, timp de sute de ani și poate chiar pe veci dar nu mai era în pericol să se simtă păcălit pentru că acum, față în față cu Aslan, nu se mai gândea la asta. Văzu că îl poate privi drept în ochi. Uitase de toate necazurile și se simțea foarte mulțumit. Bravo, fiul lui Adam, îi mai spuse leul încă o dată. Pentru acest fruct ai suferit de foame, de sete și ai plâns. Tu ești cel care o să pună în pământ sămânța acestui pom, care va fi protectorul narniei. Aruncă mărul spre malul apei, acolo unde pământul e mai moale. Digori făcu așa cum i se spuse. Toată lumea muțișe. Se auzi cum căzu mărul pe pământul moale, Bine aruncat, spuse Aslan. Haideți acum la încoronarea regelui Frank și a reginei Helen. Copiii de-abia acum îi observară pe aceștia doi. Purtau niște veșminte ciudate și frumoase, de la umerile atârna câte o robă bogată. Patru pitici purtau trena regelui și patru nimfe pe cea a reginei. Nu aveau nimic pe cap, dar Helen își lăsase părul pe spate și arăta mult mai drăguță. Dar ceea ce îi făcea să arate altfel decât înainte nu erau nici hainele, nici coafura schimbată. Fața lor avea o expresie nouă, mai ales fața regelui. Toată și retenia și iritarea pe care le căpătase ca birjar la oraș păreau să fi dispărut, și era ușor să vezi curajul și bunătatea pe care le avusese din totdeauna. Poate că aerul tinerei lumii era cauza, sau poate faptul că vorbiseră cu Aslan, sau poate și una și alta. Zău, șoptiful lui Pali la ureche, stăpânul meu s-a schimbat la fel de mult ca mine. Acum chiar arată a stăpân adevărat. Da, da, nu mi mai băzei așa în ureche, zise Pali. Mă gâdili. Acum haideți să desfacem copacii pe care i-ați legat și să vedem ce găsim acolo, spuse Aslan. Digori observă că ramurile a patru copaci care creșteau unul lângă altul fusese legate între ele astfel încât alcătuia un fel de cușcă. Cei doi elefanți și câțiva pitici desfăcură copaci în scurt timp. Înăuntru erau trei lucruri. Un copac tânăr care părea făcut din aur, un copac tânăr care părea din argint, dar al treilea era un obiect mizerabil, cu hainele pline de noroi, gemuit între cei doi copaci. Wow! spuse Digori în șoaptă. Unchiul Andreu. Pentru a putea înțelege mai bine, va trebui să ne întoarcem puțin în timp. Animalele, după cum probabil vă amintiți, încercaseră să-l planteze și să lude. Când din pricina udatului fusese trezit din leșin, se trezise utfleașcă, cu picioarele îngropate în pământ, care se tot transforma în noroi și înconjurat de mai multe animale sălbatice decât visase vreodată în viața lui. De aceea nu e de mirare că a început să țipe și să urle. Ceea ce a fost într-un fel foarte bine, fiindcă așa au fost toți convinși, chiar și porcul, că e viu. Drept care îl dezgropară la loc, pantalonii erau de acum într-o stare jalnică. De îndată ce se văzu cu picioarele eliberate, vrusă o ia la fugă, dar foprit de trompa elefantiței. Toți fură de acord că trebuie să-l pună undeva în siguranță până când vine Aslan să-l vadă și să le spună ce să facă cu el așa că făcură un fel de cușcă, după care îi oferiră tot felul de lucruri de mâncare. Măgarul adună grămezi de mărăcini și le aruncă în cușcă, dar unchiul Andreu nu păru să se sinchisească. Veverițele îl bombardară cu alune, dar el își apăra capul cu mâinile și încerca să se ferească. Câteva păsări în încolo și încoace aruncându-i cu generozitate virmi. Ursul fu deosebit de drăguț, după amiaza aceea găsise un cuib de vispi și în loc să mănânce el mierea, ceea ce tare ar mai fi vrut, această vrednică creatură i-o aduse unchiul lui Andreu. Dar asta a fost cea mai mare greșeală. Ursul reuși să arunce fagurii cu miere în cușcă și, din greșeală, îl lovi pe unchiul Andreu peste față, viespile nu muriseră toate. Ursul, pe care nu l-ar fi deranjat să fie lovit cu un fagure de miere, nu înțelese de ce unchiul Andreu începu să se agite. Și Ghinion, la un moment dat, se așeză pe grămada de ciulini. Dar oricum, după cum spunea porcul, îi intrase multă miere în gură creaturii și asta precis că i-a făcut bine aproape că începuseră să țină la animalul acesta ciudat și sperau că Aslan o să le dea voie să-l țină. Creaturile mai deștepte erau sigure de acum că sunetele pe care le scotea, cel puțin unele dintre ele, aveau un înțeles, îl botezară coniac, fiindcă scotea sunetele astea foarte des. În cele din urmă, totuși, trebuie să-l lase acolo peste noapte. Aslan fu ocupat toată ziua cu regele și regina și cu alte lucruri importante, așa că nu a avut timp să vină la bietul coniac. Dar cu toate alunele, perele, merele și bananele care îi fusese aruncate în cușcă, se descurcă binișor la cină însă nu s-ar putea spune că petrec o noapte prea plăcută. Aduceți-l aici, spuse Aslan. Unul dintre elefanți îl luă pe unchiul Andreu în trompă și îl puse la picioarele leului. Era atât de speriat că nici nu avea curaj să se miște. Aslan, domnule, vă rog, spuse Pali, puteți să-i spuneți ceva ca să nu mai fie frică. Iar după aceea să-i spuneți ceva ca să nu mai vină aici niciodată. Crezi că mai vrea să vină? O întrebă Aslan. Știți, spuse Pali, ar putea să trimită pe altcineva. E impresionat de faptul că dintr-o bară a crescut un întreg felinar și crede. -ă. Ce crede el e o prostie, copila mea, spuse Aslan. Lumea aceasta va musti de viață timp de câteva zile deoarece cântecul cu care i-am dat viața mai plutește în văzduh și mai scormonește pământul. Dar nu va dura prea mult. Nu-i pot spune asta acestui păcătos bătrân și nici nu pot să-l consolez, nu mi poate auzi vocea. Dacă aș încerca să vorbesc cu el, n-ar auzi decât niște mărâituri și niște răgete. Ah, fiai lui Adam, cât de tare vă apărați de ceea ce v-ar putea face bine. Dar îi voi da singurul dar pe care este în stare să-l primească. Își aplecă trist capul și suflă în fața speriată a magicianului. Dormi, spuse. Dormi și vei scăpa timp de câteva ore de toate grijile pe care tu singur ți le-ai creat. Unchiul Andreu căzu imediat, cu ochii închiși, și începu să respire liniștit. Luați-l de aici și culcați-l, le spuse Aslan. Iar voi, piticilor, să vă văd cât sunteți de pricepuți. Să văd ce coroane sunteți în stare să faceți pentru rege și regină. Mai mulți pitici decât v-ați putea închipui de dură buzna spre copacul de aur. Îl dezgoliră de frunze, rupseră și câteva crengi cât ai zice pește. Și acum copiii observară că nu arăta aur, ci chiar era din aur adevărat crescuse firește din monedele de aur care căzuseră din buzunarul unchiului Andreu, când îl întorseseră cu capul în jos, așa cum argintul crescuse din monedele de argint. Parcă din neant apărură grămezi de crenguțe uscate pentru foc, unicovală micuță, ciocane, clești și foaie, în clipa următoare, doamne, tare harnici erau piticuțieștia, focul era gata făcut, foalele lucrau, aurul se topia, ciocanele bocăneau. Două cârtițe pe care Aslan le trimisese mai devreme să sape, ceea ce le plăcea, de altfel, cel mai mult, aduseseră o grămăjoară de pietre prețioase la picioarele piticilor. Din degetele măiastre ale micuților fierari prinseră formă două coroane ușoare, delicate, două cercuri frumos făcute, pe care le puteai purta cu adevărat și care te puteau face să arăți. Mai bine, nu erau deloc urâte și greoaie, cum sunt coroanele moderne europene. A era împodobită cu rubine, iar a reginei cu smaralde. După ce răciră coroanele în Aslan îi puse pe Frank și pe Helen să îngenunză în fața lui și le puse coroanele pe cap. Apoi le spuse, Ridicați-vă, rege și regina Narniei, tată și mama multor regi care vor domni peste Narnia și peste tărâmul Arken și peste insule. Fiți drepți și miloși și curajoși. Fiți binecuvântați. Toți cei prezenți izbucniră în urale, nechezară, bătură din Aric, iar perechea regală rămase solemnă și puțin timidă, dar timiditatea îi făcea să pară și mai nobil. Și în timp ce aclama, digorii l-auzi pe Aslan spunând. Priviți! Întoarseră cu toții capul. Li se tăie răsuflarea de mirare și încântare. Ceva mai încolo, ridicându-se deasupra capetelor lor, văzură un pom care cu siguranță nu mai fusese înainte. Crescuse probabil fără niciun zgomot, dar repete, așa cum se ridică un steac pe catarc în timp ce ei erau ocupați cu încoronarea. Ramurile lui păreau să lumineze, nu să umbrească pământul, și de sub fiecare frunză se ivea câte un măr cintiu. Dar ceea ce îi pe toți fumirea sma care venea dinspre pom. O clipă, nimeni nu se putu gândi decât la ea. Fiul al lui Adam, spuse Aslan, ai pus bine să în pământ. Iar voi, locuitorii ai Narniei, aveți datoria să păziți acest pom, fiindcă el va fi scutul vostru. Vrăjitoarea despre care v-am spus a fugit departe, undeva în partea de nord a lumii noastre, va trăi acolo și va deveni foarte puternică în mace. Dar atâta vreme cât înflorește pomul ăsta, nu va veni niciodată aici, în Narnia. Nu are curaj să se apropie la o distanță mai mică de 100 de kilometri de pom, din cauza miresmei, care pentru voi e dătătoare de bucurie și sănătate, dar pentru ea e dătătoare de groază, moarte și disperare. Toată lumea privea pomul cu solemnitate. Aslan își întoarse dintr-o dată capul, împrăștiind raze aurii de lumină din coamă și-și opri ochii asupra copiilor. Ce e copii? Îi întrebă, pentru că-i surprinse șușotind și făcându-și semne. Oh, Aslan, domnule, început Digorii, îmbujorându-se, am uitat să vă spun. Vrăjitoarea a mâncat deja un măr ca acela din care a crescut pomul. Nu spusese tot ce gândea, dar completă polti în locul lui, lui Digori, era mereu teamă să nu se facă de râs. De aceea probabil că nu o s o deranjeze mireasma acestor mere. Și de ce crezi asta, fiica Evei? O întrebă leul. Păi, fiindcă am mâncat un măr. Copila mea îi răspunse el, tocmai de asta toate celelalte o îngrozesc. Asta li se întâmplă tuturor celor care culeg și mănâncă fructe atunci când nu trebuie și cum nu trebuie. Fructul e gustos, dar după aceea nu se vor mai putea atinge de el. Înțeleg acum, spuse Pali. Și cred că fiindcă l-a mâncat când nu trebuia, nu o să aibă niciun efect asupra ei. Vreau să spun că nu o să o facă tânără și așa mai departe, nu-i așa? Ba da, din păcate, zise Aslan, dând din cap, va avea același efect. Lucrurile au întotdeauna efectul pentru care au fost create și a făcut pofta, are o putere de neînvins și e nemuritoare cauzeiță. Dar viața veșnică, atunci când ai o inimă rea, e doar o veșnică tristețe și ea a și început să o simtă. Toți capătă ceea ce caută până la urmă, dar nu le place întotdeauna. Am fost cât pe ce să mănânc și eu unul, Aslan, îi spuse Dicori. Aș fi a. Da, copilul meu, îi răspunse Aslan. Căci fructul își face mereu efectul, trebuie, dar efectul nu e întotdeauna unul plăcut pentru cel care l-a cules din proprie inițiativă. Dacă un locuitor al Narniei ar fi furat un măr și l-ar fi îngropat aici ca să protejeze Narnia, ne puste nimeni să facă asta, mărul ar fi protejat Narnia. Dar ar fi protejat-o transformând-o într-un imperiu puternic și crud, cum a fost șarnul, nu ca tărâmul bălând pe care am vrut eu să-l crez. Și vrăjitoarea a mai încercat să te ispitească să mai faci ceva, nu-i așa? Da, Aslan. Mi-a spus să-i duc un măr mamei. Asta ar fi vindecat-o, dar nu v-ar fi adus nicio bucurie. Ar fi venit o zicând, privind în urmă, și tu și ea v fi căit și v-ați fi dorit să fi murit atunci când fusese bolnavă. Digorii nu mai putu spune nimic, lacrimile le necau și pierduse orice speranță că și-ar putea salva mama, dar în același timp, își dădea seama că leul știa ce s-ar fi putut întâmpla și că există poate lucruri și mai îngrozitoare decât să pierzi pe cineva foarte drag. Dar Aslan îi mai spuse, aproape în șoaptă. Asta s-ar fi întâmplat, copilul meu, dacă îi duceai un mărfurat. Dar nu așa se va întâmpla acum. Ceea ce-ți voi da eu acum vă va aduce numai bucurii. Nu va da în lumea voastră viață veșnică, dar o va vindeca pe mama ta. Du-te, culege un măr din pom, Preț de o clipă de gori nu înțelese. Parcă se răsturnase lumea întreagă. După care, ca într-un vis, se duse spre pom, trecând pe lângă rege și regină și toți ceilalți, care la clamau. Luă un măr și îl puse în buzunar. Apoi se întoarse la Aslan. Vă rog, spuse, pot să plec acasă. Uitase să-i mulțumească, dar avusese de gând să o facă, și Aslan înțelese. Capitolul 15 Sfârșitul acestei povești și începutul tuturor celorlalte. Când sunt cu voi, n-aveți nevoie de inele, se auzi vocea lui Aslan. Copiii clipiră și se uitară în jur. Erau din nou în pădurea dintre tărâmuri. Unchiul Andreu dormea pe iarbă. Aslan era lângă ei. Haideți, e timpul să vă întoarceți acasă. Dar mai întâi trebuie să vă spun două lucruri, un avertisment și un ordin. Uitați-vă aici, copii. Se uitară și văzură o groapă, cu fundul acoperit de iarbă, caldă și uscată. Data trecută când ați fost aici, le spuse Aslan, groapa asta era un ochi de apă. Când ați sărit în el, ați ajuns în lumea în care un soare muribund strălucea peste ruinele cearnului. Acum ochiul acela de apă a secat. Lumea aceea s-a sfârșit, de parcă n-ar fi existat niciodată. Aveți grijă ca asta să le servească de învățătură rasei lui Adam și a Evei. Da, Aslan, spuseră copiii. Pali adăugă. Da, noi nu suntem chiar așa de răi ca lumea aceea, nu-i așa, Aslan? Nu încă, fiica Evei. Nu încă. Dar lumea voastră devine tot mai rea. Nu e sigur că nu o să se găsească și printre voi o persoană rea, care să afle un secret la fel de periculos ca acel al cuvântului deplorabil cu care să omoare toate ființele. Și nu peste mult timp, înainte să îmbătrâniți, marile nații ale lumii voastre vor fi conduse de tirani cărora nu să le pese de bucurii și de dreptate mai mult decât îi pasă împărătesei Jadis. Avertizați-vă lumea! Iar acum, ordinul! Luați acestui unchi cât de repede puteți, toate inelele magice și îngropați-le undeva unde să nu le mai poată folosi nimeni niciodată. Copiii îl priveau amândoi în ochi în timp ce el le spunea aceste vorbe. Și dintr-o dată, n-au știut niciodată cum anume s-a întâmplat, fața leului deveni o mare de aur pe care începură să plutească și se simțiră cuprinși de o dulceață și o putere care îi făcură să creadă că nu mai fuseseră niciodată cu adevărat fericiți sau înțelepți sau buni, nici măcar cu adevărat vii sau treși. Iar amintirea acelui moment nu-i mai părăsi niciodată, astfel încât de câte ori erau amărâți sau furioși sau în momentele de teamă, gândul la acea bunătate de aur, sentimentul că era încă acolo, aproape de ei, undeva după un colț sau după vreo ușă, revenea și făcea să creadă, în adâncul sufletului lor, că totul e în ordine. Un minut mai târziu, toți trei, unchiul Andreu se trezise acum, reveniră în zgomotul, căldura și mirosurile Londrei. Se treziră pe trotuarul din fața casei familiei Keterley și, cu excepția vrăjitoarei, a calului și a birjarului, totul era exact ca înainte. Felinarul avea o bară ruptă. Resturile birjei zăceau pe stradă și mai era și mulțimea. Oamenii mai discutau încă și unii dintre ei în lângă polițist, spunând. Își revine. Sau. Cum te simți, bătrâne? Sau. Vine imediat salvarea. Doamne, își spuse Digori în sinea lui. Cred că întreaga aventură n-a durat decât o clipă. Cei mai mulți se uitau cu un verșunare în jur, încercând să o găsească pe Jadis și Calul. Nimeni nu-i băgă în seamă pe copii, pentru că nimeni nu-i văzuse plecând sau întorcându-se. Iar în ceea ce îl privește pe unchiul Andreu, având în vedere Halul în care arăta acum, cu hainele ferfeniță și cu fața plină de miere, nu-l mai putea recunoaște nimeni. Din fericire, ușa de la intrare era deschisă și fata în casă stătea în prag, uitându-se la ce se întâmplă pe stradă. Ce distracție! Așa încât copiii dă dură un ghiont lui Andreu să intre înainte să întrebe cineva ceva. Acesta dădu buzna în sus pe scări înaintea lor și copiii se temură că se duce în pot să ascundă inelele magice. Dar n-aveau niciun motiv de îngrijorare. El se gândea la sticla din șifonier, așa că dispăru pe dată în dormitor și încuie ușa. Când ieși acolo, nu peste mult timp, era înhalat și se duse drept la baie. Pali, poți să iei tu celelalte inele? O întrebă Dicorii. Eu vreau să mă duc la mama. Bine, ne vedem mai târziu, spuse Pali și o porni spre scările care duceau la pot. Digori așteptă o clipă să-și tragă sufletul, după care intră încet în camera mamei. Stătea în pat ca de obicei, rezemată de perne, cu o față atât de slabă și de palidă, că-ți venea să plângi văzând-o. Digori scoase mărul vieții din buzunar. Așa cum vrăjitoarea Jadis arătase în lumea noastră altfel decât în lumea ei, tot așa și mărul din grădina de pe deal arăta acum altfel. În dormitor erau, firește, multe culori, cuvertura colorată de pe pat, tapetul de pe perete, lumina soarelui din geam și halatul frumos, albastru, al mamei. Dar în clipa în care Digori scoase mărul din buzunar, toate aceste lucruri părură aproape incolore. Toate, chiar și lumina soarelui, păreau ofilite și spălăcite. Strălucirea mărului arunca lumini ciudate în tavan. Nu mai merita să te uiți la nimic, iar mireasma mărului vieții te făcea să crezi că una dintre ferestre e deschisă spre rai. Dragul meu, ce frumos e, îi spuse mama. Ai să-l mănânci, nu-i așa? Te rog, îi spuse Dicorii Nu știu dacă doctorul o să fie de acord, îi răspunse. Dar de fapt sunt aproape sigură că pot să-l mănânc. El îl curăță și îl tăie și îi dă duc câte o bucățică, pe rând. De-abia termină de mâncat, că mama a început să zâmbească și capul ei căzu pe pernă într-un somn adânc, adevărat, bălând, fără să fi luat niciun medicament dintre acela de care avusese atâta nevoie. Și era evident că acum chipul ei arăta altfel. Digori se aplecă și o sărută încet, după care se furișă din cameră cu inima bătându-i foarte tare, luă și cotorul cu el în restul zilei, de câte ori se uita la lucrurile din jur și vedea cât de banale și de lipsite de mage sunt, își pierdea orice speranță. Dar când își amintea de chipul lui Aslan, începea din nou să spere. În seara aceea îngropă cotorul în grădina din spatele casei. A doua zi dimineață, când veni ca de obicei doctorul, Digori se aplecă peste balustradă ca să audă mai bine. L-auzi pe doctor ieșind din cameră cu mătușa Leti și spunând, domnișoară Ketterley este cel mai extraordinar caz pe care l-am întâlnit în toată cariera mea de medic. El e un miracol. Eu nu i-aș spune nimic băiatului acum, ca să nu-și facă prea mult speranțe. Dar, după părerea mea, aici însă începu să vorbească prea încet și digorii nu-l mai putu auzi. După masă se duse în grădină și fluieră semnalul lor secret, ca să o cheme pe Pali, care nu se mai putu se întoarce în ziua precedentă. Ce vești ai? Îl întrebă Pali, uitându-se peste gard. Vreau să zic, ce face mama ta? Crede, cred că o să fie bine, îi spuse Digori. Dar dacă nu te superi, aș prefera să nu vorbesc încă despre asta. Ce ai făcut cu inelele? Le-am luat pe toate, spuse Pali. Uite, stai calm, port mănuși. Hai să le îngropăm. Hai! Am făcut un semn unde am îngropat ieri cotorul. Pali sări gardul și mersera acolo împreună. Dar se dovedi că n-ar fi fost nevoie să facă niciun semn. În locul unde îngropase cotorul, creștea deja ceva din pământ. Nu așa repede cum văzuseră crescând copacii în Narnia, dar răsărise deja un pom. Luară o lopățică și îngropară toate inelele magice, chiar și pe ale lor, în cerc, în jurul pomului. O săptămână mai târziu, era aproape sigur că mama lui Dicori se însănătoșea. Două săptămâni mai apoi, putea să stea în grădină. Și o lună mai târziu, întreaga casă devenise un loc cu totul diferit. Mătușa Leti făcea tot ce-i cerea mama, deschidea geamurile, trecea perdelele în ca să pătrundă lumina în camere, erau flori peste tot, mâncarea mai bună, pianul fu acordat și mama început din nou să cânte și se juca atât de mult cu Dicori și cu Pali, încât mătușa Leti spunea. Zău, Mabel, tu ești mai copil decât ei doi. Când lucrurile merg prost, merg așa o vreme, dar când lucrurile încep să meargă bine, atunci merg tot mai bine. După vreo șase săptămâni, sosi și o scrisoare lungă de la tata, din India, cu vești neașteptate. Bătrânul lung Kirk murise, ceea ce însemna că tata era acum foarte bogat. Intenționa să se pensioneze și să se întoarcă acasă de tot. Iar casa cea mare de la țară, despre care Digori auzise de atâtea ori, dar pe care nu o văzuse niciodată, avea să fie de acum a lor, casa cea mare cu armuri, grajduri, râu, parc și sere și înconjurate de păduri și de munți. Așa că Digori era acum la fel de sigur ca voi că vor trăi cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Dar poate mai vreți să aflați unele lucruri. Pali și Digori rămase buni prieteni. Ea venea aproape în fiecare vacanță să stea cu ei, în casa lor frumoasă de la țară. Acolo a învățat să călărească, să nuate, să mulgă vaca, să facă prăjituri și să urce pe munte. În Arnia, animalele trăiau în pace și bucurie și nici vrăjitoarea, nici alt dușman nu a părut să tulbure acest tărâm multe sute de ani. Regele Frank și regina Helen, împreună cu copiii lor, trăiră fericiți în Narnia, iar al doilea lor fiu deveni rege al tărâmului Arken. Băieții se însurară cu nimfe, iar fetele se măritară cu zei ai pădurii și cu zei ai râului. Felinarul pe care îl plantase vrăjitoarea, fără să știe ce face, lumina zi și noapte în pădurea din Narnia, așa încât locul acela fost numit felinarul risipitor și când, mulți ani mai târziu, ajunse acolo un alt copil din lumea noastră, becul mai ardea încă. Și aventura aceea este, într-un fel, legată de cele pe care tocmai șase le-am povestit. Iată cum s-a întâmplat. Pomul care crescuse din cotorul pe care îl îngropase Digori în grădina din spatele casei era acum un pom mare și frumos. Deoarece creștea în solul din lumea noastră, departe de vocea lui Aslan și departe de aerul tânăr al Narniei, nu rodea mere care să vindece femeile muribunde, cum se vindecase mama lui Digori, dar merele pe care le rodea erau mult mai frumoase decât oricare altele din Anglia și erau foarte bune la gust, deși nu și fermecate. Dar undeva în adâncul sevei lui, pomul nu-l uită niciodată pe celălalt pom din Narnia, din care se trăgea. Uneori se legăna misterios, deși nu bătea vântul. Cred că asta se întâmpla atunci când în Narnia erau vânturi puternice. Pomul din Anglia tremura pentru că, în clipa aceea, pomul din Narnia se apleca și se legăna în bătaia vuitului dinspre sud-vest. Cu toate acestea, după cum s-a dovedit mai târziu, în lemnul său era și ceva magic. Căci, când Digori ajunse la o vârstă mijloce și devenise un învățat cunoscut, un profesor și un mare călător al acelor vremuri, casa familiei Keterlei îi reveni lui. Într-o zi se porne o furtună puternică în partea de sud a Angliei și pomul căzu la pământ. Digori nu vrut să-l taie pentru lemne de foc, așa că făcut din el un șifonier, pe care îl puse în casa cea mare de la țară. Și deși el nu a descoperit proprietățile magice ale acelui șifonier, cineva tot le-a descoperit până la urmă. Așa a început acel dute vino dintre Narnia și lumea noastră, despre care puteți citi în celelalte cărți. Când Digori și părinții lui s-au dus să locuiască în casa de la țară, l-au luat și pe unchiul Andreu să stea la ei, tatăl lui Digori spuse. Trebuie să încercăm să nu-l lăsăm să mai facă rele și nu e corect să aibă grijă de el numai biata mătușăletii. Unchiul Andreu n-a mai încercat să facă nicio magie câte zile a mai avut. Se învățase minte și, la bătrânețe, deveni mai drăguț și mai puțin egoist decât înainte. Dar îi plăcea foarte tare să-și primească oaspeții în sala de biliard, unde, singur cu ei, le povestea despre o doamnă misterioasă, o regină din altă țară, cu care se plimbase el prin Londra. Avea un temperament drăcesc, spunea. Da, era o femeie tare faină, domnule, tare faină. Sfârșitul volumului 1. Notiță biobibliografică. Despre autor. Clive Staples Lewis, critic, teolog, autor de science fiction și literatură pentru copii. Născut la Belfast, a fost din anii copilăriei un cititor pasionat care s-a exersat de timpuriu în arta scrisului. Moartea mamei sale, când el avea doar 10 ani, a însemnat sfârșitul unei copilării fericite și ocrotite și totodată întâlnirea cu o nouă lume, cea a școlilor și internatelor de băieți. Adolescentul și-a găsit refugiu în mitologie și în muzică și a pierdut credința în Dumnezeu, dar a continuat să scrie a repurtat câteva succese școlare, iar mai târziu a publicat un volum de poezii și a început să studieze limbi clasice și filosofia la Oxford. În încheierea studiilor, s-a dedicat literaturii engleze, iar din 1925 a fost primit la Magdalen College, remarcându-se ca un excelent orator și dascăl în această perioadă. Casa lui a devenit locul de întâlnire a unui grup de scritori, printre care se număra și J.R.R. Tolkien. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a devenit primul titular al Catedrei de Literatură Engleză Medie și Renascentistă. Între 1929 și 1931, C.S. Lewis s-a reconvertit la creștinism, iar această importantă experiență a devenit o sursă și o constantă a întregii sale opere, începând cu prelegerile și cu lucrările sale de specialitate și până la trilogia S.F. Out of the Silent Planet, Perel Andre, de Strange, sau ciclul de povestiri fantastice pentru copii cronicile din Narnia.